bă, Alice, m-ai trezit din somn, Alice, unde m-ai adus tu aici? Vrei iar să facem concurs de construit? Nu te-ai sătura să facem concursul ăsta de construit? Așa, întotdeauna, ce mai vrei să mai construim astăzi? Păpune, vreau și o sătură, dar nu se poate cu tine. Trezește-te, bă, Rafaele, mai rapid, hai, cu spor de viață, e concurs de construit, trebuie să te grăbim aici. Păi sunt treaz, nu vezi că sunt treaz, aici am venit și da, ce concurs de construit, la ce m-ai adus? Aia, chiar sunt curios, la ce concurs m-ai adus de data asta? Că, păpune, adică mă chemi așa în continuu, ca concurs de construit, dar nu-mi spui înainte, mă spui fix când ajungem aici sau nici aici nu-mi spui. Păi, bă, Rafaele, concurs de construit de baza ascunsă. Cum adică baza ascunsă? Ce baza ascunsă? Baza secretă? Da, baza secretă, de aia, cum ai făcut. Și de data asta, și de data asta mă lași doar o rundă, adică nu facem de nou versus pro? Ah, păi e perfect, mă, dacă facem doar o rundă. Nu, 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 hei, facem de nou versus pro. Aolea, iar mă pui la două runde, hai mă, Alice, mă, ce trezești așa din somn și chiar mă pui la două runde? Bine, mă, hai, du-te la tine, du-te în partea ta, eu o să încep. Acum, atunci, Alice, Alice, că astăzi o să facem baza secretă de nou și baza secretă de pro și o să fie foarte tare, deoarece o să o bat pe Alice, m-a trezit din somn, aia trebuie să o bat 100%. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la baza de noob, cine a făcut mai frumos la baza de pro și scrieți acolo în comentarii cine a câștigat tot meciul și ambele runde, adică care construcții v-au plăcut mai mult și dați și acolo note la fiecare construcție, deoarece Alice, eu zic o să te bat 100% și spune și mie așa, ce pai tu de gând să, deja te-ai apucat, mă, ce faci aici? Bă, păi, bă, Rafaele, n-ai zis că începem cum? Păi nu, n-am zis că începem, n-am zis că începem, sau hai, apucă-te, apucă-te, că avem timp, avem timp, facem timp destul, că nu este pe cronometru, adică nu este ca în ăla cu dar să la minut, dar cu voi, dar fii atent, Alice, o să te bat 100%, dar vreau să-mi spui ce o să faci tu aici, o idee așa, ce o să faci tu, chiar sunt curios. Ei, da, nu pot să zic chiar tot, eu baza ascunsă și acum din câte vezi am făcut o ușă. A, da, și asta e baza ascunsă, nu? Da, uite, e foarte ascunsă, nu mă vezi dacă stau așa. Nu, chiar nu te văd, sincer, la modul cel mai serios. Ok, deci da, Alice deja a făcut baza secretă, pot să-i dau nota 0, hai, Alice, hai să începem acum, să începem aici, să facem, să facem, fii atent, n-am nicio idee, dar în câteva minute o să am cea mai șmechere idee. Ok, Alice, acum o să mă apuc și eu, mi-am ales câteva materiale, am aici niște frunze, am aici ceva de copac, o să fac un fel de copac, adică nu o să fie un copac, dar o să fie o bază secretă, sper eu să fie ceva șmecher, adică mi-a venit, mi-a așa o idee, dar să vedem cum o să iasă, spune-mi acolo, cum te descurci tu, ce o să faci tu acolo, chiar sunt curios, pentru că eu deja m-am apucat și pot să zic că poate o să fac ceva, nu știu sigur dacă o să fac ceva șmecher, dar vreau să-mi spui ceva și tu acolo, poate am și o idee, așa. M-am apucat să fac aici o bază sub pământ. Te-ai apucat să faci o bază sub pământ? Cum adică o bază sub pământ? Păi stai mă puțin, păi unde sub pământ? Că o făceai în aer, erai în aer acolo, nu erai sub pământ. M-am răzgândit, nu mai îmi place ideea aia. A, nu-ți mai place ideea, acum vrei să faci alte idei cum ar veni. Bine mă, Alice, fii atentă, eu deja am apucat aici să fac o chestie foarte, foarte mișto. Deci fii atentă, stai că asta este o bază de noob și aici nu trebuie să ne complicăm noi cu foarte multe chestii. Trebuie să facem niște chestii cât de cât okeiuțe. Hai să vedem cum o să fac eu aici la baza asta de noob. Bă, la baza de noob să zicem că probabil ar fi ceva de genul așa, pe undeva pe aici să mergem așa foarte, foarte, foarte frumos în jos. Și să vedem aici, mamă, nu, nu, că nu merge așa, mamă, nu știu cum o să fac, mă, Alice, mă, tu cum faci acolo, mă, chiar n-am, eu n-am nicio idee, sincer, adică am o idee așa, dar parcă nu prea e cum aș dori eu să fie, sincer. Adică cum fac, că deja am terminat, hai mai rapid. Ai terminat, hai că ai terminat, de unde să termin, hai că dacă ai terminat tu acum, ok, bine, uite, ai terminat. Uite că stau la ușă, stau aici, uite. Bine, bine, stai acolo, așteaptă mult și bine până eu termin acum, ok, deci hai să fac aici, mamă, stai că deja dau un apă aici, mamă, pe nici nu pot să fac în jos, mă, Alice, ce fac aici? De fapt, hai că merge cât de cât așa, foarte, foarte frumos și o să fac aici, pentru că am zis că este de noob, nu o să fac o chestie foarte mare, o să fac doar atât, să zic, hai să vedem doar chestia asta, punem aici un mic pătuț, în sfârșit, fii atentă, Alice, eu am terminat, cred că am terminat, am făcut aici un pat așa, tot cât de cât ok, adică nu trebuie să fac ceva mai mult, sincer, bă, eu zic că e ok, adică este o bază așa secretă, cât de cât să zic, hai că mai punem niște chestii așa, să facem puțin mai secretă, dar, da, asta e de noob, dar trebuie să fac mai multe chestii, da, eu zic o las așa, gata, am terminat, Alice, poți să zici dacă tot, mă, ce faci mai aici? E, hai că te aștept aici de mult timp, hai la tine, hai la tine. La mine, nu, nu, fii atentă, vreau să mergem prim. Da, clasic, dar fiecare dată trebuie să mergem prima oară la mine, ok. Acum vreau să văd. Bă, ele, bă, ce e asta? Ai făcut boscheți? Păi da, e o bază secretă, Alice, zic că e o bază secretă. Vreau să găsești intra. Hai că ai găsit-o deja, bravo, Alice. Intrăm aici și asta e baza. Da, e mult, mult prea simplă, dar bine. Păi da, e bază de noob, ce vrei să fac la bază de noob? Vrei să mă fac aici să fac cel mai mare chestie, cea mai mare bază de lume, de pro sau cum vrei. Da, mie mi se pare că mai copiat, așa că îți dau un 6, dar hai să vedem. Nu, stai puțin, tu ai făcut la fel ca mine. Poți să vezi. Ia, ce? Asta e baza ta? Da, e tu-ți de noob. De mine? Asta e baza ta? Adică la modul cel mai serios. Asta e baza. Mamă, ce bă, dar până la urmă, da, e o bază. Da, nu, bă, da, Alice, cam e așa evidentă, sincer, nu știu ce să zic. Alice, de fapt, hai mă. Alice, nu bă, evidentă, nu vezi nimic. Și acum intri. Face schimb.
Da, hai să trecem la următoarea mai rapid. În fine, mă, Alice, eu îți dau nota 7, tu încă nu mi-ai dat notă, vreau să aud nota ta, ce îmi dai notă mie, îmi dai mie. Până la urmă, dar fii atentă, vreau să scriu oamenii acum în comentarii cine a făcut mai frumos dintre noi, de pentru că eu zic că eu am făcut, tu zici că tu, da, scriu oamenii în comentarii. Dar zi tu nota, eu ți-am dat 7, tu ce notă îmi dai? Da, bine, Rafael, fii atent, am să-ți dau nota 6,69. A, normal, ca să nu iau, să nu ai mai mult decât mine, ok, dar fii atent, de data viitoare, vreau să-mi dai tu prima oară notă. Ok? A, ok, bine, să stau, da, bine. Oricum și acum trebuia să faci la fel, dar aia, lasă, nu mă mai interesează, pe bune. Acum, hai să trecem la a doua rundă, la cea de pro, unde o să fie o bază secretă, nici nu știu cum o să fac încă, dar avem timp de gândit. Gata, Alice, mi-am ales câteva materiale, încă am o idee așa, dar nu știu sigur dacă e o idee prea bună, dar după cum puteți vedea voi, oameni buni, acolo avem un munte și am zis, hai să fac și eu un munte, ceva de genul o bază secretă într-un munte, adică ce s-ar putea întâmpla mai rău de atât, adică bine, ce-ar fi rău în asta, pe bune, adică eu zic că o să fie ceva foarte șmecher. Acum, hai să-i dăm forma, Alice, vreau să te întreb ce faci tu acolo, cum o să faci, dacă o faci munte, dacă o faci, bine, sper să nu o faci munte, că dacă faci ca mine e o problemă, Alice, pe bune, la mulți ani, serios. Rafael, eu ies niciodată în viața mea. Ce ai zis? Bă, Alice, dar nu te aud, bă, Alice, ai și tu microfon la 2 lei, pe bune, sincer. Bă, Rafael, eu am zis că eu nu copiez în viața mea, nu fac eu în munte, eu fac tot subteran. A, ok, faci subteran, ok, acum eu mă apuc aici să fac o formă așa la munte, prima oară să fac aici un cub, să fie așa o formă, ok? Și după o să-i dau o formă cât mai șmecheră, dar revenim după, deoarece eu zic că o să te bat, Alice, și chiar sunt acolo curios dacă o să faci ceva șmecher sau nu. Gata, Alice, am făcut muntele, am făcut exteriorul și acum trebuie să mă ocup de interior, dar ceea ce este foarte șmecher la această bază secretă este că eu am două intrări secrete despre care eu zic că o să fie greu să le găsești. Ok, nu vreau să-ți dau mai multe spoilere, dar una este pe undeva mai pe sus, una este pe undeva mai pe jos și acum o să le arăt oamenilor care sunt intrările secrete și haideți să vă arăt prima intrare, care eu zic, bă, chiar sunt curios ce părere aveți de asta, chiar sunt curios, să scrieți voi acolo în comentarii dacă v-ați fi gândit la locurile astea, să intrați voi, să căutați aici, dacă e un loc bun sau nu, adică bine, sunt două locuri, dar ați prins ideea. Bun, și acum haideți să intrăm în prima locație, în prima pază secretă, prima locație pe unde puteți să pun, pe unde poți intra. Cum ar veni, intrați pe aici foarte, foarte frumos și ați intrat aici. Aici este locul acesta foarte, foarte tare. Dacă vedeți aici, putem să mai intrăm printr-o parte, urcăm aici sus și aici vedeți că avem o chestie aici deasupra. Ei bine, poate vă întrebați, bă, dar asta nu pare, adică e greu, dar uitați-vă foarte puțin aici, uitați-vă puțin aici, deci stați puțin. Haideți să mergem jos de tot și acum, haideți să vă arăt traseul pe care trebuie să-l urmați. Mergeți pe asta, după urcați pe asta așa foarte, foarte frumos și de aici nu știți ce se întâmplă, vedeți că e asta așa, dar voi trebuie să o dați jos, după o dați așa, după o ridicați cum ar veni ca să nu-și dea seama altcineva și aici la fel, faceți la fel, ridicați și ați prins ideea și cam așa am ajuns și eu zic că e o idee bună, nu știu, scrieți-vă acolo în comentarii dacă e o idee bună sau nu. Și acum, haideți să ne ocupăm și de interior, să facem interiorul, să-l facem foarte frumos, intru acum foarte bine aici și Alice, chiar sunt curios ce ai făcut tu, până cât timp fac eu interiorul aici, când mă gândesc să fac eu toate astea, chiar să vreau să-mi spui și mie ce ai făcut tu pe acolo. Bă, Rafael, deci fii atent, eu am făcut aici o bază subacvatică într-un fel. Mama, subacvatică, mă, păi și eu am făcut, bine, n-am făcut subacvatică, dar ceva de genul, poți să zic într-un fel, ai prins o idee, așa, și ce ai mai făcut tu pe acolo? Așa, am făcut aici o bucătărie, un loc unde mă joc, ursuleț așa? Normal. Ursuleț normal, că ursulețul nu putea să lipsească de la tine, înțeleg, da, ok, și altceva, ce mai făcut? Am două frigidere, unul pentru mâncare și unul pentru sucuri și un pat. Ma, Alice, uite-te că am făcut eu aici, am făcut ceva foarte șmecher. Nu știu ce aș putea să mai fac pe aici, aș putea să mai fac ceva, dar habar n-am ce să fac, sincer. Pentru că, băi, eu zic că arată genial, adică nu cred că ar trebui să fac mai multe chestii. Până la urmă este o bază secretă, dar este de pro și ar trebui să mai fac ceva. Nu știu, mă mai gândesc să mai fac câteva lucruri. Ai ceva de spus înainte să mă mai gândesc și eu așa? Eu am de spus să vii mai rapid, că stau aici la ușă și te aștept. A, de unde să stai, mă, de la ușă să mă aștept? Hai, fii atentă. Eu acum stai să mă mai gândesc, să mai pun mai multe chestii pe aici, că eu deja zic că, bă, nu e finalul ăsta, mai durează, mai trebuie să mai fac niște chestii, pentru că nu sunt foarte, foarte mulțumit, dar cred că o să mai fac ceva și prin exterior sau nu. Haideți că mă mai ocup acum prin interior, văd ce pot să mai fac și revenim imediat cu materialele. Gata, mi-am mai ales niște materiale și acum hai să facem, fii atent, o să pun aici un mic șemineu, îl pun aici foarte, foarte frumos, cred că aici e perfect, ok, l-am pus, pun și un carpet aici, că mai avem nevoie și noi de ceva foarte, foarte tare pe aici și pe aici, o să pun pe aici, după cum puteți vedea chestia aceasta, dar trebuie să o mut eu foarte, foarte frumos, trebuie să mai stau puțin așa, să mai dau puțin în partea aceasta, dacă ar merge super, super tare, pentru că eu zic că se potrivește, adică e tematică foarte, foarte bună, dar da, eu zic că totul este foarte bine. Am aici o oglindă, cum ar veni, o pun și pe asta pe aici, cred că las aici, cred că este un loc bun. Aici trebuie să mai punem și un ceas pe care trebuie să-l pun și eu tot așa. Vreau să pun și un dăsta, un ursuleț, pentru că al fac cu Alice totul și vrea și ea un ursuleț, vrea ceva. Alice, ce părere ai că am pus eu ursuleț? Băi, bă, Rafael, bă, eu mă simt foarte încântată că ai pus și tu un ursuleț acolo. Cream că o să faci urât, da, e bine, cream că o să faci
faci urât, pentru că te-am copiat cum ar fi. Adică bine, nu te-am copiat, că până la urmă puteam și eu să pun asta, dar credeam că faci urât totuși, că până la urmă folosesc un ursuleț, folosesc ceva de genul. Și da, fii atent, eu o să pun aici în partea asta, dacă ar putea să stea ăsta să vină puțin mai aproape de mine, ar fi perfect, dar văd că nu vrea să vină, las așa aici. A, e, dacă nu se pune cum trebuie, ăsta îl pun aici, îl trag așa puțin mai în spate, îl punem direct pe perete și aici cred că nu mai am nimic de făcut. Am făcut pe aici, am pus ăsta, cred că las puțin să văd dacă pot să mai dau puțin mai așa. Stă bine aici, stă foarte, foarte bine și nu știu dacă mai am ceva de făcut, sincer. Adică am făcut toate chestiile astea, nu știu dacă mai am ceva de făcut. Mă uit prin exterior, haide să schimb și eu asta culoarea, că parcă totuși roz așa nu parcă dă bine. Mamă, stai că ăsta îl punem ca acest, tu cum ar veni? Eu zic ok, stăm așa, ne uităm foarte frumos aici în oglindă, cât de bine arătăm toate astea. Alice, eu pot să zic că cred că e gata. Cred că e gata. Atât am zis, cred că e gata. Ieșim pe aici, pe dedesubt, foarte, foarte frumos. Pe aici, dacă vrei să te uzi, te uzi. Dacă nu vrei să te uzi, intri pe acolo pe sus și cam aia e. Deci am două intrări și eu zic că arată super, super tare. Și pot să zic că totuși am îndeplinit cerința, am făcut o bază secretă așa de pro. Pot să zic că e de pro, adică cu două intrări așa nemai gândite, adică au fost așa gândite pe loc, mi-au venit așa pe moment. A ieșit totul super, super bine, super natural. Și acum, Alice, vreau să-mi spui dacă tu ai terminat, pentru că eu pot să zic că sunt gata. Terminat și eu, suntem amândoi gata, hai. Ai terminat, mă? Când ai terminat, mă? Tu când ai ce-ai făcut și ce ai făcut tu acolo, pe bune? Că nici nu mai știu să mai vorbesc, Alice, pe bune. Păi, eu am făcut foarte multe chestii, o să vezi, hai. Te văd că ești la ușă, hai. Da, da, stai puțin, Alice, stai puțin. Deci fii atent, Alice, vreau să nu te uiți, deschid acum ușa, că știu că ești tu aici, dar nu te uita, mă, fii atent, vreau să mergem acum prima oară la tine, pentru că am mers la mine, ok? Așa, acum, da, bine, Rafael, hai. Mă, ce e asta, Alice? Bă, Alice, tu-ți bagi joc, unde ai făcut? Ce ai făcut aici? Ce e asta? Asta, deci, stai să-ți explic, deci, aici dorm eu, aici te joci tu cu maneta când ai ce faci și în rest ai privire. A, și asta e baza secretă, ia, mă, ce baza secretă? Mamă, ce ai făcut, mă, aici? Păi și unde cobori aici? Stai că e scară, n-am văzut, ok, merg așa frumos, ia ce acolo este... Închidem. Ok, da, aici închidem, mamă, ce... Alice? Da. Mamă, cât de tare arată, bă, arată genial, pe bune. Mamă, cât de tare arată, bă, cum te-ai gândit să faci așa ceva? Păi, m-am gândit la ocean, așa că am zis să o fac în ocean. Auzi, da, dacă intră cineva să se scalde pe aici prin apă, să nuate prin apă, tu ce faci? Te vede, nu? Păi, da, eu n-am nicio problemă. N-ai nicio problemă, bă, dar vezi că arată genial, mamă, vedem aici, ai televizorul, doamne, ai calculatorul, ai scaunul, ai aici ursuleții, clasic, cum ar veni, patul aici de două persoane, cu cine dormi, Alice, aici? Sau e pentru tine, n-ai loc în pat? Nu, că am eu prieten, așa. Ce, ai zis ceva? Nu, n-am zis nimic. Așa credeam și eu, ok, aici ai de ăsta de haine, cum ar veni, aici ai niște lumini, așa. Bă, dar arată genial, să vede, privilește mișto să te uiți așa în jos, bă, dar pești pe aici nu sunt prin apă, nu e nimic, Alice, e cam sărăcie, sincer. Bă, dar arată genial, bă, la modul cel mai serios, chiar arată foarte, foarte genial. Și vreau să mă uit aici, aici ți-ai pus asta de machiaj, ți-ai luat-o frumos, clasic, aici niște crafting-uri, adică un crafting și niște furnale, chestii de genul. Bă, lumina asta aici, bă, altceva le-ai mai făcut? Bă, păi, bă, pe ele, din ce vezi aici, n-am mai făcut altceva. Ok, păi n-ai mai făcut altceva și păi și ce luță să stai eu ție? Bă, da, arată genial. Nu știu, vreau să-mi spui tu așa, cum te-ai gândit să faci asta, cum a durat procesul ăsta, cum l-ai făcut, cum ai creat? M-am gândit să fac ceva mai complex la intrare și pentru că nu vreau să se vadă absolut nimic, auzi, lasă-i puțin, dar mă gândesc și așa puțin. Cineva care ar vedea leverul ăsta, crezi că n-ar da de el așa puțin? Nu cred, eu am încredere în oameni. Păi da, dar cred că trebuia să fie și asta ascuns puțin, nu crezi? Să fie ascuns, eu cred că tu ești prea paranoic, lasă. Da, fii atent. Hai să decide lumea în comentarii dacă ăsta al tău, adică nu, fii atent. Vreau să facem în felul următor. Să decide lumea în comentarii. Uite, acum eu sunt un abonat, da. Vreau să le spun oamenilor să facă în felul următor. Să scrie în comentarii dacă, fii atentă. Merg așa foarte frumos, tiptil, sunt un om normal și văd ăsta. Bă, ce ar face un om normal? Adică ce ar face abonatul? Ar da de ăsta sau nu? Chiar sunt curios să scriu oamenii în comentarii acum, Alice, pentru că eu aș da de ăsta, sincer. Eu chiar aș da. Tu n-ai da? Ba, da. Bine, hai tu dăm notă, lasă asta. Bine, gata. Fii atent, hai să mergem să-ți dau o notă. Vreau să mă mai uit așa puțin, să ajung aici în interior. Că bă, arată genial, gen, pentru priveliște, îți dau nota 10. Băi, genial, n-am ce să comentez. 10. Păi da, băi, stai, pentru priveliște doar, dar bă, și interiorul arată ok, arată gen, să-i zic să-i dau nota 7 la interior, să-i zic așa și cu asta de aici, bă, nu știu, în total, cred că ți-aș da, adică asta nu prea, bă, mecanismul să nu știu, ciudat, adică e cu tu și întors, nu știu, să vedem ce decizi oamenii în comentarii, dar hai să zic că o să-ți dau nota 8-20 în total, gen.
gen. Tot îți dau nota 8-20. Bine, hai să zicem că e bun. Hai să vedem la tine acum. Acum fii atent. Acum merge la mine pentru că ai răbdare. Bă, dar nu te mai ducem înainte. Fii atent. Bă, Alice, bă, îți bagi joc de mine, mă. Așa, fii atent. Ia uite ce e asta. Îți place? Ia uite. Vrei să spun ce arată? Arată ca un asteroid care a căzut aici. Mă, nu e asteroid, e un fel de munte, dar fii atentă. Uită-te din jur împrejur și vreau să-mi spui. Bă, stai puțin, nu apă să apară. Ce faci pe acolo? Bă, n-ai voie. Bă, Alice, jos, n-ai voie. Jos. Nu cobora. Ce intrare, mă? Păi da, nu e o intrare. Păi da, dar de unde știi tu că e intrarea e sus? De unde știi că păi nu dacă e? Dacă sunt astea, nu înseamnă că trebuie să fac parcur. Ce parcur să faci, mă? Stai-mă puțin, bă, astea sunt de design, Alice. Uite-te puțin pe aici, uite-te din jur împrejur, fii atentă. Aici am făcut un fel de râu, cum ar veni un izvor, ok? Știi că din munte izvorăște, cum ar veni așa și cum ar veni, asta e totul. Asta e totul? Bine, acum da, fii atentă, stai puțin, vino aici, stai că acolo sus nu e nimic sus, vino încoace. Bă, Alice, eu n-am mai avut chestii să mai fac nimic, n-am făcut nicio bază secretă, am făcut doar așa o munte. Eu cred că tu mă minți. Ia zi-mi unde e. Hai, urcă, fii atentă, vreau să te văd pe unde te urci tu, dar Alice, vreau să te văd pe unde urci tu. Ok, ai urcat pe acolo și acum pe unde urci? Ce faci tu acum? Ce faci acum? Bă, Alice, hai că știi să ajungi. Bă, ceva, bă, n-ai voie să folosești așa. Stai, așa. Bă, la asta nu m-am gândit, sincer, dar... Ok, bă, eu credeam că e mai complex, sincer, dar da. Ok, ai găsit locul acesta și fii atentă. Mai e un loc secret, mai e un loc pe unde poți să intri. Și dacă acum, bă, nu să sari așa, Alice. Alice, unde sari? Uite puțin, că așa e drumul. Sar pe aici, bam, 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 după aici și după te pui aici jos. Bam, bam, bam și stai aici frumos, mănânci o pizza, stai la și mine cum ar veni. Și acum, bă, unde te duci, mă? Bă, unde te duci? Alice? Dar să fac o baie la tine în lac aici. Nu, n-ai nevoie să faci o baie, n-ai nevoie. Bă, dar asta nu e lac, e un izvor, Alice. Nu contează. Ok, fii atentă. Asta este totul. Avem aici o fii atentă, vreau să, bă, ce faci, mă, de ce spargi astea? Din greșeală. Dă-mi o notă. Ce părere ai tu de ce vezi tu pe aici? Uite-te așa frumos. Unde e a doua intrare, Rafael? Pe stai puțin că încă nu zic a doua intrare, o descoperi tu singur, dar fii atentă. Vreau să-mi zici o notă așa. Ce dai tu pe aici? Ia uite, avem și cerbul ăsta aici de aur, cum ar veni. Avem cerbul pentru că se potrivește cu muntele, adică nu știu, pe bune. Bă, păi da, mă, se potrivește, dar zi-mi unde e intrarea aia, că vreau să știu. Uite-mă pe aici unde zici că te scalzi tu. Uite, vii pe aici foarte frumos, te duci aici în jos și pe aici intri cum ar veni, nu? Adică te duci așa, bă, noți foarte, foarte frumos. Stai aici să dau asta că încă n-am notat foarte bine, dar vino afară să vezi. Vino pe aici, fii atentă, că am o surpriză pentru tine. Vreau să-mi spui tu mie cum intri tu. Cum intri tu înăuntru de afară? Ia spune-mi, arată-mi de fapt. Pe aici? Păi da, dar cum intri? Ia. Fără să dai aia jos. A, fără să dau. Fii atent, bă, Rafaele, că încerc, uite așa și dacă facem așa, hop. Da, și ajung, bravo, Alice, dar fii atentă. Vreau să decidă oamenii în comentarii care este baza puțin mai secretă așa dintre ele. Două, eu zic că ambele sunt secrete, dar practic a mea pare într-un fel puțin mai secretă pentru că ai două locuri pe unde poți să intri așa foarte, foarte ascunse, așa bine gândite, dar la tine, bă, eu aș da de leverul, adică e un bloc și apeși un lever și aia e. Da, nu mi se pare corect ceea ce faci aici. Tu okay, mituiești oamenii. Ce, cum nu mituiești pe nimeni, cum adică, fii atentă. Acum, vreau să scriu oamenii în comentarii. Nu, stai puțin, dă-mi notă tu înainte să scriu oamenii. Bă, Rafaele, cred că am să-ți dau un 7. Un 7 total, 7 total, pe bune. Da, 7 total. Aula, bine, ok, îmi dai 7, aia, eu ți-am dat 8.20, tu îmi dai 7, dar acum rămâne totul să decidă oamenii din comentarii. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la asta de noob, cine a făcut mai frumos la asta de pro, pardon, la aia de noob, la asta de pro și cine a câștigat toată runda, pentru că, bă, unde te duci, mă? Bă, Alice, unde pleci, mă? Spider-Man. Da, iar sunt cu nebuna de scris voi acolo în comentarii cine a câștigat și ce vrei să facem data următoare, pentru că, Alice, data următoare o să facem ceva super, super șmecher, ceea ce doresc cu abonații, scriu acum în comentarii, toți abonații o să scrie toată lumea în comentarii, Alice, pentru că o să te bat și la următoarea rundă. Ok, dar este la Alice, de ce m-a schimbat aici, voi nu dormiți, e cam seara afară, nu vi se pare? Păi da, bă, fliante în bără afară, nu te mă duci și ca fiante în bără afară, Alice, explică-i tu! Mă, ce, dar n-am înțeles nimic de la tine, așa, să-mi explice Alice, asta am înțeles, Alice, pe bune, chiar explică-mi tu, că nu-l aud pe Darius. Uite că eu am să-ți explic al lumea, da, deci fii atent, tu mereu ne prencuiești și ne faci tot felul de lucruri, așa că noi ne-am gândit să te punem pe tine să faci ceva, dar nu te prencuiem. Adică? Da, mergem undeva și să te punem să faci ceva, o provocare, nu știm. Cum adică o provocare? Ce să fac? Păi da, stai puțin, doar eu vă prencuiesc, adică ce, nu mi se pare că și... Bă, ce sunt cu oia picioare, bă, dar însele? Bă, Rafa, niște ațel, bă, Rafa, uite, ăsta e indiciu, uite, ăsta este un indiciu, bă. Ce indiciu, mă, dar însele, ce indiciu? Mi-a arătat ce, mă duci la bucătar să-ți fac burger sau ce? Nu, bă, Rafa, asta este cască de marinar. Cască de marinar? Ce cască de marinar, mă, ca aia de bucătar sau ce e acolo, în fine? Mă, ce vrei să-mi faceți, că tot nu înțeleg. Deci, fiată-mă, Rafale, lasă-mă să vezi mâine, ok? O să vezi mâine acum, du-te și culcă-te. Eu cu Alice o să mergem să ne culcăm. Ok, pa, hai, Alice, hai. Mă, ce se întâmplă, mă, bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ok, mă duc
să mă culc, că n-am. Deci ăștia m-au trezit din somn până la urmă. Eu mă dusesem la somn, chiar mă pusesem de 5 minute în pat. Ce am și eu, ca dorm, dar uitați-vă puțin la ăștia. Cum vor să-mi facă ei ceva, habar n-am ce au ei în plan să-mi facă mie. Sper totuși să nu fie ceva foarte, foarte rău, că nu mi-ar place. Dar haideți să mă pun acum să dorm și eu foarte frumos și... Aolo, sper să nu fie o zi nașpa, mâine sper să uite totuși de toate treburile astea. Dar Sel, ce cauți aici? Ai luat-o pe urmele lui Alice? Stai, Alice? Ce se întâmplă? Ce căutați mă la mine în cameră? Bă, Rafael, tu o să dormi jos, ok? Tu o să dormi jos! Da, uitați-vă puțin la ea. Ok, deci pentru asta, că ați venit la mine în cameră, nu o să mai faceți nimic mâine. Ceea ce vreți voi să faceți, nu mai faceți nimic. Gata, hai, pa, lăsați-mă în pace. Of, uitați-vă unde am ajuns. Din păcate, mă aflu aici, pe insula aceasta, unde am ajuns, deoarece Darusel și cu Alice m-au pedepsit. Da, ați auzit bine, am fost pedepsit de către Darusel și de către Alice, deoarece știți câte prank-uri le-am făcut și toate astea, dar nu mi se pare corect, sincer, adică știți că și ei mi-au făcut prank-ul la rândul lor, dar astăzi m-au pedepsit și m-au adus aici. Nu știu unde sunt, după cum putem să vedea, sunt pe o insulă aici și singurele mele căi de scăpare, adică cum pot eu să scap, sunt aceste două bărci. Dar nu știu unde o să scap, pentru că nu știu absolut nicăieri unde mă aflu aici, dar vedem că încolo, în stânga, în față și în dreapta, se află niște insule foarte interesante. După cum putem vedea, acolo sunt niște vapoare, nu știu ce sunt pe acolo. Acolo vedeți că e, mamă, acolo poate, oare acolo să fie casa noastră, insula noastră unde ajungem spre casă, nu știu. O să vedem în secundele următoare, minutele următoare. Și acolo vedem că este un fel de sat. Chiar nu știu ce mă așteaptă, dar să sperăm că am auzit că pe aici sunt foarte multe vietăți, cum ar fi rechinii, adică rechinii cele mai nașpa. Uitați-vă puțin acolo, vedeți deja rechinul acela. Eu nu știu ce, cum o să mă descurc eu aici singur pe această plută, pentru că vedeți că am o plută și încă una acolo, dar eu trebuie să mă folosesc doar de una, pentru că din păcate nu sunt cu nimeni altcineva. Dar Sel și cu Alex m-au părăsit, m-au lăsat singur aici, deci m-au adus ei aici și ei au plecat dintr-o dată, nu știu. Acum sunt singur și trebuie să fiu supus practic problemelor de aici, să văd cum o să scap, cum o să ajung eu acasă, că da, nu știu dacă mai ajung, dar urați-mi succes, urați-mi noroc, că nu știu dacă o să mai trăiesc după videoclipul acesta. Opa, după cum puteți vedea, să face și noaptea afară, să mi se pare mie, da, se înserează, se începe totul să fie mult, mult mai greu, dar după cum puteți vedea, aici am niște indicații cum ar veni. Trebuie să conducem acel raft, acea pluta noastră pe care o avem, acea bărcuță pe care o avem acolo, după cum puteți vedea, una din acele două. Trebuie să mergem cu ele, trebuie să mergem să găsim insula de trader pentru a cumpăra niște bunuri. Cred că aceea din fața, de unde sunt navele alea, așa, habar n-am, adică nu știu care, dar o să vedem, o să explorăm fiecare insulă dacă putem ajunge, că vedeți, s-a lăsat și noaptea și nu știu ce o să mai fac. Dar haideți să vedem în continuare. Deci rafturile au niște chesturi, e bine că avem niște chesturi acolo, un spațiu de depozitare, ca să pun eu chestiile pe care o să le găsesc, sper să găsesc mai multe chestii. Și după cum puteți vedea, trebuie să completez niște quest-uri pentru a colecta niște emeralde. Vedem aici, avem o carte, avem o carte aici și putem avea, vedeți aici, get walk planks, adică trebuie să cumpărăm, să luăm cât mai multe chestii, să găsim și cu acestea o să primim niște emeralde, cu care sincer nu știu ce să fac, dar te sperăm că o să scap cu bine de aici, pentru că vedeți, s-a făcut și noapte și văd că pe aici sunt foarte, foarte multe vietăți, după cum putem vedea, acolo se află și o meduză, nu știu câte chestii sunt pe aici, sunt și aolo, nu știu ce să fac, dar urați-mi noroc, dați acolo un like să scap și eu cu bine. Și acum cred că a venit momentul să ne aventurăm, să plecăm pe barcă, s-a făcut și noapte, n-am ce să mai fac, nu știu ce să fac, mi-e foame, am nevoie de mâncare, am nevoie de hrană, am nevoie de apă, am nevoie de orice, trebuie să plec în căutare, nu mai am nicio scăpare, adică aia, mă pun aici cu raftul și o să plec în partea aceasta, s-ar putea ca în partea aceasta, insula aceasta este cea mai aproape. A, după cum puteți vedea, de fapt aici e o insulă mică, o să mergem după aceea, prima oară vreau să merg la insula aceasta, să vedem ce se află aici, după cum puteți vedea, sunt foarte multe bucăți pe aici și ia stați puțin, oare dacă dau eu în bucățile astea, mamă, cred că vine rechinul după mine, sau mi se pare, nu, ăștia sunt delfini, sunt delfini, ok, deci am scăpat, acum e momentan, totul este bine, vedeți că avem chestiile astea pe aici, nu cred că facem nimic cu ele, dacă apăs eu pe ele cumva, să sperăm că nu o să cad, uitați, deci acesta așa facem, chiar am primit 10 emeralde, este totul perfect, totul bine, frumos, acum, mamă, parcă a dat ceva în mine sau mi s-a promis, avem și un colac pe aici, hai să vedem să urcăm, mamă, stați puțin, că mă ia, mă, ce-i acolo, ce-i ăla în apă, așa, nu, calmează-te, Rafael, nu, rechinu, gata, opa, mamă, mi-e frică, nu știu ce să mai fac, sincer, mă duc pe aici, hai să vedem ce se află în partea aceasta, ok, nu se află nimic, trebuie să caut ceva, dar nu știu ce să caut, ok, cred că nu a fost cea mai bună idee să vin aici, vedeți că rechinul se ține tot după mine,
Mă, stai un puțin, rechinul ăsta cum da... nu, cred că ar trebui să mă întorc aici. De fapt, stai puțin, hai să urcăm pe aici și să vedem care e faza cu chestiile acestea. Dacă ne punem noi pe astea, oare se întâmplă ceva? Nu pare să se întâmple absolut nimic. În partea aceasta, vedeți că e chestia asta aici? Credeam că e ceva să află de desubt. Nu se află nimic, nu știu ce să caut pe aici prin... ok, vedem că avem aici... fac o schemă, repede. Doamne ajută să ajung repede pe ăsta. Gata, perfect, am scăpat. Acum trebuie să caut un loc pe unde să scap aici, să găsesc ceva, dar ce trebuie să mai găsesc? Stați puțin, mă uit așa puțin prin asta. Deci am găsit niște chestii de alea. Trebuie să fac un crafting table, ok. Trebuie să fac un pickaxe de stone, trebuie să fac o sabie de stone, trebuie să fac niște pește, să fac mai multe chestii. Ok, acum ceea ce va trebui eu să fac, nu știu ce trebuie să fac, dar vreau să explorez în partea asta. Vedeți că s-a făcut noapte. Vin și zombie să spawnează toate vietățile astea de care trebuie să scap sincer. Adică n-am nevoie de nimeni, mai bine stau singur decât să am vietăți de astea pe lângă mine, să am zombie și astea. Mai bine trăiesc singur. Am făcut un crafting table, acum trebuie să fac un pickaxe de stone, dar după cum puteți vedea, mă, ce se întâmplă aici? Mi se dă asta la fund, sper să nu se pună la fund. Ok. Acum trebuie să caut stone pentru a face, dar nu știu unde pot eu să găsesc stone. Chiar nu știu ce trebuie să fac mai exact, cum pot să scap de aici. Mamă, stați puțin că vine rechinul după mine. Mamă, mi-e frică. Deci pe aici ar trebui să fie stone, cred. Nu, sau pe unde putem face noi rost de stone? Habar n-am nicio idee, dar haideți că mai explorez prin partea asta. Mă, da, să dă tot la fund. Asta ce se întâmplă cu pluta mea? Mamă, deci vine ăștia după mine. Ok, ăla nu e rechin, e bine, e delfin, am scăpat. Mamă, după cum puteți vedea, parcă văd ceva acolo. Ok. Văd ceva acolo, este foarte interesant, dar să sperăm că nu e nimic așa rău. Deci mă duc în partea aceasta. Vreau să ajung pe insula aceasta, că am zis că vreau să ajung acolo. O să mamă, la cred că e templu, dar n-avem cum să intrăm în templu, deoarece mănâncă rechinii, mănâncă toate vietățile pe aici și nu știu cum mai pot să mai scap eu, sincer. Dar haideți să mergem foarte, foarte frumos în partea aceasta, să vedem ce se află pe această insulă. Mamă, să stați puțin, ăștia sunt cumva mai mulți rechini. De fapt, nu cred că e bine. Nu. Mamă, s-află și schelet pe aici. Nu e bine. Trebuie să urc repede, să scop așa. Gata, nu mai știu să mai vorbesc. Stați puțin, trebuie să-i omor pe ăștia. Am acest pickaxe care mă va ajuta, cred, sper eu. Ok, i-am aruncat în apă. Cred că e cât de cât ok. Ia, poate să iau la bătaie cu ea. Aia nu se iau la bătaie, în fine, am înțeles. Acum mergem prin partea aceasta, dar ce trebuie să caut eu mai exact? Habar n-am, sincer. Dar ar trebui să mergem în partea aceea, la insula cealaltă, unde se află casa, pentru că acolo la casă poate găsim ceva, poate găsim niște indicii ca să ajungem și noi să scăpăm de aici, că n-aș vrea să mai stau mai mult atât. Încă puțin. Stați, mai am 3 la inimă, 3 la inimă mai am. Nu. Ok, l-am găsit pe cine. Acesta este traderul de care se vorbea acolo la început. Nu, stați că nu e bine. Să urc repede. Gata. În sfârșit am scăpat. Salut tradere. Ok, deci ce trebuie să iau eu pe aici? Ok, mamă, sabie de iron. Perfect. Iau niște cărbune, aveam. Bine, nu cred că trebuie să iau sabia de iron, trebuia să iau mai bine, să iau altceva ca să mănânc, să am și niște chestii, că n-am de mâncare, n-am. Trebuia să-mi iau armură. Ok, vedeți că avem pe aici niște wheat și pe aici iau tot wheat-ul acesta și cu acesta o să-mi fac mâncare. E bine, am găsit și mâncare, că aveam nevoie 100%, sincer, de mâncare. Dacă nu găseam, cred că muream, pentru că am văzut cum au atacat, mai am 3 la inimă. Nu știu ce se întâmplă, dar totuși, haideți să vedem ce să facem de acum încolo, să vedem cum o să scăpăm de aici, pentru că n-aș vrea să mai stau, sincer. Adică nu cred că ar vrea nimeni să rămână singur pe o insulă, pe un raft și să fie înconjurat de rechin. Cred că nu, nici la cel mai mare dușman nu i-aș dori chestia aceasta. Totul este bine, este minunat acum. Am mâncare, am de toate, am și o viață full aproape acum se face și acum este și zi afară. Ce e mai bine decât atât? Avem și niște case pe aici. Hai să vedem totul, să explorăm. Ok, încis, nu se află nimic. Am înțeles. Ok, oricum pe aici sunt niște paturi, după cum puteam. Mamă, dar am pe unde să dorm, sincer. Adică aș putea să dorm aici. Eu credeam că, adică mi se pare cât de cât ok, pe lângă faptul că suntem cu, adică mă aflu eu cu niște rechini pe aici pe lângă mine, totuși e ok, pentru că am găsit această insulă. Cred că pot să dorm și eu pe aici. Totuși, dar hai să vedem dacă mai am ceva de aici, dar nu cred că mai am nimic, sincer. Ok, mamă, deci putem să le facem de asta. Ok, doar atât, din păcate. Ne punem pe noi, este bine, măcar atât. Ce spui tu să-l avem? Și acum haideți să vedem, să explorăm pe aici ce se mai află. Am intrat mai devreme pe aici, nu se află tot așa nimic, nu se află nimic. Ok, vedem că sunt pe aici niște animale, niște găini. Ok, s-a făcut puiul. Bun, puiuțu. Acum haideți să urcăm pe aici să vedem dacă găsim și noi ceva. Bă, dar eu nu știu sincer ce trebuie să fac. Adică, ok, trebuie să locuiesc aici să supraviețuiesc, dar nu cred că trebuie să ajung. Adică, nu știu cum pot eu să ajung înapoi acasă. Sper totuși să ajung într-un final, dar haideți să plecăm de aici. Plec de aici că n-am ce să mai fac. Mă duc în ok, vedem acolo ceva. Oare să mergem acolo sau să mergem în partea cealaltă? Nu știu, mă gândesc și dar parcă aș nu, cred că merg în partea cealaltă. Și să sperăm că nu mai dăm de probleme, că după cum puteți vedea, nu știu cum mai pot eu să plec de aici. Uitați-vă câți rechini sunt pe aici. Bă, frate, ce sunt atâția rechini prin apă? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Sunt o bă, ce a dat? Bă, nu, ajutor, rechini. Mă, stau puțin. Mă, cum a dat rechin? Ok, deci rechinul urcă pe aia. Ok, deci rechinul dă, are super puteri, dă de la distanță, dă prin toate astea. Ok, nu
trebuie să o mai bag cu niciun rechin. Trebuie să am grijă, ok. Adică dau asta și da, nu, nu s-a mai întâmplat nimic. Mamă, vedeți că rechin ăștia vine așa după mine. Boi, eu nu înțeleg cum adică să dea un rechin așa ceva, nici nu s-a urcat nimic. Ok. Deci aici tot așa sunt super puteri, dar Darusel cu magiile lui de la vrăjitor le-a pus și pe rechin, am înțeles. Dar Darusel ca să-mi facă mie prank-ul și mai și mai mare, adică să-mi facă challenge-ul cât mai greu. Ok, am înțeles care e treaba. Mersi, Darusel, ce să spun. Chiar ești un prieten foarte bun. Nu, nu, nu. Adică, ce prieten ar face așa ceva, pe bune? Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi ați avea un prieten ca acesta să vă pună chestii de astea, dacă ați fi de acord. Adică ce părere ați avea voi dacă vi s-ar întâmpla voi chestia aceasta? Pentru că să vă pună un prieten la asemenea provocare, nu cred că e foarte bine, sincer. Ok, am străbătut drumul până la insula aceasta, ca de fapt să-mi dau seama că aici nu se află absolut nimic. Adică nu se află nimic, nu se află nimic pe insula aceasta, nu știu ce trebuie să fac. Adică, pe bune, am venit până aici, am străbătut drum degeaba. Practic nu se mai vede nimic. Ok, acum să vedem insula în partea. Uitați-vă cât am stat să ajung până aici, ca de fapt să nu fie nimic. Cred că mai bine ascultam instinctul, cum am spus prima oară, și mă duceam la insula aceea de acolo, pentru că aici nu e absolut nimic și mi-am pierdut timpul degeaba. Practic puteam să mor, dar vedem că se mai află niște chestii așa prin apă, nu știu ce sunt alea pe acolo, dar nu vreau, bă, eu chiar vreau să scap de aici, nu știu pe unde să merg. Ok, cred că ar fi o variantă să mă duc la jungla aceea unde era insula aceea mare, cred că ar fi cea mai bună variantă. Ok, mai avem foarte puțin și ajungem pe insula aceasta, unde cred eu totuși că de aici, dacă coborâm foarte, foarte frumos și o să mergem așa în partea aceasta, o să dăm de orașul nostru, pentru că nu cred că m-ar fi dus Darusel cu Alice undeva foarte, foarte departe. Totuși, sincer, nu știu absolut nimic pentru că m-au adormit cu o chestie, nu știu cum au făcut Darusel cu vrăjitoriile lui, cu toate alea, dar haideți să vedem să ajungem repede acasă. Poate ajungem acasă, mi-ar conveni foarte, foarte bine, ar fi foarte frumos să ajungem acasă, pentru că după cum puteți vedea, eu mă aflu aici și nu știu absolut nimic, sunt căpiat, nu știu ce să fac, nu știu pe unde să merg, nu știu ce să fac, absolut n-am nicio idee, deja cred că nebunesc aici dacă mai stau mult timp pe insula aceasta, dar haideți să mergem acum repede spre casă, bine, să sperăm că găsim casa și da, vedem că se face noapte totuși, să sperăm că o să fie totul bine și că nu o să mai întâmpinăm probleme pe aici cu alte chestii, alte creaturi cum ar veni, pentru că ați văzut, erau foarte mulți delfini pe acolo, bine, delfinii erau ok, dar rechinii aceia nu prea erau prietenoși, sincer, adică mai avem puțin și muream, dar nu mai sunt mai mult la vorbă, mergem pe aici să nu se facă noapte și să ajungem cât mai rapid acasă, pentru că eu cred că mai avem foarte puțin și o să ajungem acasă, Doamne ajută. Încă puțin, mai am foarte puțin, mai am foarte puțin să ajung. Uitați-vă puțin că am ajuns, mamă, deci chiar era casa noastră, că chiar era orașul în partea aceasta și vedeți că suntem foarte aproape de casa noastră. După cum puteți vedea, sunt acolo construcțiile pe care le făceam la concursul de construit. Aici se află farul, uitați, casa bunicilui, dar însă este totul foarte, foarte bine. În sfârșit am ajuns, bă, mai am foarte puțin aici, trebuie să mai not puțin ca să ajung totuși acasă. Vedem că în partea asta pe la noi nu se află rechin și totul este bine, pentru că la noi orașul este mai liniștit, bine, pe lângă faptul că e Darusel și cu Alice în oraș. Asta e partea a doua, dar acum mergem pe aici să vedem pe unde putem urca noi, că vedem că nu prea avem pe unde să urcăm pe aici. Ok, da, mașina mea care a rămas expoziția aici, a rămas cum ar veni o epavă, cum s-ar spune, sincer, și da, nu mai zice nimic. Da, știți ce a făcut Darusel atunci, în fine, nu mai interesează asta. Acum haideți să mergem ușor ușor, deci mi se pare că prin partea aceasta puteam să urcăm. Gata, gata, mai avem foarte puțin și acum pășim foarte frumos. Mamă, când stăteam cu Darusel acolo la bunica lui, cât de frumos era. Mamă, dar nu. Ok, ok, gata. Am ajuns pe țărm, ok? Am ajuns pe țărm. Acum trebuie să ajung repede acasă la Darusel și la Alice, ca să le zic și eu, așa, să le zic câteva chestii, că totuși mie nu mi se pare normal să fac așa ceva la un prieten, adică măcar de-mi dădeau și mie mai multe detalii, că habar n-am, dar totuși m-am descurcat singur și am ajuns într-un final acasă și asta e tot ce contează. În sfârșit am ajuns și eu acasă, nu mai pot, bă, nu mi se mai pare normal, bă, totuși ce mi-au făcut ăștia, mi-au făcut o mare chestie, adică acum trebuie să mă duc repede la ei, că chiar sunt curios. Acum mă duc direct la Darusel, vreau, bă, da, vreau să mă iau pe bune, nu înțeleg de ce mi-au făcut asta, trebuie să trec și pe la Alice, dar prima oară trec pe la Darusel, că sigur a fost ideea lui, dar nu mă interesează asta. Hai să intru acum repede în camera. Alice, deci cred că la Rafa, la mâine deja, bă, Rafa. Ăsta, o secundă, bă, nu stai acolo, bă. Cum a ajuns acolo, cum n-am mâncat, bă, rechinii? Să zic că sigur o să-l mănânce rechinii din primul minut, nici nu cred că rezist un minut, de fapt. Eu cred că deja l-am mâncat, bă. Ia să cici. Auziți, stați puțin, ce vorbiți voi aici? Ce? Stați puțin, voi de ce m-ați dus pe mine? De ce m-ați dus acolo pe o insulă pustie, pe un raft plin de rechini? De ce m-ați dus acolo în mijlocul oceanului? De ce? Bă, Rafa, pentru că ești fraier. Wow, foarte frumos. Alice, tu ai ceva de spus? Bă, stai așa că eu chiar am ceva să te întreb. Cum ai scăpat tu de toate animalele alea de acolo? Cum ai reușit să ajungi înapoi? Da, bă, cum, bă, Rafale, bă, animalele, bă, când le-am văzut pe site, bă, m-am speriat, bă, Rafale, când le-am văzut pe site. Când le-ai văzut pe site, bă, ce site, mă, dar să mă stați puțin, voi m-ați băgat într-un concurs de pe un site, m-ați înscris la un concurs sau ce mi-a făcut? Te-am vândut, bă, Rafale, te-am vândut la rechin, bă, era acolo, puneți mâncare la rechin și te-am pus puțin de ca mâncare la rechin.
A, mâncare păi dacă mărechin, ești, da, o veveriță, ești o veveriță și e perfect. Deci voi m-ați dus acolo să mă puneți ca mâncare la rechin. Dar de ce ați făcut voi treaba asta? Toată treaba asta, de ce ați vrut să mă duceți pe mine acolo? Pentru ce? Păi fii atent, ți-am zis că tu mereu ne faci prank-uri, ne provoci așa. Și am zis că te provocăm noi acum. A, și voi nu faceți prank-uri? Noi nu, noi suntem cuminți. Sunteți cuminți, auziți? Știți ce am găsit eu printr-o pădure? Probabil știți pădurea aia pe acolo. Eu părerea pe o pădure pe acolo și am găsit ceva. Deci voi mi-ați făcut treaba asta să vă bate joc de mine, nu? Da, ce fraier ești. Da? Dar răsele, știi că tu ai venit cu ideea. Eu te ceam eu în mână, dar răsele. Uite, ia stați puțin, stați puțin. Alice, ia spune-mi, cine a venit cu ideea, Alice? Ia! Mai el o brut. Nu, ușit. Dar răsele, Alice a zis cumva că tu ai venit cu ideea și așa eram și eu de părerea asta, dar răsele. Ai ceva de spus? Ai ceva de spus, dar răsele? Da, clasica de fiecare dată, dar răsele, dansa de invizibilitate și scapă. Bă, nu, gata, dar răsele, bă, Tu nu te pe bacul, Darusel, șeful tău. Ce bine este acum, că eu m-am trezit ca un om normal. Adică uitați-vă puțin, ieri eram pe un raft. Nu vă vine să credeți, adică mie nu vine să cred. Cum ieri eram să fiu mâncat de rechin? Deci mâncat la propriu de rechin. Aproape eram mâncat de rechin, pentru că Darusel și cu Alice s-au gândit ei să mă înscrie la un concurs. Dar nu mai contează asta, ceea ce contează este că eu am ajuns acasă, sunt bine și... Rafale, păcat. Da, ce ziceam, ca de fiecare dată. Deci Darusel mă spionează cu asta de invizibilitate. Bă, Darusel, stai puțin, unde ești? Ești tu pe aici, Darusel? Pentru că fii atent, Darusel, dacă încă ești pe aici, am să spun ceva. Deci eu am să spun ceva, Darusel, pentru că tu mă enervezi cu chestia asta. Nu vreau să mai ai asta. Pă, bui, la modul cel serios, o să-ți arunc asta, o să arunc la gunoi, nu știu, o să arunc în mare, o să arunc direct la rechin, pentru că tu m-ai dus la rechin. Darusel, da, ok, deci nu mă mai interesează. Bă, Darusel, sper că nu te-ai dus jos, adică sper că mai auzi tu pe mine, bă, Darusel, adică la modul cel mai serios, mi se pare normal. Darusel, ești aici, mă, bă, Darusel. A, da, Darusel, nici pe aici nu ești ok, mă, Darusel. Ce vrei? Unde ești, mă, arată-te, mă, Darusel, că deja mă enervez cu asta de invizibilitate. Chiar ne... Mă jucam. Unde te jucai, mă? Mie mi s-a stricat calculatorul. Nu știu ce are, bă. O să-l duc la reparat. Da, pe să ai puțin. Cred că ești tu de ce s-a stricat, Darusel. Pentru că tu m-ai dus ieri pe un raft cu rechin, Darusel, în mijlocul oceanului, unde era plin de rechin. Cred că de-aia, Darusel, nu-i așa? A, păi nu știu, bă, Rafale. Dar ce vrei, bă, Rafale? Ce vrei? Cum adică ce vreau? Adică ce să vreau? Dar ce căutai, mă, tu aici? Mă, Darusel, fii atent. Ia stai puțin. Tu erai în camera secretă de gaming, da? Păi da, bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale. Tu mă jucam și m-am gândit. Dacă tu vine agentul la fraier. Stai puțin. Ce agent? Bă, Rafale, agentul la care mă conta cu pictura, bă, ăla, urâtul ăla, fraierul ăla. A, și tu te-ai gândit să te ascunzi, bă, vezi că e o idee bună, dacă să mai pleci tu, Darusel, că nu știu de unde ai luat elicopterul ăla atunci, Darusel, chiar n-am nicio idee, dar fii atent, bă, Darusel. A, îl bat acum, nu, deci tu, bă, Darusel, dacă tot ești așa bătuș, de ce nu te bați, mă, cu el? Nu, fără violență. Era vorba așa, Darusel, dacă te atacă, dacă nu știu ce, adică mă gândeam, bă, Darusel, cred că n-ar trebui să fie frică dacă știi să te bați, nu? Da, bă, Rafale, da. Mănânci ar băgăr, bă, fii atent, Darusel, că mi-a venit o idee. Tot erai tu aici și fii atent. Știi că ți-am făcut eu asta cu camera secretă aici, Darusel, când am construit camera, mai știi? Da, știu. Am înțeles, bă, Darusel, știi, dar nu te mai dăm cu cap așa că te lovești pe tine, Darusel, adică pe bune, bine. Adică faci ce vrei, mă, că e viața ta până la urmă, deci fii atent, Darusel. Rafa, da, eu ce să fac, flotări, ce să fac, flotări? Da, Darusel, nu mai flotări, nu știi să faci. Hai, fii atent, Darusel. Deci că avem chestia asta aici, Darusel. Vreau să facem în felul următor. Pentru că ți-am făcut ție, acum mi-a venit ideea să-i facem și fanei nebune și lui Alice, bă, Darusel, ce părere ai? Da, chiar, bă, Rafale, hai, mergem să cumpărăm. Hai să cumpărăm, bă, rapid, hai. Ce să cumpărăm, bă, Darusel? A, să cumpărăm, bă, ce fac, mă, foarte amuzant, Darusel. Poți să așa, gata, Darusel. Deci fii atent. Acum, stai puțin, deci fii atent, dar cum facem să nu ne vadă, Darusel? Păi nu știu, bă, Rafale, asta este problema ta. Hai că da, mersi, Darusel. Ok, am înțeles. Bă, Darusel, eu mă duc singur, adică nu te mai aștept pe tine, mă duc să cumpăr eu materiale. Hai, urcă! Mă, tu deja erai afară, mă, gata, hai să mergem, bă, Darusel, deci fii atent, hai să mergem la mall, trebuie să-l... Alice, ce faci? Tu cumva ne urmărești pe geam? Bă, veniți la ușă. Stai, că nu s-aude, dar are dreptate, bă, bune, nu prea s-aude, sincer. Mă, Alice, am și eu, avem și noi o întrebare. Ce faci tu acolo la geam? Eu stăteam și mă uitam la priveliștea de afară. A, la priveliștea de afară, ok. Și ai ceva de făcut astăzi? Stai pe acasă, Alice, cumva, toată ziua? Alice, da, cam stau acasă toată ziua. Dar să vină puțin, bă, nu-i spune, mă, tu ce-i spui aici? Ce vrei să-i spui? Alice, fii atentă, Alice!
Da, ce este? Vrei să cunoști pe bunica mea? Vrei să cunoști pe copila mea? Ăsta, pe bunica mea? Mă, ce mă, da, să le gata, mă, cu porcările astea. Hai să merg, aleg să... Da, da, deci, da, da. Bă, cine e femeia asta? S-a pus aici în fața casei. O fi mama lui Alice? Nu știu, bă, Rafael. Alice, vine mă, Mă, nu, dar să le ai să plecă. Deja nu știu ce se mai întâmplă. Bă, dar să le fii atent. Deja nu mai... Bă, dar să le... Bă, fii atent, dar să le... Fii atent cum o să facem. Dar să... Mă bași pe mine. Ok, am înțeles. Bă, dar să le... Hai să ne gândim ce trebuie să cumpărăm. Deci noi trebuie să cumpărăm scaunul. Uite-l pe ăsta, mov. Bă, dar se potrivește ca și e pentru ea. Cum ar fi, da, bine, astea nu sunt pentru ea, dar se află acolo la ea în cameră. Deci aici avem și niște boxe, bă, dar să le trebuie să luăm două boxe, trebuie să luăm un scaun. Bă, dar ce laptopuri faine, bă, Rafale. Uite, spai laptopurile astea. Vrei să luăm laptop sau vrei să luăm calculator, dar să le? Calculator, ia, mamă. Și console și toate astea, ce calculator? Bă, fii atent, eu mă gândeam, vină după mine. Deci fii atent. Bă, ce, bă, dar să le, iar bași mama G din astea, mă, du-te, mă, de aici. Deci fii atent. Nu, fii atent, eu mă gândeam să luăm scaunul ăla de acolo, ok, cu mov și ăsta, că parcă se potrivește așa, arată mișto și practic e pentru fată, după părerea mea. Adică, mă, bă, tu deja l-ai, dar să le, tu deja l-ai. Bă, dar să le, te rog și eu ceva. Poți să nu mai faci tu magii din astea și să mergem, adică magiile astea poți să le faci și tu la tine acasă, bă, dar să le. Bă, tai, bă, din gură, tai din gură. Hai. Bine, dar să le, hai că mă duc acum să plătesc, bă, dar ia și două boxe, dar să le și mă duc eu să vorbesc acolo, mă duc eu să vorbesc. Deci fii atentă, noi o să cumpărăm un calculator, două boxe și bine, mă, dar să le, bravo, mă. Hai să mergem acolo. Dar să când ai băgat tu asta aici? De ce ai băgat tu înăuntru? Lasă, bă, Rafa, hai rapid. În fine, hai că n-a zis nimeni nimic, asta e tot ce contează. Acum trebuie să mergem, bă, dar să le, și să vedem cum trebuie să facem, dar să le, fii atent. Trebuie să facem cum ți-am făcut și ție. Și am eu niște blocuri acasă, dar să le, pe care putem să le facem. Deci fii atent, dar să le, trebuie să facem blocurile alea invizibile, blocurile alea, dar să le, pentru că altfel n-avem cum să vedem. Bă, dar să le, poți să spui și mie ce căutăm la restaurantul ăsta fake, diner fake? Bă, lasă, bă, Rafa. Bă, nu e fake, bă, real, bă, ce faci, bă? Domnișoară frumoaselor, deci vreau să cumpăr și eu așa un ok, acum am plecat, lasă că las, bă, dar la aici să comand el singur, mă duc eu acasă cu mașina lui foarte frumos, să vine el pe jos. Bă, ce mai vrei, dar să le, hai odată că nu gata, avem bă, timp. Gata, bă, mi-a luat, hai, urcă. Bă, dar să le, fii atent, știu eu acolo la ea în cameră, deci am ajuns aici și am eu niște materiale pe care deja le-am pregătit, dar să le, am dat comandă de ele, fii atent, blocurile alea invizibile. Știu că ea are un carpet, are un covor ceva mai negru, mai spre gri, deci fii atent, hai că ți le arăt aici, că nu știu dacă știi, le-am pus undeva aici, dar să le, și fii atent, știu că ea are două, dar să le, vină mă că le-am luat, bă, ce mai faci mă acolo, dar să le, fii atent, uite, îți dau astea pentru că vreau ca tu să le pui, de fapt nu, stai, că prima oară trebuie să le fac aici, dar să le, trebuie să le fac, eu le-am dat comandă, dar acum trebuie să le facem foarte frumos de gol, gata, mamă, bă, ce am găsit, ia să pun pe cap, așa, bă, nu fă bine, oare de ce, oare de ce nu vezi bine, în fine, nu mai întâi, bă, dar să le, fii atent, hai să facem planul de aici, că știi că ea mai stă pe la geam și mică, nu, că e iar pe la geam și n-avem cum să facem planul acolo la ea, pentru că o să ne vadă, deci fii atent cum o să facem. Pe tine o să te vede, că pe mine nu mă vede. Bă, da, și alea din picioare nu ți le vede, dar să le, adică tu nu vezi ce ți-ai pus în picioare, îți vede papu, așa, bravo, bă, bă, da, arată-te, dar să le, că nu, bă, fii atent, dar să le, trebuie să facem mai interesant, bă, trebuie să facem mai interesant, nu trebuie să faci asta cu ascunzișul, că să facem ce, fii atent, că aveam eu idee, dar să le, să facem ceva mai amuzant să fie, dar să le, și mai greu, trebuie să facem în felul următor, deci eu o să-ți dau astea, dar să le, ea are două carpete lipsă, sper să nu-și dea seama că s-a mai pus două de-astea, și într-o parte trebuie să punem acest acacia plank, cu acesta, dar să le, trebuie să-l punem foarte frumos pe ăsta de glow, deci ăsta e de gozare, să le, deci doar printr-o singură locație să poate intra și tu pui astea peste, acolo o să fie frumos, să fie simetric, deci fii atent, dar să le, eu trebuie să-l țin de vorbă pe Alice, că altfel n-avem cum să facem, adică eu zic să fie mai frumos așa, decât să folosești alea de invizibilitate, ar fi mai frumos așa, eu țin de vorbă și tu faci acolo camera, bine? Bă, Rafa, dar fii atent, eu să folosesc magia mea când tu vorbești cu ea, ok? Ce magie să folosesc, bă, dar să le, păi nu folosești, bă, că asta e chestia, dar să le, ăsta e scopul, ca să facem așa să fie mai interesant, dar să le, să fie mai greu pentru noi. Rafa, o să mergi doar tu, Rafa, o să mergi doar tu, nu și eu, o să mergi doar tu, hai. Păi, dar să le, păi, și după care mai e farmecul, adică eu vorbesc așa și tu faci acolo, ea nu o să-și dea seama, care mai e farmecul după? Păi, bă, intru pe furiș, bă, Rafa, eu intru pe furiș. Mă, dar să nu-ți mai dau la pe bune, hai să facem mai frumos, te rog eu, dar să le, promiți, hai, da, uite,
promiți așa? Uite, bine, promiți. gata, promite, da, și-mi dai cuponul, dar Darxel, la modul cel mai serios. Hai să mergem așa tu. Darxel, uite-te puțin aici, Darxel. Alice, ce faci, Alice? Hello, lady, hello. Mă, Alice, putem să intrăm în casă la tine, te rugăm? Bă, păi pare că am suspect, dar ok, intrați. Ok, mulțumim. Mă, Alice, fii atentă. Am ce... Bă, unde-a dispărut ăsta? Mă, Darxel, iar îți face ăla cu... Alice, stai puțin. Darxel, am ceva de vorbit cu tine. Stai puțin, Alice, stai puțin. Alice, poți să mă aștepți, te rog eu, aici la tine în cameră, în partea asta? Eu zic că ar fi mai bine să mă aștepți aici, ok. Nu m-ați văzut, chiar nu, Darxel, vino repede afară, fii atent. Am pus acolo în cameră special, bravo că ai făcut treaba asta, ca să stau să vorbesc cu tine acum, Darxel. Deci, am pus acolo în cameră pentru că vino să-ți arăt unde o să facem toată treaba. Vino mai repede, bă. Deci, fii atent, aici aveți astea două lipsă, aici, într-o parte, vreau să pui ghost block-ul pe care putem să intrăm. Și aici să pui astea peste, Darxel, și aici o să fie camera fix sub ăsta lei, pentru că aici aș petrece timpul ăsta de machiaje și la calculator. Gata, mă duc acum, Alice, ce faci, Alice? Cum ești? Ce ai făcut astăzi? Bă, păi, eu n-am făcut mai nimic astăzi. Ce ai făcut? A, ce am făcut? Am fost cu Darxel să facem niște cumpărături de casă, că aveam nevoie de cumpărături, sincer, și da, cam atât. Nu avem nimic mai special, dar tu de ce să te ai așa la geam la noi? Eu ți-am zis, mă, că priveam și aici priveliștea. A, priveai priveliștea. Ok, am înțeles, mă, la modul cel mai serios. Ok. Altceva, mai ceva de spus? Nu, practic, nu. Bă, ce se aude, bă? Am apă în casă. Ce se aude? Nu se aude nimic, Alice. Ce, ai vedeni? Ce s-aude? Adică, ce s-aude? Bă, eu aud ceva. Du-te, te rog, și verifică că nu mai pot. Bine, stai aici. Mamă. Bă, Darxel, mamă, ce fac? Darxel, fii atent, bă. Nu, ai grijă, bă, că s-aude rău de tot șansă și suspectează ceva. Zici, bă, ce s-aude, Darxel, tu nu te auzi așa că faci așa gălăgie pe aici? Bă, nu l-a fost așa, să faci schema mea așa. Așa, bravo, da, mai ușor, bă, Darxel, mai ușor că s-aude, dar pune și tu lumină pe acolo, pune toate chestiile acum, alea, să înțeleg. Gata. Bă, dar cred că ar trebui să o faci puțin mai mare, dar în fine nu contează, ok. Mă, Alice, fii atentă că, mă, Alice, ce te uiți la lemnul ăsta? Mă, uitam, bă, că pare că am suspect așa, e mai maro prin părți și alb în mijloc, nu știu ce-o pățit. A, pe, așa e bușteanul, pentru că e partea aia de buștean, adică e tu, în fine, nu mai contează. Bă, Alice, fii atentă, am descoperit ce se auzea. Ce se auzea? Am ceva prin casă? Nu, sunt niște oameni acolo care lucrează acolo la aia de la pescărie, e pescăria asta pe lângă, e și restaurantul și se interferează toate chestiile astea, s-aude aici, adică nu e de la tine, nu e nicio problemă la tine pe aici prin casă, de ce? Bine, gata, am înțeles. Hai la mine în cameră. La tine în cameră? Bine, hai la tine în cameră, vino pe aici, așa, fii atentă, stai puțin. Poți să mă duc și eu până la baie jos, ok, ai înțeles? Am nevoie până la baie, ok, am nevoie până la baie, mă duc. Bă, mamă, bă, ce-ai făcut-o așa de mare, bă? Dar nu trebuie, bă, Darxel, bă, e prea mare, bă, mai pune așa că după n-avem cum să spionăm, să vedem acolo deasupra, Darxel, cu o să dure. Bă, taci din gură. Mă, păi o să avem foarte mult de urcat până sus, Darxel, și obosim, bă, dar stai puțin, iar folosește contalea. Da, bă, Rafa, da. Așa, mă, Darxel, gata, fă-o acolo, bă, că era prea mare așa, dar fii atent, bă, Darxel, trebuie să pui carpetele alea, că dacă cade aici când vine în partea asta, dacă cade așa. A, pe stai, bă, stai, bă. Hai că mă duc înapoi. Ce mai vrei? Zi repede, încet. Da, pune tu, Rafa. Bine, gata, le pun eu așa, perfect, ok. Acum să mă duc la Alice. Alice, gata, am venit. De ce m-ai chemat aici? Ce vrei, să mă joc pe calculator sau ce vrei să facem? Da, păi, Marica, am venit să-ți arăt camera mea. Da, păi, da, știu camera ta. Păi bine, mai privești odată. Da, mai primesc odată. Și ce să privesc aici? Ce? E ceva nou în casa asta sau în camera? Mă, Alice, bă, mă și pe mine seama, adică te-ai pus aici la calculator și nu mai zici nimic. Ok, deci tu m-ai chemat aici, stai și eu știu la calculator. Am înțeles, bravo, wow, cât de tare. Hai că plec de aici din cameră. Bă, e bine că s-a pus la calculator și asta înseamnă că grăbim procesul. Hai să mă duc acum repede la Darxel. Mamă, dar s-a pus astea pe aici, trebuie să sap așa frumos și să nu-și dea seama Alice de treaba aia. Bă, arată mai bine, bă, Darxel, arată mai bine, dar trebuie să pui și lumină pe aici, Darxel. Bă, taci, bă, Rafa, taci. Bă, deci bă, gata, bă, fii atent, Darxel. Am ceva să spun. Deci fii atent, Darxel. Hai urcă sus, că Alice nu e pe... Mă, ce faci mai aici? Așa. Dă-te, bă, Rafa, taci din gură. Bă, Darxel, vreau să vorbesc ceva. Bă, de ce pui bălavă? Bă, Darxel, bă, după vrei să ia foc astea pe aici? Nu, bă, Rafa. Eu nu pun lavă. Ah, ok,
am înțeles, în fine, nu mai. Vreau să zic ceva, Thanos, mai zic, e, dar să le pec de aici, chiar să pună. Păi, da, trebuia să urci sus, bă, dar să le chei întuneric aici și nu prea să vede. Urcă sus, că Alice nu mai e pe aici, asta e treaba, asta e treaba. Vino repede să zic, Hai, bă, dar să le că te aștept, urcă mai repede. Ce tu faci acolo, bă, dar să. Bă, da, a plecat. Mă, nu e mai aici, nu e aici. Urcă mai repede, fii atent, dar să le casa, vreau să zic. Deci fii atent, dar să le cum este faza. Tu poți să faci liniștit aici, pentru că Alice m-a chemat la ea în cameră și după ce m-a chemat s-a pus la calculator și a stat acolo și la calculator. Practic tu poți să faci aici. Bă, nu te duc, ce că mă știi de tine, nu mă știi de tine. De ce te duc? Mă duc să fac rapid. Da, foarte, foarte bine. Deci, mamă, deci planul iese perfect. Facem camera asta și după ce o să facem camera asta, vreau să o spionăm. Treaba aia este în felul următor. Rafa, s-a băgat pe furnă, bă, chapter, nu, cu mapa, nu știai? Știam, dar eu că s-a băgat pe furnă chapter, nu, am făcut și episodul pe canalul secundar, dar eu am un canal secundar, Rafael Grâmă, și am făcut episod acolo, de ce, nu știai? A, bă, da, bă, eu acum m-am uitat, sunt în pauză și mă uit, În ce pauză, mă, la ce tu ești, mă, dar eu ai făcut camera sau ce, ai făcut aici? Bă, iar ai pus lavă, bă, de ce ai pus lavă, ai că nu pui lavă? Să arate frumos, bă, să arate frumos. Da, bine, bine, hai, dar ai fără aici repede, dar eu că nu mai avem timp, bă, dar eu dar trebuie să pui și tu ceva pe aici, că după ia foc, poate ia foc astea. Nu știu, adică nu ți se pare că simți așa o căldură aici prea mare? E, bă, lasă, Rafale, lasă. Bine, bine, hai că mă duc înapoi la Alex să vedem ce face, dar eu le pun carpetul aici și nu mai pot să mai urci. Acum, bă, în sfârșit, merge totul perfect, merge totul strună și treaba stă în felul următor. Data viitoare, ziua următoare, vreau să-i facem lui Alex foarte, foarte frumos aici, ca și cum noi o spionăm. Bine, să stea, să spionăm în casă, dar din câte mi-aduc eu aminte, parcă se vede mai mult, poate să deși deasupra și a fi foarte, foarte bine, dar să sperăm că merge totul strună, merge totul perfect și că nu o să avem probleme, că Alex nu o să vină aici pentru că e totul perfect. Acum Alex, să mă duc acum repede la ea în cameră, să vedem ce mai facem, mă, Alex. Mă, Alex, mă bagi pe mine seama sau? Da, ce vrei, hai, zi mai rapid. Da, ce, adică mai chema la tine în cameră ca să ce, să te pui pe calculator și după să nu mai vorbești cu mine, nu? Păi da, gata, poți să pleci. A, ok, plec. Și unde să plec? Poți să te duci la tine acasă, nu știu, face vrei. A, bine, mersi. Mamă, deci totul perfect, deci totul merge bine. Acum să-l aștept pe Darusele, poate l-ajut. Bă, dar Darusele, fii atent, Darusele. Am și eu o treabă să spun, Darusele. Vrei să te ajut pe aici, că adică Alice a zis că stă pe calculator, nu face nimic. Nu, bă, Rafa, lasă-mă că fac singur, hai, plec acasă. Bine, plec acasă. Hai că plec acasă. Bă, cum să plec mă acasă? Bine, hai, de fapt plec acasă, Darusele, și eu să spun carpetul ăsta. Dai ce și nu o să mai cum să scap, Darusele. Ora să rămâi aici toată ziua, Darusele. Aici rămâi, Darusele, nu-ți mai dau drumul. Aia e, fă tu acolo și poate. Bă, gata. Bă, dar de ce stii pe așa? Vrei după? Darusele, cum vrei să mai facem noi tu? Bă, carpeta. Ce faci? Unde-i Darusele? M-a strigat, unde-i? Darusele te-a strigat? Nu te-a strigat, Darusele. Am vorbit cu el la telefon, adică voia să te strige prin telefon. Și am zis, bă, Darusele, nu te aude, că e plecată. Alice, ce faci, Alice? Vreau să zic, Alice. Mă, dă-mi și mă ăsta. Darusele, ce faci, mă? Alice, vreau să zic că vreau să dau de asta muzică. Uite, ia un studiu de muzică și ascultă muzică. Ia, bine, hai că mă duc în cameră să-l pun. Bravo, mă, Darusele, acum ai făcut, bravo. Deci eu pot să plec acasă, bă, Darusele, vezi că ai luat tu carpetul, să-l pui tu la loc, Darusele, că o să vadă chestia asta aici și poate cade în ea, așa, bravo, acolo să rămâi, Darusele, nu mai ești. Acum mă duc liniștit acasă pentru că Alex o să-și pună muzică și nu mai are treabă cu mine, o să revin mai târziu. Mă, ce s-a... Bă, deci a dat muzica cam tare, sincer, adică, bă, Alice, hai că nu mă aude de muzică, trebuie să urc repede la ea în cameră, mamă, ce se întâmplă? Bă, ce faci, mă, oprește-mă muzica asta, Alice, bă, știi cum s-aude, bă, Darusele, sperii toți vecinii aici, asta, Darusele, doamne, Alice, sperii toți vecinii cu muzica asta, ce ți-a dat, Darusele, să asculti așa de tare? Păi, nu știu, așa mi-a dat el, eu doar ascult, gata, poți să pleci. Bine, dar nu mai da, te rog, nu mai da volumul ăla la maxim, că mă surzești, pe bune, bine, oricum e bine, pentru că Darusele o să fie acolo, o să facă toate chestiile foarte, foarte frumos. Acum mă duc acasă și o să revin mai pe seară când termină Darusele. Bine, sper să nu se facă seară, că dacă se face seară, o să am prea mult așteptat și nu prea e bine, că n-am ce să fac acasă, sincer, dar o să mă joc pe calculator și văd ce mai fac. Mamă, deci s-a făcut și noapte și Darusele încă n-a terminat, mă, nu știu ce se întâmplă, adică a rămas aici, nu trebuie să mă duc, dar stați puțin să văd unde o fi Alice, mă, să văd, sper, cred că e tot aici, mă, Alice, ce faci aici în cameră, iar să te la geam? Stai puțin, tu să te la geam aici ca să mă urmărești pe mine cum veneam spre casă la tine? Poate, de ce? Ok, nimic, pune-te să te joci, hai, lasă, voiam să vin la tine să văd ce mai faci, dar aia, am văzut ce faci, acum plec. E foarte perfect pentru că Alice e acolo și acum trebuie să merg la Darusele să văd, bă, ce tu faci, mă, stai aici, mă, ce... Ia-te, bă, Rafale, îți place cum am făcut, bă, Rafa, îți place? Darusele, am și o întrebare, de unde sunt acum, mă, trei, bă, Darusele, stai puțin că parcherea doar asta, restul de unde ai făcut rost de ele? E, Rafale, lasă, bă, că am schemele mele. Ai schemele tale, am înțeles, Darusele, în fine, da, bă, ce... Bă, Rafa, stai, uite, care
este răspunsul corect, Iazi? Care este răspunsul corect? 1 plus 1 egal 11? 1 plus 1 egal 6 sau 1 plus 1 egal 3? 1 plus 1 egal cu... Bă, dar răsule, ți se pare că ăsta e un răspuns corect aici? Nu, fii atent, dar răsule, trebuie să scrie oamenii în comentarii acum care e răspunsul corect, adică... Bă, dar răsule, nu e niciunul, tu îți bajoc. Ce bărafare, bă? A, bărafare, bă, da, bărafau! Unul dintre ele este corect, unul dintre ele este corect, ok? Da, dar răsule, pe bune, la câtă corect e, dar răsule, fii sincer, cum ai făcut tu treaba asta, dar răsule, așa ar trebui să mă lași cu capul de pereți, dar răsule, de pământ, de peste tot, dar răsule, la cât de prost ești. Bă, dar răsule, fii atent, hai să mergem acasă, că Alice era tot la ea în cameră, am terminat asta și fii atent, dar răsule, data viitoare, bă, unde pleci, mă, fii atent, data viitoare, dar răsule, data viitoare vreau să facem în felul următor, vreau să o spionăm, cum te-am spionat eu pe tine, atunci, mai știi, nu? Da, bă, Rafa, fii atent, acum, că dacă tot plecăm, eu vreau să prind cu spalis, ok? Eu vreau să prind cu spalis, că mă duc la ea. Bine, gata, prind cu ești, ca de fiecare dată, logic, dar stai, bă, așteaptă-mă să opresc ăsta, așa, gata, așteaptă, hai, intră, stai, fii atent, am eu o idee, dar să le știi cum îi facem prank-ul acesta, mă duc eu să o bag în seama așa și după vii tu, ai înțeles, ok. Alice, ce faci aici, ce faci, Alice? Uite-te puțin în partea aia, în stânga, am văzut ceva foarte mișto. Da, n-am înțeles nimic, adică, bă, ce... Am înțeles, a zis că casa e a noastră, bă, e casa noastră, yeeey! Bă, Darusele, tu ai nebunit? Da! Gata, bă, Darusele, în sfârșit suntem în a doua zi, bă, Darusele, și astăzi trebuie să o spionăm pe Alice, bă, e foarte, foarte tare pentru că am făcut noi chestia aceea, dar fii atent, Darusele, m-am gândit în felul următor, că tot o spionăm, bă, ar fi cam ciudat doar să o spionăm și trebuie să-i facem și niște farse, bă, Darusele. Da, bă, Rafale, eu zic și-o tot la, mă, eu zic să dăm foc la casă, yeeey! Ce mai mănânci, bă, Darusele, ce mai mănânci și acum, mă, Darusele, nu te-ai săturat de burger sau ce, normal, ca de fiecare, deci fii atent, Darusele, vină după mine, că am aici o surpriză, deci fii atent, vreau să-i facem o farsă și fii atent ce farsă vreau să-i facem, vreau să-i punem așa, deci noi ne ducem acolo să o spionăm în camera ascunsă, dar am făcut-o noi în camera de gaming, da? Și după, ea când e pe acolo și o să plece din cameră ca să nu vadă, noi fii atent, Darusele, am aici ceva foarte, foarte șmecher, Darusele, ți-l dau, uite, l-am luat, bă, iar te pui acolo, să te uiți că l-am luat deja. Ai ăsta în mână, Darusele, nu-l pun, lasă, uite-te așa puțin la el, uite-te la el și acolo sunt niște cuțite, Darusele. Când ea o să plece din camera aceea unde noi stăm... Bă, ești nebun, bă, Rafale, ești nebun? Tu vrei să aruncă mâna cu cuțite, bă? Nu s-a aruncat cu cuțite, bă, Darusele, ce e, bă? Fii atent, Darusele, deci fii atent, uite-te la mine, Darusele. Acum, Darusele, noi când o să ajungem acolo și o să plece din camera aceea, unul dintre noi, adică eu, o să... Darusele, mă bagi pe mine în seamă, te rog? Stai, 1-1, da, bă, și fii atent, prietenul meu, el vrea să ajungem cu cuțite într-o fată, da? Așa o să vezi, nu, ok. Da, Darusele, știu că n-ai sunat la nimic, dar fii atent, bă, ascultă-mă, fii atent, deci farsa asta stă în felul următor. Noi o să mergem acolo foarte frumos la ea. Când o să plece din camera aceea, noi o să punem cuțitul ăla, o să-l punem undeva pe lângă calculator ca să vadă ea, gen să-și dea seama, bă, ce, de unde e blocul ăsta, eu nu-l aveam, nu știu ce și toate astea. Și o să vadă că sunt de fapt niște cuțite și cred că o să se sperie, adică asta să sperăm că o să se sperie, că după o să creadă că e cineva la ea în casă, că nu știu ce, că vrea cineva să o moare și nu știu ce, toate chestiile astea, ai înțeles? Da, bravo, hai să mergem, hai să mergem. Ah, super, dar se râde și dă mine, am înțeles. Bă, dar Sele, avem o problemă. Uite-te puțin, cine se află acolo la geam? Mă, a plecat, fix acum, a plecat. Uite-te puțin la ea. Mă, ce faci, mă, Alice, ce faci, mă, aici? Alice, iar stai, mă, pe la geamuri, pe la toate astea. Mă, Alice, ce se întâmplă, mă? Hai să mergem, dar Sele, hai să mergem la ea în casă. Alice, avem și noi o întrebare, pe bune, adică ce-ți place? Alice, ne bași pe noi în seamă? Da, ce este? Ce îți place ție așa să te uiți la geamuri în continuu și, adică, noi am venit și tu la geam să te-ai? Păi, așa fac eu, îmi pare rău. Ah, ok. Bă, ia stați, bă, așa, am eu o întrebare. De ce tot veniți la mine așa? V-am dat eu voie și plus credeți că vă mai primesc după ce mi-ați făcut ieri? Ce s-am făcut? Eu nu s-am făcut nimic, dar eu să l-a venit să te sperie. Dar... Rafael a fost! Da, el a fost! Da, bine, practic am fost complice, dacă a vrut, dar să te sperie, aia. Mă, dar să tu unde scuzi, mă, astea, bă, dar să le, bă, hai, bă, băi, ne simțim, dar să le... Papuci Gucci alu Darusel, cu Papuci Gucci mă cheamă Darusel și îmi place de mine că sunt șmecher și tu ești fraier. Da, eu mă duc aici înapoi. Da, te duci înapoi. Mă, Alice, bă, Darusel, mie mi s-a făcut cam, bă, nu, bă, bă, sau du-te tu înainte. Alice, ai cumva o sticlă de apă, ceva pe aici să-mi iei și mie de la frigider, de la ceva? Am, da, desigur, așteaptă aici. Bine, gata, aștept. Mamă, perfect, acum urc repede aici, mă duc aici jos și intrăm foarte, foarte frumos.
frumos, dar trebuie să pun asta deasupra. Bă, dar Rusule, stai puțin, cum o să pun eu asta deasupra, că după nu mai avem cum să mai intrăm. Deci cred că trebuie să lăsăm așa, dar Rusule, și să avem. Bă, dar Rusule, vino repede, că am scăpat. I-am zis că mă duc. Bă, dar Rusule, mă bagi pe mine în seamă? Da, bă, ce? Bă, stai, bă, să audio așa. Deci, atent, stai că vin înapoi. Stai să mă uităm aici. Uite-te puțin. Mi-a dus apă. I-am zis să-mi aduc apă, dar Rusule, i-am zis să-mi aduc apă și uite-te puțin. Acum, bă, ce facem asta? Ce facem asta? Am adus apă, dar n-aveam sticla așa că ți-am adus la găleată. Dar unde ești? Hei, alo? Da, e la găleată. Așa de sănăcii, bă, Rafaele. Bă, dar Rusule, dar uite-te puțin. Ah, s-a pus la calculator. Gata, bă, dar Rusule, acum este totul perfect, bă, dar Rusule, e perfect. Adică, bă, da, gen, vede că nu sunt pe aici și nu zice nimic, nu-și dă seama, adică nu zice nimic. Bine, bine, lasă, deci faci așa, faceți, mă prencuiți într-una, lasă că acum caut eu. Arse de făcut. Așa, ce avem aici? Deci, despart un nou cap, de aruncat cu foc pe el, hopa, așa, ce mai avem pe aici? Cuțit, bine, bine, așa, ce mai avem pe aici? Nu prea găsesc ceva interesant. Uitați-vă puțin, dar... mă duc în bucătărie. Mamă, deci uitați-vă puțin, bă, dar Rusule, țip după tine, mă, auzi, dar Rusule, vină mă înapoi, dar Rusule, unde te-ai dus, bă? Dar Rusule, bă, știu că mi-ai acoperit asta aici, dar Rusule, dar de ce îmi faci treaba asta, bă, dar... A, dar Rusule, super, m-a prencuit, mă lasă aici, mă lasă, captiv, wow, foarte amuzant, bă, dar Rusule, unde ești, mă, arată-te, pune măcar ălea în picioare, dar Rusule, să vă știu, așa, bă, dar nu mai pune mă asta, bă, stai puțin, de ce, da, de ce pui asta așa, dar Rusule? Nu știu, bă, Rafaele, nu știu, stai așa, stai puțin, vorbește și tu mai tare, bă, dar Rusule, a venit, ia stai puțin, că nu te aude de aici, ia să vedem, ia, că a venit înapoi, bă, dar tu ai auzit ce fac, bă, nu mai pune mă că te aude, a, da, clasic, bă, dar Rusule, bă, revine-ți înapoi, că, dar nu te vede, bă, dă-ți ăsta mă jos, Rusule, că nu te vede nimeni, fii atent, stai puțin, că a zis că vrea să ne facă farse, hai să auzi din ce mai vrea să mai facă, bă, dar Rusule, că poate mai, ia, că a venit înapoi, ia, ce mai face oare? Da, aș dori să comand și eu un set de cuțite și niște ouă. Mă, ce faci? 5 minute? Bine, mulțumesc. Dar Rusule, tu ai auzit ce a zis? Dar Rusule, nu te... Bă, cuțite, brava! Dar știi cine mai are cuțite aici? Dar Rusule, știi cine mai are cuțite aici? Deci fii atent, stai puțin. Bă, uite-te aici să-mi spui tu mie, dar Rusule, să țipi după mine, ca nu cumva să vină, pentru că eu mă duc acum repede. Bă, dar iar ai pus... Ok. Mă pun acum repede să pun aici cuțitele astea, gata, le-am pus, mamă, cum arată genial. Și acum mă duc înapoi, bă. Gata, bă, dar Rusule, planul este stabilit, dar Rusule, am îndeplinit planul. Acum, bă, dar ce faci mai acolo, dar Rusule? Dar Rusule. Fă asta, așa. Ce fac? Ca și cum că i-ai adus cuțitele și astea, bă, dar Rusule, mamă, bă, dar Rusule, nu mai sperim acum, că zice ca și cum că i-a venit comanda, așa crede, dar Rusule, ce facem noi acum? Nu știu, bă, Rafaele, nu știu. Bă, vorbește tu mai tare. A venit. A luat-o. Deci a luat-o, ok. Ok, mi-a venit comanda, aparent. Uite și cuțitele, dar mi-a adus, a intrat în casă, ce livrator de bun. Oricum, haide să vedem și noi pe aici, așa. Hai să pregătesc eu capcana. Dar ce capcană? Bă, cum adică, bă? Asta vrea să ne omoare. Bă, nu ne omoare, bă, dar să le, bă. Așa, scoatem telefonul, da. Rafael, alo, te rog, răspunde. Bă, telefon. Am telefon, gata. Alo, cine e la telefon? Alo, bună, sunt eu. Poți, te rog, să urci puțin pe scări? Bună, sunt eu, cine sunt eu? Cine e eu? Eu, hai că știi, vină, te rog, la mine acasă puțin. Bă, dar Rusule, că fac niște de ea, cică, bună sunt eu, cine e eu? Alice, m-auzi? Gata. Am și o întrebare, deci unde mă chem, de unde să vin, ce să fac? Vină, te rog, la mine acasă, vreau să cer ceva. Ce vrei să ne arăt? Mă, Alice, unde ești, pe scări, ai spus? Da, hai că te aștept la mine în cameră. Ok, hai că vin, Rafa! Ce? Fii atent, Rafa, o să mă fac invizibil și o să pun un porc, bă, o să pun un porc, stai așa. Pui porcul invizibil, ok, hai că mă duc acum, mamă, deci să vedem, mamă, dar urlați-mi noroc, pentru că cine știe ce se întâmplă cu mine, bă, dar Rusule, am văzut că e urcat, stai, așteaptă să intre eu. Dar Rusule, n-am observat nimic, ok, ciudat că n-am observat nimic. Stai, bă, Rafa, taci! Unde? Toate tot apar porci ăștia. Mamă, ce era să mă vadă, mamă, de la limită. Opa, ok. La protecția animalelor. Mamă, ce sunt, bă, uitați-vă puțin la Darcel, pune o grămadă de porci, bă, nu știu ce sunt. Gata, bă, că te-am văzut, pa, nu ai sta cu aia de invizibilitate, pe bune. Dar Rusule nu știe, mă, să fac o farsă, că de fiecare dată, el dacă a stat cu asta de invizibilitate și a abuzat atât de mult de ea, acum Alice ce să mai fac, Alice, că Alice știe, toată lumea știe, dar
Răsel nu mai poate să mai facă prank-uri de-astea cu asta de invizibilitate, că toată lumea știe. Bă, dar Răsele, dar Răsele, ești cumva pe aici, cumva acum jos, că adică pe bune, nu știu, vreau să vorbesc ceva cu tine, că bă, dar Răsele, ești cam prost, bă, mă bași pe, bă, dar Răsele, unde ești? Alice, unde ești, Alice? Mă, ce? Alice, Alice! Intră, intră. Alice, bă, dar afară unde e Alice, afară. Alice, tu ești aici, de ce mi-ai aruncat cu nou în cap? Uitați-vă la Darusel că dă fraiere. Deci în loc să vină aici, mamă, dar plânge rău de tot. Uitați-vă puțin la Darusel ce face. În loc să vină aici că l-am chemat, își dă cu aia de invizibilitate și acum tot el plânge. Până la urmă că îi dă cu dalea în cap. Mă, Darusel. Bă, Rafaele, bă, a scăpat, bă, Rafaele. Bă, dar cum adică, bă, Rafaele? I-am dat cu nou un cap și ceva. Dar nu mai țipa, mă, că te aude, bă, Darusel. De ce țipi așa? Nu poți să vorbești și tu normal? Gata, bă, Rafaele. Te-a auzit. Mi-a venit comanda, dar nu mi-a venit mai înainte. Doamne, bă, ce proastă e. Bine, mulțumesc. Bă, Darusel, vino repede, fii atent. Deci ea a dat comandă și acum gen i-a venit și comanda, i-a venit și dar nu suspectează nimic. De fapt, s-a panicat așa puțin, dar gen nu suspectează absolut nimic. Mică, sunt astea aici alea în cameră, în casă, gen. Nu știu, bă, Rafaele, deci fii atent, eu acum mă duc să o prind cu ea, mă duc să o prind cu ea. Bă, dar Răsele, gata că știe, nu-ți mai dă acuză de invizibilitate. Ok, da, sunt. Bă, taci, că s-aude. Te rog, răspunde, Rafael, te rog. Mă, asta iar sună la telefon. Alo, da, ce mai vrei, mă, Alice? Mă suni așa, mă disperi în continuu, care e faza? Alo, păi, dar nu mai vii și tu odată, că te-am rugat să vii, ce faci? Nu, sunt acasă, trebuie să mă joc aici, sunt la turneu, la Fortnite, fac episoade pe canalul secundar, ce vrei? Păi, hai odată, vino. Păi, unde să vin, mă, Alice? Nu pot, că fac aici, pe canalul secundar, episoade, vrea lumea să postez, pe Rafael Gârâmât, ce vrei să fac, să las așa, să nu postez nimic? Pe mine nu mă interesează, tu vii acum că am treabă cu tine. Ok, hai că vin acum, hai, pa. Ok, mamă, dar stați puțin că vin cam repede, trebuie să plec așa ca și cum. Bun, bam. Alice, am venit. Da, aici, te vino. Unde? Urc acum, ce, unde ești, că nu te văd. Ce faci, bă, Alice, tu ai vrut să... Alice, stai puțin, Alice, vreau să vin la tine aici, vreau să te întreb ceva, stai puțin. Alice, uite-te puțin ce ai creat aici. Alice, ai ieșit afară din casă. Alice, uite-te puțin la găina. Bă, dar cum ar... Uitați-vă puțin cum arată găina asta, zici că e post. Alice, de ce s-ar... Nu mai da, bă, ce fac? Alice, da, nici nu mă bag în seamă. La modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă, am înțeles. Bă, dar Răsele, revină, bă, arată-te, dar se... Alice? Să mă arunci cu nou în mine, cum adică arunci cu nou în mine? Ajutor, nu! Amă, așa faci, da? Bine, ia-mă de aici, ia-mă de aici, noare, acum intrăm în casă. Răsele, poți să fii și tu mai calm, te rog? Bă, Răsele, stai, așteaptă. Bă, stai puțin. Bă, Răsele, trebuie să spionăm, nu trebuie să ne arătăm, Răsele, că trebuie să vedem ce vorbește ea pe acolo. Răsele, cu cine o vorbi? Poate are și ea un gadget, poate are ceva, Răsele, cine? Bă, poți să nu mai dai, te rog, cu de-astea? Ia și tu. Așa, mai bine, dar să vedem cum să intrăm, să sperăm că nu aude ușa aia, Răsele. Acum hai repede, intru pe aici ușa, uitați-vă puțin la ea. Deci aude ușa de la Răsele, în fine, intru pe aici. Gata, acum e perfect. Îmi dau asta și pot să stau așa foarte, foarte frumos. Bă, mai ce tu, mai ce? E cineva afară? Așa. Mă sună. Hei, salut. Bă, ce a apărut? Bă, pleacă, mă, de aici. Așa. Bă, dar stai să răspunzi. Stai să mă aranjez. Așa. Bine. Alo, bună, David. Ce faci? David? Bă, care-i David? Da, vrei să ne întâlnim când? Mâine? Bine, ne vedem acolo. Da. Darusel? Aris are... Alice are cumva un iubit? Nu știu, bă, Rafaele, bă, ia stai. Bă, dar nu-ți mai dăm asta, Darusel, că trebuie să spionăm, Darusel, tu acum... Nu spionez, bă, Rafa, eu spionez de aproape, bă, Rafa, că nu... Unde ești, bă, Darusel, arată-te, te rog, că vreau să... Bă, Darusel, fii atent, bă, nu, Darusel, trebuie să spionez, nu trebuie să-i mai faci tu farsă de asta, pentru că trebuie să vedem ce au, să auzim, Darusel, cum am auzit acum de treaba asta, poate mai are chestii, Darusel, dar ascult, cine știe, așa, hai să ne mai uităm, poate... Darusel, cred că își dă seama. Darusel, nu e ok. Nu te duci. Darusel, te-am văzut. Oh,
faci? Stai! Stai, așa. Dar stai, mânafale, taci, că fii atât, taci, mânafale. Am pus-o să doarmă, mânafa, am pus-o să doarmă. Ce-ai pus, bă, dar să le, da... Ok, am înțeles, bine. Bă, dar să le, bă, ai făcut o treabă bună. Adică n-ai făcut, bă, de fapt, da, ai făcut o treabă bună. Dar crezi că mai dorme mult, bă, dar să le, pe bune. Adică la modul... Nu știu, bă, ce se întâmplă? Bă, ce căutați aici? Ce căutați aici? Bă, ce bună ziua, că e seara, dar să le, ce bună ziua, că e seara. Aldis, cum adică ce căutăm pe aici? Am venit la tine pentru că voiam să ne jucăm fața ascunzerea, să ne jucăm ceva, Aldis, că n-aveam ce să facem. Stai, e geamul spart. Îmi amintesc ceva, parcă ia stai să verific. Dar n-am rezolvat nimic, n-am rezolvat, mai bine plecăm de aici. Bă, nu prea știu că-s două carpete, atea scuțitele, deci n-am visat. Bă, ce să acum l-am închis pe Darusel acolo și nu mai are cum să scape niciunul dintre ei. Foarte frumos, ia. Bă, iar folosești de astea? Ok, am înțeles, bă, Darusel. Dar, Darusel, pe bune, dar mai iese și asta de acolo? N-ai vorbit nimic cu ea? A, nimic, bă, Rafale, ia cum încerc să iasă fraiera. Bă, dar nu zice nimic. Bă, chiar nu s-aude de jos de acolo? Că bine, deci așa faceți, da? Eu zic să coborâți aici mai bine. A, da, bă. Alice, cred că da, cred că chiar am vrea să... Hai, mă, hai să coborâm, Darusel, hai să coborâm. Ce, Alice? Ce, mă... Alice, ce e cu camera asta? Cum adică ce e cu camera asta? Voi ați făcut-o. Ce am făcut? Că n-am făcut nimic. Bă, ce e cu camera asta și de ce nu e nimic în ea? Ce vrei să plănuiești aici și de ce se află la văpădă de sub și ce? Mă, Alice, tu... Mă, care e răspunsul corect? 1 plus 1 egal 3. Bă, Alice, nu ești... Bă, ce fai, bă? Bă, să-i mă puțin, bă! Alice, bă, dar să le... Fugi! Te scut în cuțite! Bă, nu. Bravo, bă, Darzele, bravo, bă, Darzele, dai gri, bă, cuțitele, te lovi! Darzele, bă, ești bine? Da, bă, Rafale, bă, Rafale, uite, eu sunt șmechia! Uitați-te, pățile, Darzele, la mețel! Mă căzut în lavă! Mă, ce? Bă, stai puțin, Alice, avem și noi o întrebare. Bă, ce fac? Deci așa faceți voi, da? Deci voi mă spionați. Bine, stai puțin, Alice, credeai că vrei să-mi faci mie ceva, să mă bași pe aici? Tu nu crezi că l-am pe Darusel care are chestii de... Vorbește cu... N-ai cum să mă omor, Darusel. Uite-te puțin, deci tu mi-ai dat asta ca să nu pot să mor. Mersi, bă, Darusel, chiar n-am văzut, mersi, bă, Darusel, că... Dar mă bași pe mine seama? Uite, bă, Rafa, scăpat, hai, rapid! Da, ce-a scăpat, mă, bă, dar unde a plecat asta? A plecat la noi acasă, unde a fi plecat, bă, Darusel? Bă, Darusel, ne-a luat, mă, ce faci? Alice, ce faci? Mă, să voi mă spionați. Nu ne aruncă mașina în apă. Bă, dar să ce faci, mă? Dar să te arunci tu. Bă, ce faci, mă? Nu. Ok. Bine, Alice. Așa faci, da? Dar să hai să vedem. Avem asta aici. Să o aruncăm și Alice? Așa faci. Măi, dar tu cine crezi? Da, că mi-am luat-o. Deja s-a dus prea departe, la modul cel mai serios, deja mă enervează copiii ăștia, adică uite-l să puțin, ai, nu înțeleg nimic ce... Bă, dar ce arăcă, bă, ce arăcă, mă, așa repede, mă, Alice, mă, Alice, ce vrei, mă, bă, lăsați-mă în pace, ce... Da, wow, foarte amuzant, Alice, deci, da, nu mai vreau să mai fac nimic, cred că mă mut din orașul ăsta, la modul cel mai serios. Ok, pa, pa! Darusele, vreau să te uiți din jur împrejur și să-mi spui ce crezi tu, unde crezi tu că ne aflăm astăzi, Darusele, unde crezi că te-am adus? Bă, Rafale, m-a băgat în închisoare, bă, nesimțitule, bă! Bă, ce închisoare, bă, Darusele, nu e nicio închisoare, fii atent, dacă te uiți aici, deci fii atent, Darusele, nu mă interesează asta, dar astăzi, Darusele, aici, o să ne jucăm fața ascunzerea, este un loc special, unde te-am adus eu astăzi, Darusele, ce părere ai? Burger, păcat că Darusel aici nu mai e burger, și e bine că nu mai are Darusel burger, că altfel... Gata, deci fii atent, Darusel. Jucăm, Darusel, dacă tu zici de burger, fii atent, Darusel, dacă o să mă bați astăzi, o să-ți iau câți burger vrei tu, zi un număr și atâta-ți iau. Un quadralon cu un sixilon cu un batalion. Da, Darusel, deci tu vrei toți burgerii din lume, am înțeles, de Darusel, fii atent, prima rundă vreau ca eu să mă ascund, Darusel, și tu vrei să te... Și fii atent, bă, așa, bravo, și eu aleg aici. Și fii atent, dăm aici, mergem la hărți. Și aici avem cât mai multe hărți. Prima oară, uite, le luăm pe fiecare la rând, Darusele. Easy,
Da, Daruxule, ai înțeles, deci luăm pe fiecare rând. Ai răbdare, Daruxule, deci atent. O să începem cu asta și în 3, 2, 1. Am 60 de secunde să mă ascund, Daruxule, și acum trebuie să găsesc un loc. Mamă, unde să mă ascund, Daruxule? Ok, Daruxule, nu mă mai interesează. Eu o să caut acum un loc unde să mă ascund, dar trebuie să am mare, mare grijă. Deci fii atent, Daruxule, vreau să mă duc în partea asta, fiindcă parcă am văzut eu ceva. O să caut aici ceva foarte, foarte șmecher. Ia să văd dacă reușesc să urc. Gata, gata. Mamă, și cum e locul ăsta aici? Mamă, Daruxule, nu cred că o să mă găsească Daruxule în viața lui aici. Așteptăm acum să fie eliberat în 30 de secunde și chiar sunt curios, bă, dacă poate să mă găsească, dacă are vreo șansă. Adică eu cred, adică sper să n-aibă nicio șansă, că dacă m-ar găsi. Uitați-vă puțin așa la mine. Nu, voi așa milă puțin de mine. Uitați-vă la mine, ce față drăguț. Am dat și voi acolo un like, să faceți și mie cât mai multe like-uri. Da, Daruxule, am înțeles. Bravo. Deci atent, 15 secunde mai, Daruxule. Vreau să-mi spui tu, Daruxule, dacă bine, nu o să mă găsești oricum. Adică n-are de ce să-mi spună Daruxule ceva, dar 10, 9, 8, 7, 6, 5 în 3, 2, 1. Hai să vedem acum cât de frumos o să fie totul. Gata, bă, Daruxule, gata. Ai 3, bă, 300 de secunde, Daruxule. Eu zic că e mult, bă, sincer. Nu știu, bă, adică ai putea să mă găsești în 300 de secunde. Adică pe harta asta cine știe, bine, dar O să fie ușor. Bine, mă, Daruxule, dar pe unde? Mamă, dar nici nu te văd, bă, Daruxule. E păcat că nu te văd, bă, Daruxule. Aș vrea să te văd, dar fii atent că încerc să fac ceva aici, ca să mă joc așa puțin cu tine. Bine, sper că nu ești tu cumva pe aici prin apropiere. Unde ești, mă? Bă, Daruxule, unde ești, mă? Unde te ascunzi? E, lasă, bă, Rafale, lasă că o să te găsesc. Bă, Daruxule, nu trebuie să te ascunzi, că eu nu te văd nicăieri pe harta asta. Adică tu trebuie să mă cauți, nu trebuie să te ascunzi, bă, Daruxule. Adică nu știu pe unde, ce faci tu, dar nu e bine. 250 de secunde. Ok, ok. Bă, e interesant. Prima rundă facem așa, după facem invers și tot așa, Daruxule, să vedem cât de șmecher o să fie. Adică pe bune, nu știu, dar am impresia, Daruxule, că tu te joci cu mine, tu te ascunzi, dar de fapt tu nu trebuie să te ascunzi. Ce faci tu, Daruxule? Tu știi, mă, că ce înseamnă sicăr? Am auzit ceva, ce s-a zis lângă mine, că te-am auzit. Ce ai auzit, mă? Bă, Daruxule, n-ai auzit, mă, nimic, bă, Daruxule, taci, mă, că n-ai auzit nimic. Eu nu sunt nicăieri, Daruxule, eu am plecat de pe harta asta. Sunt în lobby, Daruxule, te aștept acolo, lobby, adică pe bune. Dacă te găsesc, o să dai 1000 de burgeri. Da, Daruxule, 1000 de burgeri. Bă, Daruxule, fii atent, dacă o să te găsesc, Daruxule, o să-ți fac 500 cu burgeri, Daruxule. O să-ți iau câți burgeri vrei tu, da, gen, dacă mă găsești până la urmă, dacă câștigi, dacă altfel nu, Daruxule, bă, că n-ai de ce. Unde ești? Bă, Daruxule, nu știu unde ești tu, sincer, nu știu unde ești tu, că aș vrea să văd. Bă, dar nu te văd absolut nicăieri, bă, Daruxule, dar pe bune, tu unde ești? E, las că vezi tu. Păi, te-am văzut, Daruxule, te-am văzut. Fii atent, îți dau un indiciu, Daruxule, că mai avem 170 de secunde aproape. Îți dau un indiciu, văd verde prejur împrejur. Deci fii atent, eu sunt într-un loc cu verde, Daruxule, un alb. Opa, Daruxule, sper că nu vii aici, Daruxule. Mi se pare că te-am văzut, dar să sperăm că nu vii. Ești în casă? Aia asta că mă duc eu în casă. Da, Daruxule, în casă. Bă, ce casă o fi pe aici? Nu știu, sincer, dar mama, Daruxule, bă, eu aș vrea să fii atent. Eu o să încerc să plec de aici. Gata, mi-a dat tar, că o să-ți dau stand, Daruxule, o să te lovesc, o să Rafale, bă, ce-a fost? Cum ai atins, Daruxule? Nu ți-am dat stun? Nu! Mă, du-te, mă, de aici, Daruxule. Acum, runda următoare o să fie o seeker, pentru că m-ai găsit. Asta așa este foarte, foarte frumos. Mergem la mapa a doua, Daruxule. Și acum trebuie să te cau. Mamă, ce păcat, dar hai să vedem acum. Mamă, de ce am parcur aici? Bă, de aia ziceai, mă, tu de parcur, Daruxule. Credeam că ai nebunit, sincer, adică, pe bune. Hai să urc pe aici să fac parcurul ăsta, Daruxule. Cât timp te ascunzi, bă, și bă, ai găsit vreo idee așa unde să te ascunzi? Ai vreo idee pe harta aia? Că eu nu știu cum e. Da, sunt spus cum arată. Da, Rafale, bă, e cam grea de cap, Daruxule, mă gândesc dacă te-ai fi pus tu, cred că chiar nu mă găseai dacă zici că e grea harta aia, dar în fine, bine, aș fi vrut eu, dar ai mai găsit că am ieșit eu din ascunzătoare. Bă, dar dacă nu ieșeam eu din ascunzătoare aia, Daruxule, nu cred că mă găseai, sincer să fiu cu tine. E, lasă, e bun, e perfect. Mamă, dar nu pot să fac pe parcurul ăsta, bă, Daruxule, ce e, mă, aici, bă, că mă și enervează cu parcurul ăsta, în fine, dar fii atent, Daruxule, ok, ia fii atent, mamă, pro player, Daruxule, s-a apelizat, pe și ăsta e tot parcurul, am înțeles, Daruxule, congratulations, ai câștigat un tort, cum s-ar spune, Daruxule, mai avem câteva secunde, abia aștept să te caut, 15 secunde, mamă, dar revenim, Daruxule, fix atunci, că deja mi s-a luat, 3, 2, 1, și Daruxule, cine nu-i gata, le-a cu lopata, ia să uite, mamă, uite, bă, ăsta-l tot, îl folosei tu așa mereu, mamă, pe unde-i fi, Daruxule? Opa, văd cumva ușa deschisă la casă, mă, Daruxule, tu așa faci, mă, Daruxule, ce faci, mă, tu, Daruxule, de ce lași ușile deschise pe la casă? Bă, mă, cum, bă, Rafale, bă, nu știu,
Ok, nu-ți mai dat niciun burger, Daruxele. Ai câștigat rundă, poate câștigi și tu meciul, Daruxele. Dar dacă ești așa, bine, Daruxele, tu pierzi acum, nu e. Nu, eu nu pierd nimic, sincer. Hai, bă, Daruxele, gata, mă, nu mai fi așa supărat. Ce stai așa cu spatele la mine, Daruxele? Întoarce-te. Acum fii atent, Daruxele, eu sunt hider și trebuie să vă ascund, Daruxele. Acum pentru că te-am găsit până practic. Mamă, Daruxele, am găsit un loc, un teleport, așa aș putea să spun, bine. Deja ți-am dat cam multe indicii, Daruxele, dar o să găsești ceva. Bă, Daruxele, da, pe bune, mă, Daruxele, de ce te superi așa? Adică, nu știu. Pe bă, Rafael, bă, cum adică, bă, locul ăia era așa de special, bă, Rafael, și puteam să câștig. Bă, dar trebuia să vezi tu ușa deschisă, bă, Rafael, du-te, bă, de aici. Păi, dar ce e vina mea, mă, Daruxele, că tu nu ești în stare, Daruxele? Adică, pe bune, sincer, dacă tu n-ai fost în stare, ce e vina mea? Adică, recunoaște și tu că n-ai fost în stare și gata. E, du-te, bă, las că mai vorbesc cu tine, hai, să încep o dată ăsta, mai repede, că nu mai pot. Imediat începe, bă, Daruxele, dar fii atent, bă, Daruxele, că avem, bă, stai, mă, calm, Daruxele, eu unul la unul, eu te-am găsit odată, tu m-ai găsit odată, acum e a treia rundă în care tu trebuie să mă cauți, nu știu dacă mă găsești sincer, Daruxele, dar cred că mă găsești, pentru că fii atent, Daruxele, chiar m-am pus într-un loc destul de ușor, Daruxele, nu știu, adică ai putea să mă găsești sincer, nu cred că e foarte greu aici. Sunt astea de easy, Daruxele, după vedem. 7, 6, 5, 3, Daruxele, uite, 3, 2, 1, deja ești în urmă. Ok, a început, avem 300 de secunde, Daruxele, și sper că nu mă găsești bine. Dacă mă găsești, aia, Daruxele, da, să vezi ce o să fac eu datele următoare. Bă, aș vrea să te văd, bă, trebuia să mă pun într-un loc unde să te văd așa, dar încerc să te văd așa foarte, foarte puțin. Bă, mă! Ai, bă, Rafael, ești așa de slab. Păi uite, mă, Daruxele, sunt închit. Acum tu e ce plânge? Uite, eu nu m-am supărat, e că sunt închit. Eu te-am făcut runda trecută la fel, acum tu mă faci. Stai, așa, gata. Eu mă dau seeker, Daruxele. Dăm aici go to map selection, Daruxele. Și acum a patra hartă care cred eu că e la mediu. Da, acum începe mai greu, Daruxele. Și uite că fix tu ești la asta. Adică, pe bune, uite, că ai noroc, sincer. Da, bă, nu. Am skill. Da, Daruxele, ce skill ai tu? Că te-am găsit de bine. Mai găsești tu din prima, da, ai. Acum, Daruxele, mai așteptăm aici să treacă timpul ăsta și Daruxele, bă, sper că te găsesc, că totuși asta e mai mediu și ai avantaj, Daruxele, deci fii atent că ai avantaj cu asta de mediu. Da, bă, Rafael, da. Gata, bă, Daruxele, 5, 4, 3, 2, 1 și acum o să fiu în căutarea ta, Daruxele. Hai să văd, mamă, Daruxele, bă, cât de șmecher e harta asta, de ce nu trebuia eu, bă, să mă ascund? Trebuia să mă găsești un loc mai șmecher, bă. Opa, ia fii atent, cred că, Daruxele, mamă, deci dacă te găsești și acum, Daruxele, deci dacă te găsești pe aici prin labirintul ăsta, Daruxele, nu știu ce e pe bune, adică cred că dai rage quit pe bune. Bă, da, nu ești pe aici, credeam și eu că ești pe aici. Bă, Daruxele, da, am și eu, așa, îmi dai și tu un indiciu mai pe la, nu știu, câteva secunde, încep și tu să dai un indiciu? Nu! Păi, Daruxele, uite, mă, eu ți-am dat indiciu la prima rundă, Daruxele, tu de ce nu vrei să-mi dai mie? E, ok, o să-ți dau. Bine, opa, stai că am găsit ceva aici, hai să vedem dacă tu te ascunzi. Aici erai, Daruxele, te-am auzit cum a ieșit. Ai, bă, Daruxele, unde plecam, Daruxele? Bă, Daruxele. Opa, am auzit ceva sau nu am auzit eu bine? Ia fii atent, Daruxele. Bă, gata. Ceva. Opa, ce-am găsit, Daruxele, bă, Daruxele, nici o șansă n-ai, pe bune, ia, pe aici mai ceva, opa, mamă, pot să sar și în partea asta, bă, până unde mă duc, bă? opa, hai să vedem dacă pot să fac ăsta, mamă, Daruxele, pot să zic că n-ai nicio șansă, stai că era să cad, Daruxele, bă, n-ai nicio șansă, la modul cel mai serios, bă, Daruxele. Taci din gură! Bă, dar tu mai facem așa, mamă, și de aici să te văd peste tot, bă, Daruxele, adică pot să te văd și eu lejer, să îmi bag jo de tine, bă, da, chiar sunt curios, Daruxele, dacă o să mă găsești tu pe aici, Daruxele, îți dau un indiciu așa, Daruxele, am intrat prin, adică am făcut un parcurs ceva de genul și am ajuns aici, atât zic. Nu-mi pasă, bă, Rafale, tot o să te găsesc și dacă nu te găsesc, tot să mai ajung cu tine, ca hack, ești un hack, ești un hacker. Bă, Daruxele, nu plânge, bă, Daruxele, tu cumva plângi pe bune? Lasă-mă, bă, Rafale, lasă-mă. Uitați-vă puțin la Daruxele, dați un like să-l faceți, bă, Daruxele, mai fericit, scrieți acolo în comentarii, Daruxele, nu mai plânge, că, bă, Daruxele, bă, pe bune, adică nu trebuie să plângi, trebuie să te știi că eu joc între noi, Daruxele, ne jucăm și noi aici, adică nu că, bine, da, stai că ți-am zis că ți-aduc burger dacă mă bați, dar ai. Bă, da, hai să-ți vedem, bă, unde ești, mă, bă, Daruxele, unde ești, mă? Ii, lasă că nu contează, e perfect. Bă, sper că nu vii pe aici, dar, bă, da. Stai puțin că poți te ui. Mamă, păi stai mă că mă uit așa, Daruxele, și nu mai am niciun stres. Adică, pe bune, niciun stres. Niciun stres, produc bani. Aaa, dar știu unde ești, fii atent.
Dar spune și mie, cum ai ajuns acolo? Că știu că ai intrat acolo. Cum ai ajuns acolo? Am plecat de acolo, gata. Darxel, cred că am găsit deja cel mai bun loc. Bine că ai venit tu, Darxel, bine că urcai după acolo, că am găsit cel mai bun loc. Bine, bă, Darxel, 250 de secunde mai ai, bă, Darxel, îți dau un indiciu, mov, Darxel, atâta zic, mov, zic, mov, Darxel, ceva mov, atâta zic. E mov, dacă am dat pe mapa, e mov. Dar fii atent, Darxel, trebuie să intri undeva ca să vezi mov, Darxel, atâta zic. Adică, dacă ești afară și te uiți din jur împrejur, probabil nu o să-ți dai seama, Darxel, atâta zic. Păi asta e, bă, Rafael, ia stai așa. Bă, da, aș vrea să te văd, ia fii atent, când cer să văd, mamă, ce faci acolo în apă, Darxel, ia bagă-te în vânt în aia, Darxel, treci înapoi, că nu te mai văd acum, așa, bagă-te în fântână, fă o baie acolo caldă, Darxel, că cam ai nevoie de baie. Bă, tu taci din gură, bă, resimțitule. Opa, ce faci, mă, Darxel, acolo, ce faci acolo, mă, cauți cumva, Darxel, bă, nu merge, mă, nu merge. Da, oricum nu sunt acolo, Darxel, ești în altă parte, zic, bă, Darxel, pe bune, zic, sunt pe partea cealaltă, nu sunt pe partea aia stânga sau pe unde ești tu. Bă, tu stai singură, bă, nici simt. Bine, mă, Darxel, nu vrei să mă vezi, nu vrei să mă găsești, bine, eu, mie îmi convine, adică eu stau aici. Bă, dar de ce, bă, ai ce, stai, mă, tu ești aici, nu? Opa, nu, vino mai aproape, Darxel, vino mai aproape, mă, deci, Darxel, nu mă, bă, e perfect, mă, locul ăsta aici, Darxel, niciun stres cu tine, bă. Bă, Darxel, dar stai puțin, dar cât e scorul? Că nu mai știu, adică ai câștigat tu prima rundă, după am câștigat eu 1-1, după ai câștigat tu, după eu 2-2 și acum, sau cum mai era? Nu știu, bă, Rafale, dar tot știu este că o să, bă, dar nu sare, bă, așa. Bă, dar stai puțin, chiar e egalitate, Darxel, cum o să facem? Dacă o să fie egalitate, nu o să-ți mai dau burger, Darxel, nu se mai întâmplă nimic. Bă, tu tai din gură, înțeles, tu tai din gură. Bă, dar unde ai plecat, mă, nu mai ești din casa aia, Darxel, sau ai teleport ceva pe acolo? Nu, lasă, bă, dar unde s-a ascuns, mă, prostul ăsta? Bă, vezi cum vorbim, Darxel, bă, ăsta un indiciu, Darxel, mai sunt 120 de secunde, mai 2 minute, Darxel, și o să spun o casă, Darxel, atât, îți spun casă. O casă, păi știu unde ești. Da, 100% știi, Darxel, unde ești, adică l-am cel mai serios, n-am nicio treabă, bă, Darxel, dar pe unde ești, mă, tu, pe bune? Nu știu, bă, Rafale, unde ești? Bă, ce loc găsise, Darxel, acolo, bă, Darxel, unde ești? Nu contează, bă, unde ești, bă? Mamă, stai puțin, bă, Darxel, am rămas uimit de ceva, stai puțin, că mie nu-mi vine să cred, bă, da, what, bă, cum? Bă, stai puțin, cum te-ai băgat prin ăla, Darxel, că am rămas uimit? Ei, lasă că nu contează. Du-te, mă, da, aici, bă, Darxel, că deja mai nervezi. Acum trecem, stai. Deci el sunt sticker acum, am înțeles, bă, Darxel. Dar stai puțin, câte hârzi mai avem? Băi, cumva ultima, Darxel, știi ce înseamnă asta dacă e ultima hartă? Uite-te la mine. Asta e ultima rundă, și o să te bat. Bă, dar nu-i corect, pe bune, adică uitați-vă puțin. Nu trebuia să ies, bă, de acolo, nu trebuia să ies, că acum dacă nu-l găsesc, bă, Darxel, o să mă bat. Ai avantaj, bă, Darxel, că tu ai o rundă în plus. Fii atent, Darxel, să vezi ce o să-ți fac eu. Mai fac aici o dată parcurul, bă, Darxel. Știi ce vreau eu să te întreb, Darxel, așa? Ce sunt eu curios, Darxel? Zi, bă, frere, ce? Dacă îmi vorbești așa, Darxel, nu mai am. Vreau să te întreb și pe tine, cum a fost ziua ta, Darxel? Cum ai petrecut ziua până acum? Ce mi-ai făcut, Darxel? Dar dacă îți bag joc de mine, nu mai. Pe bă, Rafale, a fost foarte fain. Înainte să mă chinui, să folosim frecuri. Ce zici, mă, Darxel, că deja te întrerup, Darxel, nu prea e ne, Darxel. Păi ziua mea a fost bună, înainte să mă chem tu cu hack-urile tale. Mă, ce hack, mă, Darxel, unde e? Ce platică hack? La ce hack visezi? Că m-ai găsit tu de atâtea ori, ce hack am folosit? E, nu te, mă, că ești chiar de simțit. Mă, Darxel, bă, nu mai fi așa supărat. Ok, hai, dar tu nu să te bat, ha? Da, tu nu o să mă bat, ai dreptate, ai zis bine. Ok, hai, 10, 2, 6, 5, 5, 5, 5, 1. Gata, ultima rundă, hai să vedem aici dacă o să-l găsesc pe Darxel. Mamă, ce mă asta? Opa, oare ceva pe aici? Mamă, deci dacă îl găsesc pe Darxel pe aici, bă, Darxel, nu știu unde te-ai ascuns, dar eu o să te găsesc 100%. Hai să vedem, să căutăm pe aici prin partea asta. Ia, mamă, oare ceva ascuns prin partea asta? Chiar opa. Deci am găsit. Mamă, deci am găsit. Nu mai e nimic, da? Aici, ok, mamă, deci ascunzătoarea e bună. Păcat că nu mai. Și acum cum mai este? Darxel, cred că am rămas blocat. Ce? Pleacă, 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 pleacă.
pleacă mine, pleacă. Păi unde ești, mă, Darksele? E, nu contează, dar pleacă acolo, pleacă acolo. Acum îți bagi de la mine, cum ar veni, am înțeles, bă, Darksele. Ia să văd pe aici, prin partea asta, Darksele. Am vreo... Bă, Rafael, dar tu cum nu m-ai văzut? Așit! Bă, Rafael, dar tu cum nu... Tu cum nu m-ai văzut? Ha, bă, tu cum ești de mine? Bă, dar râs de mine, Darksele. Sutra asta ai trecut, bă. Unde ai trecut, mă, tu, Darksele? Adică, pe bune, la ce mi-ai spus, ai trecut pe nică. Tu ai trecut de mine. Dar fel, cred că avem o problemă. Cred că am rămas. Ba nu, gata. Cred că nu mai merge. Hai să te... Bă, da, mamă, dar fel, stai puțin că e ultima rundă, trebuie să te găsim. Bă, dar fel, dai, că am grea, mă, sincer, că am grea. Hai să... nici nu pot să urc. Ia să vedem prin partea asta. Nu e. Ia să vedem prin casa asta. Ok, scrie ceva aici. Hai să vedem. Mamă, deci cred că am o idee, dar fel, cred că am o idee. Opa, ce am găsit, dar fel, deci am apăsat pe ăsta. Fugi. Așa. Da, clar, dar să-l facem mișto de mine, am înțeles. Bă, dar să, dar poți să mai faci așa mișto de mine? Bă, da, eu nu fac mișto. Acum chiar că fug, uite că apăs pe tastă. Fugi. Da, dar să-l ai dreptate. Ia, mamă, pe aici. Gata, dar să-l ăsta te sfârșit 100%. Da. Bă, dacă nu ești aici, bă, deci dacă nu știi ce, chiar nu știu unde ai putea să fii. Bă, da, ok. Ce cameră ești? În ce cameră ești? Ceva cu mov, da, nu ești tu pe aici. Ok, am plecat. Mamă, dar să-l... Bă, stai puțin că nu e bine, stai. Stai puțin că nu e bine, bă, dar să-l, bă, unde ești? Bă, dar să-l am și eu o întrebare. Adică vreau să te găsesc. Nu, pe bune, adică de ce m-am teleportat, dar nu pot să se... Bă, dar să-l, unde ești, pe bune? Unde ești, dar să-l? Lasă că nu contează. Bă, pe bune, bă, dar să-l, nu, bă, nu e bine, nu cred că te găsesc, dar să-l. Dar să-l, nu cred că te găsesc, nu e bine. Pe aici. Opa. Mamă, ce am găsit? Nu, mă. Bă, dar să-l, câte locuri pot să găsesc, dar eu nu mă pun, bă, dar să-l. Trebuia să mă ascund, eu trebuia să rămân acolo, bă, nu trebuia să-l, dar să-l, că mai mi-ai făcut o farsă cu chestia, adică m-ai princuit bine, adică bine, n-ai vrut să faci chestia, dar să-l, dar din moment ce am văzut că cum ai intrat acolo, bă, dar să-l, dar nici măcar n-am putut eu să intru, adică măcar dar puteam și eu să intru, dar ai. Bă, Rafale, fii antre, eu să zic că un niciu. Culoarea este culoare albastră. Albastru? Bă, am fost la albastru, nu era nimic, dar să-l, bă, ok, m-am dus pe aici, m-am dus degeaba, adică pe Rafale, e roșu, atunci dacă nu e albastru, e roșu. Da, mă, dar să-l, bă, te mai ajut, bă, dar să-l, dăm și mie un indiciu pe bune, mă, ce indiciu? Opa, albastru, hai să vedem ce se află pe aici, dar să-l, ești cumva aici, dar să-l? Darksele? Nu, eu nu sunt aici. De ce vorbești așa, Darksele? Ți-e frică cumva că vin după tine? Mamă, dar ce-i așa? Bă, dar e prea mult. Ok, gata, 100%. Dacă nu ești aici, bă, Darksele. Bă, da, bă, Darksele, unde ești? Pă bune, la modul cel mai serios, unde ești? Poți să-mi dai și mie un indiciu, pă bune, clar? Nu! Știi ce înseamnă asta? Nu, dacă nu te găsesc. Știi ce înseamnă, nu? Că am câștigat! Și trebuie să-ți cumpăr burger, Darksele! Pă, unde ești, mă? Pă bune, mamă, rapid, acum mai la mișto, bă, Darksele, bă, unde, bă, Darksele, bă, nu-i bine, bă, Darksele, trebuie să te găsesc, mai am 30 de secunde, nu mai pot, Darksele, trebuie să-ți cumpăr burger, bă, nu vreau să-ți cumpăr burger, bă, Darksele. Bă, Rafale, mamă, nu mai pot, bă, a fugit de tine, bă, Rafale, că, bă, e fix lângă mine, bă, Rafale, că ne-a cecut pe acolo, mamă. Bă, dar cum nu m-ai văzut, bă, dar cum nu m-ai văzut, așa de fraier ești. Bă, unde? Dar, unde, bă, zi pe bune, unde ești, Darksele? Nu, du-te nici, hai, acum scap, hai, Da, îți bagi joc de mine, Darksele, nici măcar nu te-a... Bine! A câștigat! Hai, mă, du-te de aici, nu o să-ți cumpăr niciun burger, pa! Nu vei întrebă, Rafa! Ce mai vrei? Dar vino cu mine, să arăt, eram eu! Vrei să-mi arăți? Bă, știi ce? Pune-te haider, vino, nu te pune sticker, că după trebuie să mai așteptă mai mult, Darksele. A, da, chiar, vrum! Da, okay, da. Hai. Ok. Bă, unde era? Ia, vino, ia, arată. Vino. Deci, eram aici, și mergeam, bă. Și am mers, la. Uite, deci, fetele, dar vezi asta? Aici eram eu. Deci, cum ai intrat aici? Păi, stai să arăt, la. Bă, apă, mai repede. Bă, pe cum ai intrat acolo, bă, dar să că n-ai cum să intri. Bă, unde? Am venit aici, dar să le și? Uite, am intrat aici, după am mers aici. Așa. Am mers aici. Ok, ai mers prin partea dreaptă, bă, aici eu n-am mers prin dreapta, ok, am mers prin partea cealaltă, așa, și... Și intrăm aici și ia, stau, și te îlpărtează aici! Doamne, bă... A, mă, du-te, mă, de aici, pe bune, bă, dar am mers, bă, acum, fiți atent, morala poveștii de astăzi, mergeți cu partea, știți că partea stângă, dacă mergeți pe drumul stâng,
rând, dacă mergi în stânga, nici mai știu să mai vernuzar, sunt deja mai enervat, dar ați înțeles, voi ideea, alegeți mereu calea dreaptă, nu calea stângă. Da, nu se putea ca dar să nu încheie videoclipul așa, dar papa, nu uita să vă abonați, să dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți acolo în comentarii ce vrei să mai faci în data viitoare. Cum vrei să-l prinduim pe Darusel să-i faci niște prank-uri, că bă, Darusel, bă, mă enervez, bă, Darusel, dar n-ai auzit nimic, papa. Darusel, mai știi tu atunci am ziua aceea când am spionat noi din camera aia secretă pe Alice 2012, mă, pe fana nebună? Da, bă, Rafale, da, ha. Dar ce te uiți, mă, la lustra aia, bă, Darusel, uite de la mine când vorbesc cu tine, că cu mine vorbesc. Bă, lasă-mă, bă, Rafale, sunt la televizor, cu de emeci din amă cu sau. Te uiți la televizor, mă, stai puțin, bă, la televizor așa. A, bă, cred că te uiți la lustră, mă, Darusel, fii atent așa, uite-te la televizor, dar fii atent la mine, Darusel, fii atent, ești atent, da? Da, da, hai, hai. Așa. Da, foarte atent, Darusel, am înțeles. Deci fii atent, bă, Darusel, mai știi tu, mai ții tu minte ce s-a întâmplat atunci, bă, Darusel, când a spionat pe Alice în camera ei, Darusel, ce făcea la telefon, Darusel, cine a sunat pe Alice, mai știi? Da, curierul, bă, curierul. Bă, nu curierul, bă, stai, aia e altă parte, aia e partea a doua, Darusel, aia era de fapt înainte, sau nu mai știu, în fine, Darusel, nu, aia, cine mai... parte. Păi da, și cine a mai sunat, Darusel, cine a mai sunat după? Unu, Denis, David, cu... nu știu, bă, cum îl chema, ceva cu da, mă, da, Darusel, deci fii atent, Darusel îl chema, așa îl chema, Darusel. Bă, ia-ți un telefon. Bă, stai, cum adică stai în telefon, mă, Darusel, ai ceva să-mi ascunzi? Ai ceva să-mi spui, de fapt? Nu, bă, Rafale, hai, zi. Deci fii atent, bă, Darusel, știi, atunci a sunat tot un băiat pe nume David și a zis că o să-și dea întâlnire cu el. Ei bine, eu cred, Darusel, adică nu știu dacă ești de aceeași părere, vreau să-mi spui dacă ești de aceeași părere cu mine, că Alice are un iubit. Da, bă, Rafale, da, și fii atent, bă, Rafale, ia zi, care este ideea ta, să mă deghizez în iubitul lui Alice? Nu, mamă, Darusel, vezi că ai dat o idee bună, dar asta nu, asta altă, da, data viitoare, Darusel, asta în altă zi, Darusel, acum fie... Da, fii atent, Darusel. Acum știi ce vreau să-i facem. Bă, Darusel, nu te mai învârti, mă, așa. Bă, gata, mă lași pe mine să zic sau ești așa bucuros? Hai, hai, zi. Deci fii atent, bă, Darusel. Eu mă gândeam să-i facem în felul următor. Să te stric pe tine, că tot e numele asemănător. David, Darusel, nu începe ambele cu D și cu A, adică da. Unde o să-mi spui tu dat pentru 24 de ore altă dată, în fine? Nu mai zicem asta. Așa? Și de ce râzi, bă, Darusel? Acum zici că nu, în fine. Asta nu mai contează asta acum, Darusel, vorbim de altă dată. Fii atent. Vreau ca eu să te stric pe tine, Darusel, să te stric David, să vedem cum reacționează Alice și vreau să facem asta toată ziua și de fiecare dată, adică ea dacă se întreabă, dacă zice ceva suspectează, o să zic că de fapt n-am zis nimic, că nu știu ce, că băgăm noi vrăjiri să vedem dacă se enervează și dacă o să ne spună și nouă care este faza cu David, că așa aflăm dacă chiar are un iubit sau nu, dacă vrea să ne spună nouă sau dacă ne ținem un secret. Gata, cu vorba, hai mai repede, hai mai repede. Deja îi place lui Darusel, este o idee foarte, foarte bună, chiar sunt curios ce o să zic Alice dacă o să ne dezvăluie faptul că are un iubit sau nu, adică nu știu, adică pe bune, adică voi dacă ați fi auzit-o pe Alice, mă, ce mai vrei, mă, Darusel, ce mai bați așa clopotul? Gata, hai că nu mai am nimic de zis, în fine, cu Darusel, ați înțeles, voi, care e treaba, oricum știați ce voiam să zic. Hai să mergem așa, bă. Ce? Are musafir la, bă, are musafir. Bă, Darusel, ce se întâmplă, mă, în casa lui Alice, mă, ce se întâmplă, ce acolo? Nu știu, bă, Rafale, salut, Alice, salut! Așa, hai să mergem la, bă, Darusel, ai grijă. Așa, fii atent, acum trebuie să spun, da, alo, Alice, ce faci? Alo, Alice, ce faci? Da, ce vreți, mă, bă, ziceți mai rapid, că am o petrecere aici. Cum adică am petrecere? Cine? Hai și noi! Bă, alo! Mă, David, stai cu minte, David, ce ai de face așa, bă, Darusel, bă, gata, așa. Bă, cum i-a zis, mă, bă, ce am auzit eu? Auzi, cum ai zis, că ai zis păsăre peste rog? Nu, vorbeam cu Darusel, nu vorbeam cu tine, adică voiam să vorbesc cu tine, dar n-ai văzut că Darusel a început să devieze, uite, acum mănâncă mâncare, nu mai mănâncă burger, Darusel a rămas fără burger, mă? Nu, stai, ce vreau eu să spun e că bebelușii n-au voie la petrecere. Ești bebeluș, adică eu am voie, mergi, mă, Alice, dar ce se întâmplă aici, cine e tot pe aici? Bă, păi, mi-am invitat familia la mine în casă, știi, să dăm și noi o petrecere, așa, ca lumea. Stai puțin, asta e familia ta, cine e femeia asta? Ea e mătușa. E mătușa, mă, cine a venit, mă? Alice? Ce faci, bă? Hello! Hai, pleacă pe de aici, Darusel, că nu te-am invitat. Bă, David, știu că ești tu, bă, pleacă-mă de aici, bă, Darusel, gata, pleacă de aici, în fine, hai că... Mă, Alice...
Auzi, poți să spui, te rog, ce ai zis, că mi se pare că cred că am probleme cu capul, nu știu. Ia zi, te rog. Te-am întrebat cine e femeia asta, dar ai văzut că a venit după Darusel, a venit aici și toate astea, adică nu știu ce am făcut, sincer, dar cine e femeia aceasta? Bă, ți-am zis acum mai devreme, că e mătușa. E mătușa? David, pleacă-mă de aici, ce cauți, mă, n-ai auzit că n-au voie bebeluși aici, n-au voie. Stați aici, am nevoie. Mamă, bă, de ce ai zice, mă, tot așa, ce-a părere, ce-a surdă, n-aud bine, ce-am pățit? Așa am revenit. Așa. Da, dar trebuie să ce faci, bă, mamă, tu dai gantri? Da, bă, să fac și eu, mă, fac mușculos, da, uite, stai. Uite, uite, mă, bă, a plecat, bă, la ară, zi-mi minte să plecat. Bă, David, n-ai auzit, bă, că n-ai avut, n-au voie bebeluși și tu nu vezi, dar nu te bagă nimeni în seama. Pleacă-mă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Cum adică, David, el e Darusel. Darusel, așa mai să zice el. Ce Darusel? Cu capul chel. Mă, acum nu mai e chel, Darusel, că ți-ai făcut părău. Mă, stai puțin, ce-i salim? Cine e David? Adică, ce David? E băiatul ăla cu care vorbea Darusel, îl cheamă David ăsta cu blond așa? Nu, tu i-ai zis lui așa, bă. A, dar nu mă da mine. Bă, ce m-a Alice, cum adică, adică? Înseamnă că am auzit eu greșit, lasă-ți, te vă rog, mă duc pe la baie. Ok, bă, dar să le vină încoace, fii atent, hai afară, că aici vă că e toată lumea. Bă, dar cine e, mă, toată lumea aici? S-au strâns toată lumea, s-a strâns toată familia Alice aici, nu știți care e faza. Adică, pe bune, i-a zis că parcă s-a certat cu familia, acum a venit toată familia aici. Nu știu, bă, Rafale, este un mister. Da, dar Rafale, este un mister, dar fii atent, știi care este faza, că bă, ai văzut, bă, cum a reacționat când am zis David, mă, ai văzut? Ai văzut că cu cine e David, nu știu ce? Da, uitați-vă puțin. Bă, ce faci, mă, dar bă, aici, dar Rafale, mă, ce s-aude, mă, zic cumva ajutor, bă, ce am asta? Afară, ajutor. Mă, de unde s-aude? Mă, cum adică afară, mă, bă, ce s-aude, mă? Bă, ce s-aude, mă? Alo, ce s-a... Mă, Alice, ce ca... Elice, ce faci, Elice, nu? Bă, dar... Elice? Dar să, bă, unde ne spărăm asta? Bă, uite, adică, Zi David! Bă, că nu e aici în apropiere, dar o să ne avem cu sânge. Uite! Bă, David, etaj, mă, bă, fii cu minte, mă, bă, ți-am lăsat să fii cu minte, ce nu înțelegi? Gata, bă, refil, hai, refil! Bă, unde, mă, cică, dar o să le-a zis că e afară, dar nici nu e afară, ok, am înțeles, hai să merg sus, bă, dar ce se întâmplă, mă, aici, da, toată familia, vine toată familia aici, la Alice, nu știu ce se întâmplă aici. Să mergi, vezi, spune-mi, așa. Da, dar cu problemele lui cu oamenii, așa, să vedem. Mă, Alice, mă, la calculator iar? Nu eram bun nicăieri, eram jos, cum adică? Cum adică erai jos, că ai venit de aici? Păi da, cum adică erai jos, că ai venit aici din cameră? Și dacă erai jos, unde erai? Că nu te-am văzut, eu am venit de jos, mă. Elice, bă, Rafale, ce facem, bă, ce facem? Bă, dar o să le asta cred că nebuni, nu? Bă, cum am zis David? Păi, dar a plecat, tu nu vezi, uite, unde s-a dus, bă, dar răsele, bă, ce se întâmplă, mă, aici, facem calcul pe aici? Da, uitați-vă puțin, am vrut să facem și să fac și eu ceva astăzi, să-i spunem fanei, cum ar veni, să-i spunem lui Alice pe numele, adică să-i spunem lui Darusel pe numele iubitului lui Alice, dar se pare că nu se află nimic aici, Darusel e nebun, Alice e mai nebună, nu știu ce se întâmplă, mă, ce? Mantu, bacă-l mașu, tupilice! Alice? Da, ce? Alice, ce se întâmplă cu tine, ce-ai pățit, de ce ești așa, nu știu, te simt așa, nu știu, parcă ești ciudată, nu știu ce se întâmplă cu tine. Da, bă, lăsați-mă vrăjelile astea, eu mă duc înapoi la familia mea. Ok, hai! Bă, David, de ce are, mă, asta, mă? Asta e, bă, a nebunit pe bune, mă, unde s-a... Mă, de ce-i tot zice David? Bă, ia stai așa, de ce-i tot spui așa, David? Că ce? Nu pot să fiu eu chiar așa. Ce să fii tu? Eu nu ți-am zis, Alice, ce să spun, cum adică, ce ești tu? Noi! Bă, David, nu mai dăm cu astea cu ouă, ce faci? A, scuze, bă, refile, scuze! Mă, Alice, tu ai pățit ceva, deci, bă, Alice, ce-ai pățit? Ești bolnavă? Ia, bă, ești bolnavă, așa, ești, bă, Dar, ai învățat-o la prostii, dar, Răsele, vezi că ai învățat-o la prostii, la disabilitate și la astea? Dar cine altcineva? Tu! Bă, Alice,
bă, dar răsile, dar poți să nu mai ții, bă, așa, dar răsile, că deranjezi, uite că e toată lumea aici, te vede așa nebun. Hello lady, ia mă, ia, asta îmi schimbă tu și ia combinul, ia să te văd cum combin tu o femeie, ia. Hei, fate, ești cumva ocupi de restul că mi-activezi pistolul, trimi-i la gratis. Doamne, uitați-te pe stila, dar răsile, în fine. Bă, Davide, vină până jos, bă, Darius, dar răsile, Davide, vină mă până jos, așa, fii atent, hai să ne jucăm, bă, pe calculator aici, la risc. Bă, ce, bă, Darusel? Ce mișto! Bă, Darusel, vină puțin, că am ceva să spun, Darusel, vină repede după mine, bă, fii atent! Bă, David, bă, asta e nebună, mă, ce face? Uite-te puțin, cică, bă, ce Darusel e nebun, ce să, am că până la urmă eu sunt un nebun, cum s-a zis, dar, Alex, ce faci? Am venit și-o pe ușă, tot ce faci? Ce, Alex, nu te mai aud bine, ce-ai pățit? Bă, cred că ai probleme cu urechea asta. Am zis că am venit pe ușă. Da, tot eu am probleme, Alex, tu care dintr-o dată, nu știu, te transformi așa, fugi de acolo până acolo, ne bagi în seamă, nu știu ce. Bă, ce vrei, mă, Davide, ce vrei? Alex, de ce nu mai ai nimeni? I-am trimis eu acasă. Ai trimis și pe mătușa ta n-ai trimis-o acasă sau stă cu Darusel, să am prietenii cu Darusel? Nu prea știu unde e, ia stai să vedem. Bă, David, fii atent. Unde e? Ce se întâmplă? Stați puțin, ce se întâmplă aici? Am zis că facem ceva să spun așa, să-i spun lui Darusel pe numele David, dar nu înțeleg ce se întâmplă aici, sincer. Adică, pe bun... Ajutor! Ajutor! Bă, Darusel, asta a nebunit de tot? Așa, gata, am trimis-o și pe ea acasă. Nu, cred că au nebunit tot. Bă, Darusel, ești nebun de tot? Bă, simt David, ai uitat? Da, bă, Davide, vii, hai să merge la... Mă, Alice, ce cauți aici? Bă, cum, da, gata, că eu mă duc și mă ascund. Mă, de ce să te ascund, mă, ce... Bă, Davide, uite-te unde s-a ascuns asta, pe bune, adică ce facem? Alice, poți să vorbești și cu noi, te rugăm? Uitați-vă puțin, adică, bă, eu nu înțeleg ce sunt... Bă, Alice, unde ești, mă? Alice, vină mă puțin, că... Bă, Davide, hai, mă, așa, hai, te... Ia stai mă așa, tu de ce-i tot spui David? Zii și tu, Darusel, cum îl cheamă? Cine e David, Alice? Nu mă cheamă David! Nu-l cheamă, stai puțin, Darusel, bă, cum adică David? Cine e David? Păi nu... Alice, ai ceva să ne spui cumva tu? Ai ceva să ne spui? Ia ceva! De ce ai pronunțat numele ăsta David de când am intrat noi pe oșe? De ce tot zici de numele David, zici că îi zic lui Darusel așa, cum adică? A căzut! Bă, Davide, vină încoace, David, vină înapoi! Alice, stai cu minte. Ai cumva la cort? Sau ce ai făcut? Alice, ce-ai pățit? Spune și mie, ce-ai pățit de câteva zile? Eu n-am pățit nimica. Mă, dar poți să vorbești cu mine, că cu mine vorbești, nu vorbești cu Darusel. Păi da, cu tine vorbesc. Păi da, nu vorbești cu David, cu Darusel. Cu cine, mă? Cu Darusel, am zis. Bine. Alice, cine e David? Spune și mie, ai zis David mai devreme, 2002, cred că ai spus David. Cine e David? Bă, Darusele, fii atent, am o idee, știi ce vreau să-i facem noi acum? Bă, dar asta e o idee super, super genială, bă, Darusele, fii atent, Alice, trebuie să o facem cumva să iasă din casă, să ieșim din casă și fii atent, Darusele, vreau să mergem într-un parc, să mergem, nu știu, pe undeva printr-un parc așa, și să spunem așa dintr-o dată, ceva, adică te mai strig așa, David, de 1000 de ori și toate chestiile astea, și știi ce vreau să mai facem, bă? Da, bă, Rafale, fii atent, facem. Deci uite-te mă la mine, uite-te la mine că poate vine Ali și ne aude pe aici aproape. Deci trebuie să fim cât mai departe. Fii atent. Vreau să facem în așa fel încât noi să vorbim între noi. O să-ți mai spun eu numele tău, dar dintr-o dată o să zic eu, bă, Darusel, dacă nu mai vine prietenul tău la David și să vedem ce zice Alex, că poate o să chiar, bă, hai. Fii atent, poate o să zic că ceva de genul, bă, care David? Și poate să dă de gol, zice. E un băiat pe care îl cunosc, că cunoște un David, nu știu, poate zice că e iubit, că nu știu ce, poate să dă așa de gol, bă, Darusel, hai să vedem, pe bune. Fii atent, 3, 2, 1 și... la 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 la
am venit acum niște prieteni, bă, dar nu știu, mă, parcă ziceau numele la unul, de zici că erai tu, nu înțeleg ce i-a apucat dintr-o, dar... Stai, închide, ne auzim mai târziu, hai, pa. Alice, ce faci? Vreau să mergem într-un parc, vii cu noi? Da, sigur. Ce faci acolo? La ce te uitai? Nu mă uitam, vorbeam și eu cu mătușa. Bine, mă, gata, mă, dar o să le lasăm asta de invizibilitate, gata, dar o să le, că nu mai am o sanție. Mă, unde pleci, mă, Alice? Bă, dar uite-te puțin, a plecat, a plecat. Dar să de ce? Alice, așteaptă-ne, Alice! Dar să lasă, că oricum noi trebuie să luăm mașina noastră, oricum n-aveam nevoie. Nu puteam să luăm. Păi ea merge cu motocicleta, bă, dar ea nu știu unde să se ducă, bă, urcă așa, fii atent. Bă, Alice, stai, așteaptă, fii atent, ai, vină după noi să-ți arătăm unde vrem să mergem. Bă, dar să la ce par mergem, unde mergem? Bă, prima oară mergem la mall și după la parc. Ziceam să zicem direct la parc, dar să mergem așa cum ar veni. Alice, așteaptă-ne și pe noi, că nu... uite-te, puțin la ea. Așa, mă, Alice, am ajuns în parc. Lasă-ți tu mașina asta, Alice, coboară din mașină. Ce tu faci? Lasă-o pe aici. Parchează și tu pe undeva pe aici. Ce tu faci? Bă, dacă mai spuneți mult ce să fac, vedeți că vă calc. David, stai cu minte. Dar se lasă pe purteri, în fine. Mă, Alice, stai puțin. Ce faci, mă, intri cu mașina acum pe unde s-o ce? Mă, dar asta a nebunit. Alice, stai jos. Stai să ne punem și noi frumos pe o bancă. Mă, ce faci? Dar stai așa că trebuie să parchez regulamentar. Bravo, Darusile. Bă, Alice, gata. Iar face. Bă, eu nu înțeleg nimic. Eu vreau să facem și noi ceva foarte frumos aici și cu copiii ăștia vedem că să țin numai de prostii. Adică voiam să fac și eu o treabă aia, dar Darusile văd că... Darusile, ai uitat ce am vorbit? Bă, dar spune-mi, David, prostule. Vorbește-mi mai tare că nu e aici. Cum să spun dacă ea nu e aici? Păi, dar nu e aici. Cum să spun, David, dacă ea nu e aici? E pe bă, Rafale, uite că sunt la noi. Mă, Alice, vină, mă, încoace. Mă, lasă, în sfârșit v-ați potolit și voi, adică sper că v-ați potolit. Stăm aici frumos, uitați ce priveliște frumoase avem. Bă, dar să le voiam să te întreb ceva. Fii atent. Vino cu mine. De fapt, stai puțin. David, fii atent. Vreau să spun ceva. Ia stai așa, că tu iar începi să spui așa. Voi vreți iar să fac ce am făcut data trecută? Mă, Alice, ce-i puțin, mă, astăzi? Alice, ce ți s-a întâmplat? Spune și mie. Ți-a dus Darusel la vrăjitor, mă. Dar Darusel, ce faci? Nu, nimic, bă, Rafale, îmi cumpăra mai ce, da, bă. Bă, Darusel, stai puțin, că trebuie să vină și... N-ai zis că trebuie să vină și prietenul tău David aici? N-ai zis că trebuie să vină și prietenul tău David? Dar chiar, bă, și la David, bă, dar la David e prieten, bă, Rafale. Mă, ce faci, mă? Alice, vină puțin, că avem să spunem ceva, Alice. Deși, atentă, a spus, Alice, pus-te pe și tu pe bancă, te rog, să vorbim și noi foarte frumos. Darusel are un prieten și a făcut Darusel un prieten care a spus, nu știu, a zis Darusel că o să vină și el aici. Da, bă, seama David. Ok. Stați așa că trebuie să dau un telefon. Ok. Ia, că mă duc, rămâi aici, Darusel. Unde se duce, mă, asta? Bă, unde pleacă, mă? Bă, Darusel pleacă cam departe. Stai, mamă. Alo, bă. Mă auzi, bă, știi cumva, azi e ceva, o programare, e ceva în parc, nu? Mă, ca suspect, nu știu. Bine, hai, mulțumesc, pa. Stai, fugi. Mă, Darusele, cât de mișto, cât de mișto era. Da, cât de mișto. Bă, să vorbesc cu ăsta, bă, și da, bă, dar vreau și o parucă ta, bă, că ai o parucă. Alo, mă spionați, ce făceați acolo? Nu, vorbește Darusel cu omul ăsta aici. Alice, ce ai făcut? Ce tot ai făcut? Cu ei ai dat telefon? De cât timp? Când ai dat tu telefoane? Că noi nu te știm că vorbeai cu cineva la telefon până acum. Da! Alice, vorbești cu noi? Nu vrei să ne spui nimic? Bă, stai, mă, că nu, gen, am sunat eu pe cineva, nu contează. Păi, bă, cine ai sunat tu? Că până acum nu vorbeai cu nimeni, așa, dintr-o dată vorbești cu cineva, ce se întâmplă? Da, adevărat! Și dintr-o dată, Alice, nu vrei să mai zici nimic? Mă, ce facem ăla? Bă, Darusele, bă, te omor singur, mă, ce faci, mă, aici? Mă, Alice, Darusele, vină mă puțin aici, Darusele, hai să, bă, așa, fete, așa, să trăiesc bine, David, așa. Alice, fii atentă, nu știu de ce ți se pare ție așa dintr-o dată mereu, deci tu ai început să vorbești la telefon, unul la mână, doi la mână, tot dintr-o dată, nu știu, toată ziua ai ținut-o cu un David, ai zis numai David, ai zis că e cea mea lui Darusele, David, cum adică i-am spus David, cine e David? Eu nu știu de ce David, nu știu cine e, nu știu despre ce vorbiți. Alice, da, cunoști un băiat pe nume David? Păi,
Pentru că am furat ăsta din magazinul de acolo. Și cum îl cheamă, David? Hai bă, Darusule, dă-i cu mingea aia, că tot m-ai chemat tu aici, Darusule, nu știu ce mă stresez, dar fii atent, Darusule, că tot suntem aici, Darusule, bă, gata, mă, stai, mă, stai puțin, așa, așa, mă, fii atent, bă, Darusule, mă, sunt bun, rodă tău, Darusule, dar fii atent, că tot m-ai adus aici, vreau să vorbim, bă, Darusule, și fii atent ce vreau să vorbim, că faza de ieri, Darusule, cu Alice, când te strigam pe numele iubitului ei, adică nu știm dacă chiar are un iubit, dar cred că are, mă, Darusule, că totuși nu vorbea așa ea cu un băiat, ci totuși prea vorbește cu un băiat, bă, Darusule, dar nu știu, bă, mi s-a părut comic rău, bă, eu nu puteam să mă abțin, să nu râd, sincer, ieri. Da, bă, Rafael, da, nici eu, bă, Rafael, mă, dar făceam pe mine, Darusule. Ha, tu faci oricum, tu faci pe tine, Darusule, că uite de ce e la spate, adică dacă mai puțin la pantalonul tău, întoarce-te, nu, păi întoarce-te, păi ce, nu-i adevărat? Uite, stai mă, ce ți-ai pus, mă, pe păr, Darusule, pe cap acolo, ce ți-ai pus? Bandana, bă, Rafale, hai, ți-ai pus bandana, hai să ne mai jucăm, bă, unde dai, mă, mingea asta, bă, dar fii atent, Darusule, trebuie să mergem neapărat să vedem ce mai face Alice, cum să mai simte, dacă e supărată pe noi, dacă nu știu ce, Darusule, că chiar nu știu dacă s-a supărat, bă, dar nu mai puteam, dar eu, sincer, hai să ne mai jucăm puțin aici, da, în copac am dat-o, da, în copac. Băi, unde dai, mă, ce fai, mă, Darusule, aici? Mă, ce fai, mă, aici? Bă, bă, stai, mă, unde sunt, mă? Hai, mă, lasă-o în pace cu prostiile astea. Hai să ne jucăm, bă, Darusule, hai pe bune, dă mingea aia acolo. Bă, ce? Dar nu pot să scot. Darusule, uite-te puțin acolo la geam. Aplicat, aplicat. Darusule, uite-te puțin. Uite-te, bă, uite-te la geam acolo. Bă, mă, fugi, bă, Rafale, fugi, bă. Hai, ia mingea și fugi. Bă, stai, mă, stai puțin, mă. Ce faceți, bă? A, bună, Alice, bună, Elice, bună, Elice. Mă, mă, ce faci? Păi, bună, voi ce faceți? Ziceți, bă, proștilor, ce faceți? Hai mai rapid, că n-am timp de voi. Mă, cum adică, mă, Darusule, te-ai zis cum ne-a făcut? Cum adică? Bă, Alice, ia de aici. Mă, ce zice, mă, Darusule, în primul rând, Darusule, Darusule, stai puțin, asta îmi zice ție, Rafael, în loc să-mi zică mie, Darusule, adică te uite ce pătă, uite de puțin, deci fii atent, Darusule, asta zice așa, nici măcar nu se aude, Darusule, adică nu știe, nu e frică să zică toate cuvintele, bă, Darusule, bă, nici tu, Darusule, nu mai vorbi așa peste mine. Bă, stați, mă, așa, mă, fraierilor, a, mă, ziceți odată ce tot vreți, ziceți. Cum adică ce tot vrem, cum adică, stai puțin, cum adică, noi ne jucăm acolo foarte frumos și tu stătești nespionai, ce înseamnă asta, tot noi să zicem? Duceți-vă, bă, de aici cu vrăjelile voastre, hai că plec. A, că pleacă, a, da, nici măcar abia să aude, bă, dar e frică să vorbească cu noi, adică, bă, bune, nu, chiar se comportă foarte ciudată. Când a dat băiatul acela, Darusule, mie mi se pare că Alice se comportă foarte ciudată, adică mai știi el cum era cu familia, cu toate alea, când s-a urcat pe casă, fugea de acasă, nu știu ce se întâmplă, ea avea oaspeți pe la ea, dar știi și ce, mă, da, aia arușcă, mă, ia-l aștu, au, ia, Cine te crezi? Bă, fraierule, pleacă de aici, din casă, de la mine. Păi, dar uitați-vă puțin, adică eu nu înțeleg, adică uitați-vă puțin, adică pe lângă că ăștia sunt nebuni, dar uitați-vă la Alice cât de urât vorbește, adică dintr-o dată a început să vorbească cu fraier, ne face proi, bă, dar să-le pe bune, dar ți-e... Eu vreau să o împac, bă, uite, ia de aici. Bă, vorbește mai tare, dar ce să-i fai, mă, ce fă lumea astea? Alice, fii antenă, așa un păcat, fii antenă, Alice. Bă, dar să-le vorbește mai tare, că de-aia nu te aude. Bă, stai, mă. Alice, da, Alice, fii antenă. Bă, sclavul meu, cine te lăsa să intri la mine în casă, ia zi. Bă, tu cu cine sclav vorbești, bă, ia zi. Bă, ia stați așa, mă, fraierilor, că voi vă permiteți ăla căca multe, dar cine vă da voie să intrați la mine în casă? Și tu, Darusel, ce costă sabia aia? Ești prost sau ce-ai? Ce? Cum adică mă faci prost? Du-te de aici, mă, mai nu că am plecat. Am plecat. Mă, Alice, dar stai puțin, de ce vorbești așa? Deci, ce s-a întâmplat? Cine vorbește așa de urât astăzi? Ce s-a întâmplat cu tine? Mai du-te, mă, și tu de aici, că mă enervați amândoi, hai. Da, foarte, bă, Darusule, lasă-mă ouăle alea, tu nu vezi, stai puțin, lasă-o, stai puțin, Darusule, că am să spun ceva, bă, Darusule, lasă-o că e nervoasă, tu nu vezi, s-a dus în casă la ea, s-a dus acolo, Darusule, lasă-o că e nervoasă și fii atent, bă, Darusule, stai puțin, bă, asta chiar e nervoasă, uite-te cât de urât ne vorbește, bă, Darusule, tu chiar ai permis așa, pe bune, cum a zis mai devreme, că ne primite prea mult, tu chiar ai permis să-ți vorbească așa? Nu, bă, Rafale, fii antenă, eu mă duc să bă, unde-i finimă? Mă, el îmi permite orice, cum adică? Ce zici tu? Eu zic să pleci, că dacă mă, nu... Mă, tu-mi comentezi mie, mă, stai, uite, că mai mare cu tine cu doi metri. Ce vrei tu? Ia pleacă tu, Licea, ia! Tu nu știi cine e șeful, eu sunt Darusel șeful, ia pleacă tu, Licea, ia pleacă tu în casă, ce dau mai nevoie?
te spun că te uiți la mine de sus și eu mă uit la tine în jos. Ia vezi. Dar stai puțin, nu mai fi așa recalcitrant. Darusele, bă, vină puțin, bă, Darusele, bă. Darusele, nu mai vorbi peste ea, lasă-o să auzi ce zice ea. Și după vorbești și tu, Darusele, lasă-o, lasă-o. Că tu nu vezi că e nebună, nebunit de tot, Darusele. Chiar era fana nebună, dar nebunit de tot astăzi. Rafa, dar ce e recalcitrant? Recalcitrant, adică că sare așa tu, Darusele, că te enervezi tu așa dintr-o dată. Nu, bă, nu, bă, nu reciclare, Darusele, nu, asta ai văzut ăsta, dar în fine, bravo, dar... Mă, dar, mă, Alice, ce tot faci pe aici? Nu mai... Dacă știi, mă, deci au venit la mine vecinii ăștia și mă enerv de tare, mamă, că nu mai pot cu ei, nu mai pot, pur și simplu. Mă dus până la ultimii nervi. Mă, Alice... Bă, ce faceți voi aici? Cum adică, mă, Alice, ce faci tu aici? Cu cine vorbești și de ce? Bă, Alice, ți-e frică să spui toate cuvintele? Bă, cum adică, bă, voi credeți că mie mi-e frică de voi? Ia, pleacă, bă, de aici. Bă, dar să le bine că momentan nu ne-am mai făcut fraier și de-asta, cum făcea, ca de obicei. În fine, hai să plecăm, bă, dar să le, bă, uite de mulții de-asta, chiar s-a enervat, bă, dar oare e enervat să dă iermă, sau de ce o fi așa, bă, dar, bă, dar nu mai dau cu, nu, că, nu, dar să le, da, deci uitați să puțin la nebunii ăștia, uitați-vă în background la mine în spate, uitați-vă la ei, adică, eu, bă, mare NPC-uri, bă, dar să le, chiar ești, uitați-vă. Bă, Rafale, vreau să mă duc la Alison Bachi, uite, am așa, Mă, ce vrei, mă, să faci, bă, dar să le, dar știi să mai vorbești și tu, bă, dar să le, nu înțeleg, ce vrei să faci, ce? Ești fiantă mea, bă, Rafale, bă, m-am supărat că mi-e milă de Alice, bă, și la uite, milă de Alice, da, acum, o dai râs, am înțeles, și ce vrei tu să, mă, ce vrei tu să faci, că nu te înțeleg, dar să le, unde să mergem? În parc, bă, sunt parc, uite, am aici două, în ce parc, mă, în ce parc să mergem? Vreau să împac! Împac? A, să împaci, bă, am înțeles, bă, dar să-i vorbești cu toată gura, dar să le ții, te apucă râsul, hai să mergem, hai să mergem, da, te apucă râsul, unde mă? A, uite. Bă, fraierilor, bă, cum vă permiteți voi, deci cum vă permiteți voi să intrați la mine în casă când omul are treabă, ziceți? A, păi cum, adică, ce treabă ai tu, Alice, ce treabă aveai tu așa importantă? Alice, uite că mă cheam aici. Bă, dar să le, ți-am mai spus să nu mai vorbești. Te lasă să termine de vorbit. Tocmai ce ți-a spus mai devreme, dar să le. Gata, stai. Rafael, adu-mi și mie, te rog, cartea aia de la ușă. A, ce carte? A, acum vorbești cu te rog. Până acum ne înjurai și acum am zis cu te rog. Am înțeles, da. Da, bine. Hai, fraierul meu preferat. Te rog, adu-mi. Foarte frumos. Să aduc cartea. Mă, eu ce scrii, mă? Ce mai... Stai puțin. Dar să-l... Dar să-l... Nu vine să crede ceva de aici. Cei mai fraieri oameni. 1. Dar să-l 2012. 2. Da, e locul 1, Darusele. 2, Rafael G. Și 3, cei care nu dau like și subscribe. Bă, asta e adevărat, bă, asta e adevărat, bă, dar așa nu e adevărat, bă, dar prima dată. A, du-te, mă, da aici, bă, ești de simțit tu aici. Ia pleacă, mă, Darusele, du-te, mă, da aici. Mă, așa, Alice. Dacă ai dus, stai, mă. Rafael, bă, ce e aici? Mă, Rafael. Ia, treci tu aici. Nu, că ăștia sunt nebuni, ăștia chiar sunt nebuni. Mă, ce faceți, mă, aici? Ce faceți? Stai, așa, deci, eu v-am pregătit. Uite aici o surpriză, dacă stai. Bă, cine e băiatul? Cine e omul ăla? Păi, uite, acum am să vă zic. Deci, azi e o zi în care eu sunt așa mai... Vedeți și voi cum? Așa că v-am pregătit mai, o surpriză. Mai nebună decât nebună, ce era? Am înțeles. Stai, așa că v-am adus aici în iad, unde e locul vostru perfect. Duceți-vă la Lucifer să muriți. Dar să le tu auzi ce vorbești. Asta ci că în iad locul preferat, duceți-vă la Lucifer. Bă, asta trăiește în plasme, mă, bă, băi, nebun. A nebunit, bă, dar să le, dar cât timp vorbește cu băiatul ăla, bă, zici că e în altă lume, sincer. Bă, ce faci? Doamne, dar să, a nebunit și, dar să le, vină puțin. Alice, să ne trup, Alice, dar să le închis aici, dar să le închis, Alice, ce faci? Eu fac foarte bine, voi ce faceți? Bă, Darusele, asta ne-a închis aici, ce facem acum? Bă, nu știu, bă, Rafale, ceva? Mă, fraierilor, stați acolo acum, ca niște câini. A, ca niște câini, a, mulțumim, așa, bravo, Darusele, bravo, Alice, ce tot spui? Mă, Alice, ce-ai pățit, de ce ești așa? Bă, ce tot faci, mă? Păi, dar voi sunteți sclavii mei, cum adică, eu fac ce vreau cu voi. Stai, bă, Rafale, stai, că nu se mai poate, Alice. Ia-ți, mă, cartea asta, rapă, zi să-ți dau cartea. Ce faci cu ea? Nici nu mai cere înapoi, pe bune.
bune, hai să plecăm. Păi bă, tu la mint nu-mi trebuia, vreau numai să văd ce reacție o să ai când o citești, fraierul meu. A, și asta era tot, nu? Păi da, normal. Și ce ți-a venit ție să fii așa, ce inspirație ai avut-o să scrii cartea aia, mă întreb eu? Bă, dă-te-mă de aici. Mă, păi dacă sunteți fraiere, ce să vă fac? Așa sunt v-ați născut, eu n-am ce să vă fac. Nu, bă, nu, gata, lasă-mă pe mine. Ares, în primul rând, eu am vrut să te împac cu te, ți-am adus să, dar nu o să se dau pentru că și ne ala pe Rafael, aia să plecăm de aici. Mă, da. Ia zi, mă, și tu ești de aceeași părere cu el? Ia zi, mă, Rafael, hai să plec, că nu mai suport. Hai, Rafael, stai, am blocat-o, ia, du-te, e blocat-o. Da, eu nu mai am ce să mă zic, adică uitați-vă puțin la copiii ăștia, amândoi, bă, sunt termini, bă, sunt nebă, bă, dar să le, în primul rând, dar să le, că tot ești aici, în primul rând, dar să le, nici măcar nu, n-am înțeles ce ai zis tu acolo, dar să le, te întrerup, nu știu, dar să le, ți-e frică să zici toată propunția la fel ca și ei? Nu, bă, Rafael, dar nu mai pot, bă, Rafael, ceva? Așa, și acum de ce trebuie să, de ce trebuie să, dar să le știi că nu te aud dacă vorbești peste mine, nu? Ce, eu deja nu-i mai supăr pe ăștia, adică uitați-vă puțin la ei, bă, eu nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă, nici nu s-aud, chiar s-au luară, mă, ce fac, mă, ce fac, mă, Alex, gata, termină, te lasă-l pe dar să-l lasă-l pe Alex, mă, dar ce tot, mă, Alex, ce tot ai, de câteva zile de el, tu nu știu, te comport foarte ciudat, ce-ai pățit? Cum adică ce-am pățit, ce vă ați pățit voi, că voi tot intrați peste mine când omul poate mai are și el treabă. Mă, de unde a căzut mâncova la asta? Mă, dar chiar, bă, Rafale, doamne, fac cruce, doamne, miliește, doamne, miliește, și-a, bă, Rafale, Sfântână, unde eram? A, da, Alex, Sfântână, Alex, eu vreau să te împași cu noi, ok? Eu să mergem la mall. Mă, ia, stai, așa, tu de unde, să mergem la mall, să ce, să-mi ia Rafael ceva, că tu ești ultima sărăcie, de te știe tot satul, că n-ai niciun bani și nu mă cerșești. Da, bă, Alex, bă, nu, eu sunt la bă, caca, Rafael, uite, am bani, uite, am biceps, am triceps. Da, voi ce aveți aici, că eu nu vă înțeleg, adică, bă, voi sunteți în lumea voastră, amândoi, voi sunteți într-o lume, gen, doar voi, gen, voi, care fi, ca și cum să vă zic așa, voi aveți o limbă, limba voastră, cum ar veni, și nu mai voi știți limba aia. Bă, Rafa, cin cion cion. Da, dar să le, bă, da, stai puțin, dar să le, de unde a apărut Nicova la asta? Din China, unde se apară? Doamne. Mă, din China. Ok, am ajuns la mall, dar de ce a trebuit să ajungem la mall și nu? Asta nu e întrebarea. Întrebarea e de ce am ajuns pe la mall și am venit pe jos? De ce am venit pe jos pe la mall? Că nu înțeleg, aveam mașini toți. De ce am venit pe jos? De prost! Da, lasă-mă pe mine, că vreau să zic în primul rând că tu ești gras și trebuie să slăbești și după aia să spun tu, Rafael, ai venit pe jos că ești prost. Da, Bă, stai! De ce sunt gras? Ești prost, ha? Da, dar să le ești bipolar de tot. Mă, dar stai puțin. Mă, așa, și ce căutăm la mall? Să mâncăm! Bă, alo, hapsa. Bă, grasule, nu mai băga hamburger în tine. Ia și dă două ture de teren, că ești ultimul gras, nu vezi? Bă, fiindu, e fac flătări. Unu, au, asta, stai. Doi, stai. Doi. Bă, eu v-am întrebat ceva. De ce am venit pe jos până aici și de ce am venit la mall? Care e scopul? A venit la mall să ne luăm bă. Alo, cum da, eu întreb ceva, eu întreb ceva, primesc fix niciun răspuns. Bă, dar să le pot să mai... Atent, hai că am eu. Deci, în primul rând, Darisele, n-ai voie să intre așa. Tu trebuie să te pui lângă tomberoane, aici așa și să cerșești, că n-ai bani. Ce? Stai, du-te, că m-am supărat, bă, dar ce are mereu cu mine, Alice? Hai, voi plecați. Plecăm, Darisele, bine, stai aici, acum a zis Alice. Mă, Alice, bă, Alice, stai puțin, Alice, vreau să te întreb ceva. Mă, dar ce ai azi și bă, dar, bă, voi, nu, cred că voi îmi călcați pe nervi astăzi, nu știu ce ați pățit amândoi, sunteți cam nebuni, mai ales tu, cum adică? Cum adică, tu nu vezi cum vorbești cu noi? Păi, da, dacă sunteți proști, ce să vă fac, nu-i vina mea că așa v-ați născut. A, mulțumim și, da, tu ești fana noastră, cum ar veni, ești fana proștilor, adică ești cea mai proastă, nu? Păi, dar e asta, cine... Auzit asta, mă, ce, bă, dar să tu tragi cu urechea cumva, tu tragi cu urechea, dar să le... Alo, bă, sărântocule, tu ia și cere bani, nu mai comenta tu la noi. De unde știi tu că tu nu ești fana mea? Ia ce? Zi. De unde știu eu că nu ești tu fana mea? Dar tu ai zis că eu fana sau fan? E nebună, bă, Rafale,
cu capul la asta. Bă, e știu că e fara nebună, dar e chiar foarte nebună. Adică, uite de puțin la ea. Da, chiar, bă, ia. Mamă, ce urâtă e. Bă, dar răsule, bă, gata, mă, ci, răsule, gata cu jinile. Ia stai mai aici, dar răsule, cum a zis și ea, pe bune, adică, ok, mă, lasă puțin. Păi, și, bă, da, pot să vă întreb și eu ceva la modul cel mai serios? Ce căutăm la mall? Ok, n-am înțeles nimic din ce ați vrut până acum, dar poate să-mi spună cineva din unul dintre voi. Bă, da, clar, să nu mai vorbiți unul peste altul și să-mi spuneți încet, calm. Și unul dintre voi, ce căutăm noi la mall? Nu s-a oferă nimeni să zică? Ba, eu vreau să le. Vreau și eu, pentru tarselul vostru. Să vă trească familia, uleu. A, cine vrea să-i dea lui tarselul, uleu, scrieți voi acolo în comentarii că eu nu i-aș da lui tarsel niciodată, uleu, așa. Mă, dar ce căutăm la mall? Păi, eu ți-am zis că eu vreau un ursuleț. Așa, ai pus ursulețul ăla pe jos mai devreme și te-ai zis că vrei alt ursuleț când tu tocmai ai pus un ursuleț pe jos, adică câți ursuleți mai vrei? Eu vreau cât vreau. Da, cât vrei, uite, acum ai scos alt ursuleț, ok. Mă, dar Rusel, dar tu, nu tu ai zis să mergem la mall? Ba da, bă, Rafael, hai, voi de mergi tu staci, ok? Eu stau și să cerșesc, uleu, unul pentru Darselul vostru favorit, uleu. Ma, și tu pentru ce cerșești acum? De cine ai chemat la mall, dar Rusel? Bine, dacă ai să ai din aia și vai, voi pleca și vă cumpărați chestii, fain, hai. Da, uite, ia de aici, că știu că n-ai. Ah, mersi, doamna, mersi, doamna. Ok, nu, știi ceva, nu-l mai bagă în seama pe Darselul. Bă, Alice, bă, da, bă, după ce, adică mă enervezi și tu, dar Darusel, bă, eu nu înțeleg ce vorbește, îi zic, bă, Darusel, spune-mi calm, spune-mi limpă, spune-mi direct ce, eu, capul meu e făcut vraiște, nu mai știu ce să mai zic, mă, și ce căutăm noi doi aici, dacă Darusel ne-ai chemat, ce căutăm noi? Da, tu să-mi zici ce căutăm. A, super, wow, tu, eu să vă zic, mă, hai, mă, lăsați-mă pe mine cu toate prostiile astea, că, adică, bă, Alice, unde Darusel? Stai așa, că mă duc să-l caut. Da, ce să mai zic și eu, bă, da, uite, mă, ce, mă, Darusel. A plecat. Ai învățat tot cu invizibilitate. Gata, ce mai, bă, dar bune, ce care, mă, ce, noi ce facem astăzi, e întrebarea mea. Nu știu, bă, Rafael, hai, bă, voi de plecați, că fii atent, bă, eu mă duc să-mi ceva, ok? Eu am treabă în oraș și n-am văd, da, o să plec singur acasă, că deja nu se mai poate, nu știu ce se întâmplă asta. Mă, da, uitați să puneți, bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă astăzi, adică, ok, fana Alice ne-a vorbit foarte, foarte urât până acum, dar se la nebunit, eu nu înțeleg ce se întâmplă, frate, adică, eu acum, bă, ce fai, bă, Alice, poți să mă ieși pe mine până acasă, te rog? Urcă, rapid. Cam furat de la urmă. Trage pe dreapta! Hai, pe mare, mi trage pe dreapta, doamna Aris, vă rog, și trage pe dreapta. Doamne, doamne, ca mâine. Bă, sunteți nebuni, mă. Asta e mașina ta, Alice? Nu. Bă, papa, a venit poliția, rapid, cam furat. Mă, e dar sel. Bă, nu, e poliția reală, e poliția română, bă, hai. Trage pe dreapta, trage pe dreapta. Mă, Alex, dar sel, ok, am ajuns înapoi acasă. Mă, ce, ok, bă, dar sel. Întrebarea mea e, bă, de unde, bă, iar ai furat mașini de poliție și costum. Ce tu cauți cu costumul de poliție? Ce ți se pare amuzant, Darusele? Am skill și sunt polițist. Darusele, dar mașina unde e? Nu contează, am mâncat-o eu. Ai mâncat-o, ok, bă, dacă, de fapt, o las pe Alex, să zică dacă are ceva de spus de tine cu mâncatul. Păi, dar eu ți-am mai zis de atâtea ori că tu trebuie să nu mai mănânci. Deci mă jur că mă duc, îți iau acum burgeri și ți-i arunc. Tu trebuie să... Bă, dar se dai aici cam rău astăzi. De unde ai tu atâta forță să dai spart aici? Lasă-mă, bă, Rafale, dacă eu am fără burgeri. Ok, stai puțin. Ok, Alice, vină puțin. Alice, mă, bă, unde pleacă? Bă, Alice, nu pleacă. Alice, nu pleacă pe bune. Alice, vină înapoi, bă. Eu vreau, bă, pot să vorbesc și eu odată, bă, odată în viață îmi doresc să vorbesc cu voi ca un om normal. Adică ca cu niște, ca și cum port o conversație cu un om normal, să nu mă mai bâlbâi atât de mult. Eu nu înțeleg absolut nimic din ce vorbiți voi și deși am tare capul. Mă, păi, stai așa, deci vorbim cât mergem la voi, că am un cadou pentru Darusel. Nu, stai puțin, Darusel, aveam ceva de zis, eu aveam ceva să vă spun vouă. În primul rând, ok, am ajuns acasă, nu știu de ce m-ați dus până la mall, am mers și pe jos, nu știu de ce am mers pe jos, sincer, dar întrebarea stă în felul următor. Darusel, ce tot stai cu astea după tine așa îmbrăcat în polițist? Ok, Darusele, tu te îmbraci în polițist ca ce? Poți să-mi zici pe bune? Adică eu nu înțeleg, sincer. Vezi, mă, că se dă cinei, nu e? El e un fraier, mă, el s-a costumat așa ca să pară că e cineva, dar de fapt el nu e nimeni. Cum adică, bă, și stai, ia, uite-te aici. Nu,
Bă, Alice, ceva, Alice, pentru asta eu te-am zis, te rog să vii cu mine. Hai că te-am arizat, hai, ți-am pus cartușele. Da, uitați-vă puțin, bă, eu nu înțeleg nimic. Bă, a, vreau și eu să port o conversație normală. Oare când o să pot și eu să port o conversație normală cu un om normal? Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii când se va putea întâmpla chestia aceasta cu Darusul și cu Alice. Să am și eu o conversație normală. Adică uitați-vă puțin la Alice, nu știu unde merge. Uitați-vă la Darusul, stă acolo, mai stă și îmbrăcat în poliție. Nici el nu știu ce face. Uitați-vă puțin la el. Uitați-vă la toată lumea și uitați-vă la mine. Adică eu cred că sunt într-un oraș greșit și ok, Alice vine de acolo. După vine de acolo. Ce se beberiță, beberiță, fii atent. Uite, hai să-ți arăt o magie. Da, nu mai am nimic de zis, sincer. Darusele, fii atent ce idee mi-a venit. De ce te-am adus eu aici? Fii atent, Darusele. Vreau să facem un experiment, să-i facem o farsă cum ar fi. Adică să experimentăm pe fana nebună, să vedem cât de loială ne este nouă. Adică dacă ne este prieten sau nu, Darusele. Și știi ce mă gândeam să facem noi astăzi? Fii atent, Darusele. Mă gândeam, Darusele, să facem în felul următor. Ceva de genul ca și cum noi ne certăm, Darusele, de față cu ea. O să mergem la ea acasă, Darusele, să ne certăm cum ar veni dintr-o prostie. Ne certăm dintr-o prostie, vedem pe acolo ce ne legăm. Da, bă, dar fii atent, dar să ne certăm, dar când ne ajungem acolo. Ok, bine că știi tu, dar să ne certăm, dar ne certăm acolo. Deci fii atent, dar să ne certăm și după o să zici tu în felul următor. La un moment dat, bă, ce faci, mă, dar să le? Eu mi-am părut așa și acum. Da, dar să putem să purtăm și noi o conversație normală. Ok, hai. Deci fii atent, dar să le. În primul rând, noi ne ducem acolo, ne certăm și toate astea și după la un moment dat, dar să le, tu trebuie să spui ceva de genul ca și cum, bă, Rafaele, fii atent, nu, mi s-a luat de tine, ea știi ceva, ea să rămâi tu, nu mai ai voie să mai vii acasă, deci tu o să-mi zici, Darusele, să nu mai vin acasă, să găsesc eu un loc, ca să zici așa, bă, Rafaele, proprietatea e pe numele meu, te dau afară din casă, nu mă mai interesează, că mă enervez, nu știu ce, să-ți găsești un loc, bă, stai puțin, deci fii atent, Darusele, după ce zici toată asta, tu o să pleci de acolo și fii atent ce vreau să faci, vreau să pleci de acolo și după să stai cu invizibilitate, ca să auzi și tu pe acolo ce se întâmplă, ai înțeles? Adică așa, nu? Da, așa, Darusele, dar nu de acum. Ok, hai. Chiar sunt curios dacă fana nebună îmi este loială, dacă experimentul ăsta o să fie unul de succes sau nu. Scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, dacă o să mă primesc în casă la ea, pentru că nu o să mai am unde să dorm sau nu. Adică ar fi foarte bine să mă primească. Totuși că dacă n-aș avea unde să dorm, dacă chiar m-ar da Darusele afară din casă, eu chiar nu știu unde aș putea să mai dorm, sincer. Bă, Darusele, am ajuns în fața casei. Planul nostru o să fie cum am vorbit, Darusele, da? Deci fii atent, Darusele, o să facem în așa fel, o să găsim un motiv să ne certăm, așa, aiurea, Darusele, mai multe motive să ne certăm, dacă mai să intrăm repede la ea, să începem tot ăsta. Și chiar sunt curios, Darusele, dacă m-ar lăsa în casă la ea. Hai să întâmplă, batem aici la uși. Hai să batem așa. Ce faci, Alin? Ce faci? Ce faci? Mă, ce vorbești, Darusele? Nici măcar nu te înțeleg, Darusele. Poți să vorbești cu toată gura? Pe bune, mă, ce faci, mă, aici, Darusele? Poți să vorbești cu toată gura? Alin, Rafael a spart ușa. Cine a spart, mă, ușa? Tu n-ai văzut că tu ai spart, bă, Darusele, și simți, bă, bune, la mână. Tu ai spart, bă, tu ai spart, tu ai tăi jungură, bă, frate, care ești? Ok, mersi, Darusele, mersi că faci. De ce faci? Bă, Darusele, ai spirat, bă, s-a spirat. Mă, Darusele, ai spirat și pe săraca fată, mă, Darusele, ești un simți pe bune la mână, cine mai să-l ia pleacă de aici, că mă... Nu pleacă, nici fii atent, Alice, ce faci? Păi, eu făceam bine până să vă văd pe voi. Adică, uite, păi, Darusele, din vina ta... Din vina ta, bă, Rafale! Nu, tu te bați cu aerul, deci fii atent, Darusele. Bă, Darusele, bă, Darusele, eu nu te înțeleg niciodată ce vorbi, bă, Darusele. Pun să vorbești tu mai clar, Darusele, du-te, mă, la școală și să vorbești, să înveți să vorbești, Darusele, că deja mă enervezi. Du-te, bă, zicea, bă, du-te la școală, la matematică, bă, tu măcar nu știi cât e 1 plus 1, bă. Du-te, bă, fraier, care ești? Cât e 1 plus 1, ia? E 3. Da, hai, pa, pleacă, Darusele, de aici. Du-te, bă, ești fraier, cine zici, bă? Las că mă duc la bunica. Buni! Bă, Darusele, bă, Darusele, stai puțin. Bă, Darusele, tu chiar ești prost, la mulțumesc, de ce să te duci la bunica? Dar ți-am zis să-mi zici că te duci acasă și să nu mai vin eu acasă, că e pe numele tău proprietatea, ce nu înțelegi? Ah. Darusele, poți să vii, gata, nu ne mai, de ce ne certăm, adică pe bune, Alice, te-ai supărat pe noi? Păi, nu știu ce să zic, dar oricum nu-i chiar normal ce se întâmplă, adică sunteți în mijlocul străzii și urlați. Asta zic și eu, pentru că e nesimțit, Darusele, uite-te la el ce face. Bă, Alice, ceva, fiatele, eu sunt la Rafael. Bă, Rafael, fiatele. Mamă, stai puțin, vino aici, Darusele, că mă enervez. Vino să vorbim noi în particular. Bravo, ce vrei, mă? Bă, ești prost, mă, Darusele, la mulțime. Bă, tu chiar ești prost, Darusele. Bă, faci prost. Nu, ia stai. Nu trebuie să-i zici, o să-i zic eu dacă să mă acceptă la ea în casă. Nu trebuie să zici, tu ce nu înțelegi? Ok, hai. Tu zici că pleci acasă, tu zici că o să pleci acasă, uite că sunt după noi. Tu zici că o să pleci acasă, Darusele, că deja mi-a luat și ea, știi ceva?
Rafaele, ia lasă-mă, mă duc eu acasă și să nu te mai văd acasă. Rafaele, ia îți faci bagajele și pleci, pentru că tu nu mai ce căuta acolo, aia e proprietatea mea și tu n-ai ce să cauți, te dau afară. Okay, hai, hai. Așa, gata. Mă, Rafaele, bă, du-te tu să stai, Rafaele, și mă, Rafaele, eu plec acasă. Du-te acasă, du-te acasă, așa, du-te acasă, du-te acasă, așa, du-te acasă, că deja, adică ne enervezi, dar să le nu-ți așa. Bă, Rafaele, fiată-nă, eu nu mai vreau să te prind acasă la mine, ok? Îți faci bagajele și te duci, bă, te duci, gata. Să nu te mai prinde casa mea pe numele meu, bă, tot ce am, ok? Stai puțin. Cum adică e casa pe numele tău, dar să le că eu ți-am cumpărat casa? Bă, unde pleci, bă? Bă, unde? Alex, ți se pare normal ce face Darusel? Bă, eu nu știu ce s-a întâmplat. Nu, eu mă duc la mine. Nici eu nu știu ce s-a întâmplat, mă, Alex. Adică, uite-te puțin, mi-a zis că mă dă afară din casă. Ce vrei? Alex, ce faci? Nu, că era bătrână, trebuia să moară. Da, ok. Alex, dar știi care e faza? Darusel, stai să-ți spun ceva. Știi că eu i-am cumpărat casa. Și știi că eu am cumpărat casa aceea, nu? Păi, da, știu de ce. Păi da, am cumpărat eu, Alex, dar știi care e faza? Gen, e pe numele lui Darusel. Și tu ai auzit ce a zis Darusel? Eu am auzit, tu ai auzit? Păi da, mi-a zis că mă dă afară din casă și cred că cam vorbea serios, adică era foarte nervos, tu ai văzut? Păi am văzut, tu ai văzut? Păi da, Alex, dar și ce fac eu acum dacă nu mai am casă? Unde pot să stau și eu, pe bune? Păi nu știu, du-te și închirează un apartament, roagă-ți pe Federico, nu păi știu. Păi da, n-am bani acum, mă, ce cauți, mă, aici, Darusele? Mă, ce? Ok, deci, deci uite-te puțin, bă, ăsta chiar vorbește serios, deci mi-a adus servieta, mi-a adus toate hainele din casă, nu știu ce mi-a adus Alice aici, nici nu mă mai bag în seamă, după cum ai putut să vezi, nici nu vorbea cu mine, nu știu ce să mai fac, nu mai știu ce să mai vorbesc, eu deja sunt căpiat, eu nu mai pot, bă, Alice îmi vine să plâng, bă, eu rămân fără casă, ce fac, Alice, unde stau, Alice, poți să mă ajuți cumva? Eu nu prea știu cum să te ajut. Păi, Alice, nu poți să mă lași pe mine să stau cu tine în casă, te rog, măcar... Da, lasă-l pe Darusel, așa. Bă, păi, eu aș putea să te las, numai că trebuie să-mi plătești chirie. Să-ți plătesc chirie? Alice, stai să văd dacă am ceva. Da, am puțină chirie, sincer, dar nu mai da mine, Alice, mă, gata, sună că zici și mai dai și mine. Lasă-mă în pace, te rog. Așa, de bun, cât ai? Alice, dar aș vrea să stau doar o seară, că să-mi găsesc eu un loc unde să stau după. O să stau? O seară, bine, sau, da bani. De fapt, poate mai mult, poate o săptămână, cine știe, poate chiar o lună, nu știu. Poate chiar un an. E bun, tot dă banii. Păi și, hai că-ți dau o servietă așa de început. Poftim servieta asta. Hai că pun, gata, da, am... Bine, deci, stai. Da, ia și mașina, bă, ia și rabla ta de mașină. A, mă, lasă-mă în pace. A, ok, bine, măcar că mi-a adus mașina. Adică n-am ce să mai zic, mă, Alice. Ok, Alice, de ce spui că... Stai, ce? Fii atent, pentru o servietă, uite, vin în cacă, am un loc special și trebuie să intri pe aici. Ok, păi stai puțin, ce unde vrei să mă adică da, deci, fii atent, pentru o servietă primești asta și mai iei și asta. Și ce să fac cu astea? Păi cum adică, ăsta îl mănânci că e plin de mâncare și aici te pui tu să dormi. Alice, îți bagi cu mine? Nu, adică ai o toaletă lângă tine. Da, dar să ți se pare, dar să le ești foarte amuzant, dar să ia pleacă mă de aici, că eu ne simți, lasă-mă în pace, dar să le fii atent, dar ok. Alex, tu-ți bagi de mine cumva? Păi, da, ți se pare că glumesc, am luat banii, deci eu dacă ai nevoie, ai loc de dormit, ai mâncare. Asta ți se pare loc de dormit, tu ți-am dat, mi-ai cerut și bani, deci mi-ai cerut și bani și tu nu mă lași. Ok, Alex, hai să-mi dai și mie de mâncare ceva. Păi, te-am zis că e mâncare acolo. Ok, o să mă duc să mă servesc singur, atunci merg în casă foarte frumos pe aici. Stai, că e o problemă, că nici eu nu prea am mâncare. Ah, ok, și de-aia mă trimis pe mine să stau acolo, nu? Păi da. Ia să văd ce mâncare ai tu pe aici, Alice. Ia, unde-i frigiderul, mă? Alice, unde-i frigiderul? Știi cum e cu inflația asta, o trebuie să-l dau la manet. Ah, ok, mă mulțumesc, cred că mai bine o să dorm. Alice, unde e? Am și eu un loc unde să dorm, unde mai lăsa și pe mine să dorm, adică pe bune, că știi că e faza dacă mi-e foame și n-am ce să mănânc. Stai puțin, dacă mi-e foame și n-am unde să mănânc, măcar să dorm, așa poate îmi trece foame. Păi da, uite că am un loc ai ascuns aici, fii atent. Deci, dacă vii aici și stai aici, uite acolo. Ce? Mă, dar tu-ți bagi de mine? Nu. Cum adică? Deci, Alex, mă primești pe mine în casă sau nu? Nu știu, tu ce crezi? Ia stai puțin, Alex, stai puțin, că mi-am adus ceva aminte. Mai știi când te-am primit la noi în casă, că te-au dat părinții tăi afară și te-am primit eu, nu Darusel? Darusel nu voia din prima, nu voia, mai știi? Păi, da. Așa, și tu acum ce-mi faci, vrei? Deci, acum am aflat situația ta, ceva mai rău, eu chiar nu o să am unde să mai dorm, Alex, și tu mă trimiți pe mine să dorm la gunoi. Unde te duci? Da, bine.
hai după mine. Ok, mersi, mersi. Oh, mamă, e bine, e bine. Într-un final acceptă, dar uitați-vă puțin, adică nu mi se pare normal ceea ce a făcut Alice până acum, pe bune la modul cel mai serios. Ea mi-a zis că chiar nu m-ar accepta, adică uitați-vă, eu am acceptat-o din prima. I-am zis, Alice, stai cu noi așa, și acum când abia veni în rând, uitați-vă unde mă punea să stau. Ok, măcar i-am atras atenția cu asta. Da, urâi în pate, bă, Rafale, bă, dar te chinuiește, bă, bă, Rafale, mi-e milă. Da, dar să nici măcar nu te înțeleg ce vorbești, dar că chiar mă enervez pe bune. Ok, lasă că plec. Da, unde știi, mă, că tu că vine? Ia, lasă-mă în pace. Rafael. Da, hai, că ți-am pregătit locul. Uite, Ok. Mersi. Unde dorm? Ia, mi-ai. Uite aici. E ok. Da, de ce mă pic să dorm cu tine în cameră? Pentru că nu mai am alt loc altundeva. Ba da, ai sufrageria aceea unde poți să dormi pe canapea, foarte, foarte frumos, Ali, și nu am nicio problemă. Nu e. Nu, cam aici trebuie să vină un prieten. Nu se poate. Cum adică un prieten, Alice? Ai vreun prieten? Adică un frate. Alice, stai puțin, că acum mi-am adus eu aminte de ceva. Mai știi tu când îmi ziceai în continuu că îl stric pe Darusel David? Păi da. Și încă nu mi-ai spus cine e David. Și acum ai zis că ai un prieten. Deci rezultă că David e prietenul tău? Tu vrei să dormi aici sau nu? Da, vreau să dorm, dar aș vrea să și mănânc, sincer. Dar nu prea mâncare. Păi da, și ce crezi? Ia de aici, uite. Mersi, uite, dintr-o dată așa devenim prieten, Alice. Pentru că știi cât de bine te-am tratat eu, cât ai stat cu noi, Alice, acolo. Ți-am luat și cadouri, ți-am luat de toate și tu acum n-ar trebui să-ți bagi joc de mine. Tu nu mai băga vrejeală de asta. Acceptă ce-ți dau și gata. Bine, așa. Gata. Hai, tu poți să te duci unde vrei, eu stau aici. Mă liniștesc aici, foarte, foarte frumos, e totul ok. Mamă, deci nu vine să crezi. Bă, Darusel, vino repede, Darusel, unde-și, mă? Dar chiar, bă, Rafale, cam ne simțită, bă, Rafale, nu crezi, bă, unde tu ai lăsat-o și nu te lasă, bă, Rafale, urât, bă, bă, Rafale, dar știi cum pare acasă, bă, Rafale, casa ta, nu? Da, asta e chestia, că eu i-am cumpărat casa, dar e pe numele, da, eu i-am cumpărat, stai puțin, mi-am adus aminte, în fine, nu mai contează asta, Darusel, dar, pe bune, chiar eu i-am cumpărat casa, eu am primit-o și la mine în casă, Darusel, și de cum mă tratează, ți se pare normal? Da, bă, urât, hai, eu plec să mă la film, pa! Mersi, Darusel, mă lași aici singur, ok, acum ce să fac și eu stau așa liniștit pe aici, mă, de unde apărut, mă, blocul ăsta, bă, cred că aș sta puțin așa pe la televizor prin partea aceasta, Alice, ce faci? Darusel, revină, la modul cel mai serios, Darusel, se întâmplă totul foarte ciudat aici, nu știu ce se întâmplă, ce are Alice, bă, dar pe bune, la modul cel mai serios, dar cred că Alice m-a ascultat pe mine și pe Darusel, cred că chiar a plecat acum, în fine, hai să plec ușor așa, bă, Alice? Hei, dar mâncă-i atunci, ai zis că vrei aici, uite aici. Ok, mersi, lasă că ies pe partea cealaltă, ies pe aici, pe afară. Da, nu pozezi nici pe aici. Ok, atunci ies pe geam pe aici, pe unde stă Alice, foarte frumos. Mă, Alice, stai puțin, vreau să te întreb ceva, Alice. Mai știi că eu ți-am cumpărat casa asta, nu? E pe numele meu. Păi da, dar mai știi că eu ți-am cumpărat casa, nu? Băi, eu mi-am inteles numai că scrie Alice 2012. Ok, Alice, ai dreptate, chiar este pe numele tău, am pus-o pe numele tău, dar eu ți-am cumpărat Alice, tu așa de... Adică, fii atent, Alice. Eu am fost dulce cu tine, te-am lăsat atunci să stai cu noi în casă, ți-am cumpărat acum casă și tu ce, unde vrei să mă lași? Ok, într-un final, pentru că ți-am zis toate astea, mă lași acolo azi jos, Alice, da? Ți se pare normal ce faci tu aici? Păi, cum adică ai plecat? Nu te mai las acolo, acum adormi unde ți-am zis. Ok, mersi, Alice, chiar, cred că o să mă duc să... Da, Alice, da, o activitate ceva nu face și noi ceva interesant? Mersi, ce faci cu asta? Păi, ți-am dat chiria, că mi-e milă așa de tine. Mersi, Alice, într-un final devenim prieteni buni, nu? Păi, nu știu, depinde. Depinde, dar tu nu prea ai geamuri pe aici, Alice. Da, nu înțeleg ce se întâmplă aici, este foarte ciudat tot ce se întâmplă, adică pe bune, Alice se comportă foarte, foarte ciudat, nu știu de ce a pus toate nicovalele astea pe aici, nu înțeleg nimic absolut din ce vorbește ea, dar eu nu știu, oare credeți că ea chiar mai acceptă... Da? Păi am venit să văd ce faci. Ok, și nicovalele astea nu ai de gând să le dai aici, nu te încurcă? Păi nu, sunt chiar perfecte. Sunt chiar perfecte. Pentru că eu să stau aici la calculator, să stau sus, să mă duc sus și eu să iau camera și tu să stai acolo jos. Pentru că eu să iau astea foarte frumos aici. Bă, dar nu înțeleg ce se întâmplă la modul cel mai serios. Alice, mi se pare foarte ciudat, eu n-am nimic de comentat, n-am nimic de reproșat, nu știu ce să mai zic, dar vreau să mă duc repede la Darusel, vreau să mai vorbesc cu Darusel, sincer, să plec acum repede acasă, că sunt ce la film, cred că s-a dus acolo, nu știu ce să facă. Și toate astea, dar hai să plec pe aici. Mă, ce faci, mă, Alice?
aici. Încuiam, zic că na, așa trebuie să fie cu hoții ăștia. Ok, Alice, eu o să plec puțin până afară. Și aici ai pus pe bune. Bă, păi eu ți-am zis că e cu hoții treaba, știi? Ok, deci tu tocmai mă sechestrezi în casa ta, nu-i așa? Bă, păi, da, uite că avem calculator, avem masă de asta faină, cum adică? Ok, și acum mai încuia cu tine în casa aici, nu? În camera asta, gen. Amândoi suntem aici, nu mai putem să mai intrăm pe nicăieri, nu mai putem să mai ieșim, Alice. Păi, cam așa e, da. Ok, și, da, nu mai am nimic de zis, Alice. Așa, cum ce să facem? O să stăm așa frumos, Alice. Bă, da, tu faci toate lucrurile astea ca să mă dai pe mine, să nu suport să stau cu tine, ca să zic eu dintr-o dată ca să plec de aici, sau de ce? Ce, cum? Eu niciodată. Ok, am înțeles. Mă, Alice, poți să spui așa de la bun început? Poți să spui că vrei să mă dai afară din casă? Adică, pe bune, nu înțeleg de ce. Bă, fii atent, eu până acum te-am testat, ai trecut testul la limit, așa să zicem, așa că o să scot astea. Ce mai testat? Ce test, Alice? Mă, păi să văd și eu cum te comporți. Ce? Să văd și eu cum te comporți, că nu poți primesc pe oricine în casă. Adică stai puțin, tu acum te-ai comportat așa ciudat cu mine ca să vezi, gen, dacă... Ca să vezi ce? Cum adică? Gen, te-ai comportat pentru ce? Să văd dacă ești cu minte, dacă o să fii calm, știi? Chestii de astea. Ok, deci tu practic m-ai testat să vezi dacă... Da, ok, am înțeles, Alice. Deci pentru... Adică, ceea ce rezultă din asta este faptul că tu de fapt m-ai fi lăsat de la început să stau. Adică tu de fapt m-ai lăsat de la început să stau. Doar mi-ai pus niște... mai supus unui test pentru a vedea, gen, dacă aș fi recunoscător să stau practic cu tine în casă, nu? Exact așa, e exact. Acum hai să dăm o petrecere. Mă, ce petrecere, mă, Alice? Ok, da, o petrecere. Hai să dăm o petrecere. Nu, oprește, Alice, că pe bune, adică oprește, fii atentă. Știi de ce vreau să oprești, Alice? Adică îți mulțumesc pentru gest, dar eu nu prea mă simt ok, sincer. Adică am rămas fără casă, nu mai am calculatorul meu, nu mai am camera mea, nu mai am baia mea, nu mai am absolut nimic. Dar se m-a dat afară și lucrurile mele nu mi-a dat toate lucrurile. Nu știu ce mi-a dat, sincer. Nu cred că mi-a dat absolut nimic. Ce vina mea? Bă, Rafael, nu știu, asta e problema ta. Eu te păstrez aici un timp, dar nu pentru toată viața. Ok, lasă că rezolve cu Darcel. Nu știu ce să fac. Dacă rezolv cu Darcel, poate revine, mă, Darcel, sincer. Adică nu. Adică nu-ți face griji, eu nu o să fac nimic, sincer. Adică îți mulțumesc totuși pentru că mai ai primit aici în casă, ce să spun. Bine, da, hai că mă duc sus. Ok. Mă, da, nu, dar totuși tot se comportă foarte ciudat. Tot se comportă foarte ciudat. Nu știu ce a realizat, dar într-un final vedem că ea a zis că mi-a făcut un test. Ce e bine că eu o să stau cu ea în casă. O să stăm să vedem cât mă mai ține ea în casă aici totuși să vedem. Alice, ce faci? Ăsta a fost iară un test. Pentru? Să văd cum o să reacționez. Să reacționez ce? Că te văd aici? No, ok, am înțeles. Deci, da, cred că ar trebui să mă duc la... Da, mă, ce faci, Alice? Uite, încerc să repar ce-am făcut. Ok. Bă, nu, cred că o să mă duc acum repede acasă, mă duc la Alice să vedem, ca să vreau să explic toate chestiile astea, că într-un final, Alice, de fapt că mi-a zis, ok, nu mai zic nimic, o să vedem acasă sau în general, dar să vorbim cu el toate chestiile astea, că deja, adică oricum, nu mai am ce să mai zic. Mi s-a părut foarte, foarte ciudat comportamentul lui Alice, chiar dacă totuși a zis că a fost un test într-un final, dar totuși m-am cam consumat foarte mult, nici nu mai am suflu, nici nu mi-e sete, nu mai știu ce să mai zic, sincer, dar mă duc acum repede, dar să vorbesc, să-i zic lui toate chestiile astea, nu mai știu ce să mai vorbesc, chiar sunt copia, sincer, nu știu cât o să mai rezist, sunt la un moment dat o să zice că a fost o farsă, dar să vedem cât o să mă mai țină, uitați să puțin, că să uite după mine, pe geam, pe aici, nu sunt, Alice, știi că te văd, nu? Da, ok, am înțeles. În sfârșit am ajuns acasă, mă duc și acum repede la dar să zic, deja nu mai pot, a fost o zi foarte chinuitoare pentru mine, foarte obositoare, să vedem ce... Mamă, bă, ce fain e filmul ăsta, mamă, bă, ce-mi place, bă! Bă, ce faci, bă, Rafale, ce faci, bă, tu mi-ai zis, bă, Rafale, ai venit acasă, bă? Bă, da, fii atent, Darusele, știi care e faza? De fapt, fii atent, Darusele, încă m-a păstrat, fii atent cum a fost faza, Darusele, eu încă o să rămân la Alice, o să vedem cât o să mă mai țină, dacă mă mai ține acolo, bă, ce faci, bă, Rafale, la mine în casă, bă, ia pleacă din casă, ai, bă, da, dăm lucrurile, ai, vino sus, să-ți arăt lucrurile, Darusele, vino aici, hai, stăm aici, că aici nu o să ne vadă, aici nu o să vadă, deci fii atent, bă, deci fii atent care este faza, Darusele, într-un final, ea de fapt mi-a spus că m-a supus unui test, Darusele, mi-a spus că m-a supus unui test și a vrut să vadă cum reacționez dacă mă cumpăr frumos ca să mă lase. Și de fapt ea mă lăsa, bă, Darusele, și mă lasă acolo. Și să văd cât să mai stau cu ea, Darusele, dacă mai rezistă mult, dacă mă mai lasă mult, dacă e prietenă bună sau nu cu mine. Ok, bă, Rafale, hai, du-te. Hai. Gata. Că deja mă și enervează ăsta, pe bune, deja mă și enervează, mă. Alice, unde? Aici erai, mă. Alice, bă, e nesimțit rău de tot, Darusele, adică nici măcar nu mă lăsa să-mi iau chestiile din casă. Da, stai, na. Ok. Bă, se comportă foarte ciudat, nu știu. Alice, acum, yeee, suntem amândoi în casă. Mă, ce faci?
O nouă zi, o nouă dimineață, tot aici la Alice mă aflu, deoarece Alice m-a primit la ea în casă într-un final, adică prima oară eu credeam că face mișto, știți că Alice ieri prima oară mă lua la mișto, nu știu, făcea toate chestiile astea posibile și nu m-ar fi lăsat în casă, dar într-un final vedem că m-a lăsat în casă și doar mă testa, ce bine că mă testa, iar astăzi eu vreau să fac în felul următor, vreau să enervez timp de 24 de ore toată ziua, în așa fel încât să mă deși pe mine afară din casă, totuși că oricum, știți că Darusele, adică nu m-a dat Darusele afară din casă, ăsta este un experiment și vreau să văd totuși dacă o să mă suporte Alice în continuare, dacă mă mai ține în casă sau dacă mă dă afară. În primul rând, acum trebuie să mergem repede la ea să vedem ce face. Ok, nu e pe aici, trebuie să mergem sus, probabil e la ea în cameră, nu știu, cred că tot la calculator, nu știu ce face, așa ceva. Ce face Alice aici? Bună, uite, construiam, am aranjat și eu pe aici camera, știi? Construiai, aranjai camera, păi, dar te-ai apucat de construcție? Nu mai, văd că nu mai e ursulețul, unde ți-ai dispărut ursulețul? Nu mai ai nevoie de el? Ba, eu am foarte mare nevoie de el, dar să zicem că Darusel... deci Darusel ți-a furat ursulețul, să înțeleg, nu? Exact. Normal, ai văzut, Darusel e un simțit pe bune, adică ai văzut, m-a dat și pe mine afară din casă, acum trebuie să stau cu tine. Nu știu cât de mult îți convine ție, sincer, adică am o ce mai serios, îți convine așa că stau cu tine sau? Da, îmi convine. În fine, mă, Alice, bă, Alice, ce să zic și eu, așa, de prima oară, lasă-mi și pe mine, mă joc și la tine pe calculator aici, foarte frumos, vreau să mă joc aici. Bă, lasă-mă să mă joc eu. Bă, ia stai așa. Tu dacă vrei te duci la ăla de jos. Nu ai ce pe meu. Eu nu, eu vreau să mă duc pe ăsta. Du-te la ăla de jos. Ce, e casa ta. Nu poți să te joci tu pe ăla, eu nu știu să umblu pe ăla. E cu ăla de machiaj. Aici trebuie să stai eu, că tu acolo ai machiaj, ai toate alea. Ce mă lași pe mine? Bine, lasă că mă duc să distrug machiajele. Mă duc acum să distrug machiajele. În momentan pe vedem că s-a supărat cât de cât așa. Să te întreb ce? Tu lași așa să te împace. Nici nu te apropii. Atunci stai tu aici. Ia stai tu aici. Lasă-mă pe mine. De ce mă pui aici? De puțin ai cuțitele astea aici. Vrei să mă așez în ele? Nu ia ele de aici. Ce-mi pui tu aici toate cuțitele astea? Malis, tu nu știi să găzdești o persoană la tine acasă, nu știi să ai. Dar bucos mai ești, mă. Erau puse și ele acolo să fie. Da, și o să mă calc pe ele. Așa, joacă-te tu aici. Lasă-mă să mă duc eu sus la tine în camera acolo. Mă joc frumos pe calculator. Adică? Foarte, foarte bine, mamă, cât de tare aici. Mă lasă-mă în pace. Bine, gata. Mă duc. Atunci mă duc să sfurt din mâncare de acolo din frigider. Bă, dar chiar mă ia stai, mă, tu parcă aveai frigider sau nu mai aveai? Că ieri parcă zicei că nu mai ai frigider. Ia stai să mă uit eu. Alice, ce e ăsta aici? Ia spune tu, ai zis cumva ieri că nu mai e frigider, ce se întâmplă? Da, nu că am zis așa, știi, că a fost atunci petrecerea cu familia, știi, și l-am luat, că ei sunt mâncăcioși. Ei sunt mâncăcioși, ok, și tu nu prea ești să vede, adică pe mâine, acum ia stai să mă duc și mamă, toate lucrurile astea cât de bine arată pe aici, mamă, am luat tot din frigider, Alice, mă mănânc și eu, mă servesc aici, m-am pus la masă foarte, foarte frumos și mănânc acum. Cine ți-a dat voi? Alo, ce vrei și tu? Ia mă și tu, ia și tu o felie de pizza și atât, gata, eu mănânc toate astea de pe aici, mă, ce fai, mă, unde mă pui, mă, ce, nu mai fă așa, că nu uita că e casa mea. Da, bă, și dacă e casa ta, ce, eu nu pot să mă hrănesc, că nu ți-am luat eu casa asta, sau ce, e casa cumpărată de tine sau de mine? Bă, e a mea, dar eu am cumpărat tot din frigider, dar tu nu, tu pune înapoi. Păi eu ți-am cumpărat casa, acum eu îți mănânc mâncarea, am cumpărat-o de tine, practic, ia, de ce bine, gata, ia toată mâncarea asta înapoi, că deja mă enervez, Alex, adică, pe bune, ce îmi seamnă asta, Alex, gata, ce, ia mâncarea înapoi, gata, că mă ce enervez, ia-ți și ăstea, ia-ți și ăstea, ia-ți tot, ce mai stai eu de... Acum pune și așează-le acolo, în fine, mă duc și eu să mă joc pe calculator, acum să... Mă, vedem că am trollat-o cât de cât așa, s-a enervat, cred că s-a enervat, dar trebuie să mergem cu ea și pe afară să-i facem mai multe chestii, că totuși momentan, nu știu, da, mamă, trebuie să iau repede, mamă, dar nu știu unde are discul, nu știu unde are discul, dar are pe aici, nu are, vreau să-i bag muzică pe ăsta, mă, ia stai să mă uit eu pe aici, pe unde, oare are ea printr-un chest ceva muzică, stai puțin, că știu ce avea aici, ia stai puțin, că mă leg eu de treaba asta, că a scris aici, ce mai fraier oameni, dar Darusel 2012, asta să zicem că poate ar fi adevărat, Rafael Gărici, odată, cei care nu dau like și subscribe, asta chiar e adevărat, asta, adică, pe bune, cine nu dă like și subscribe, are dreptate, Alice. Ia fi atentă, că vreau să-ți spun și eu ceva. Ce stai aici la frigider, gata, nu ți-ai pus astea înăuntru? Bă, dar tu nu vezi, mă, că mi-ai dat toate astea să le pun, dar durează o grămadă să le pun, ce te apucă? Păi, lasă, Alice, să mă duc eu sus așa foarte frumos, acum stați puțin, trebuie să caut, bă, dar unde are, mă, ia toate astea, vreau să mă duc, ce faci, Alice, ai băgat toate alea, gata? Mă, păi, da, gata, le-am închis frigiderul, le-am înghesuit, ce ai? Gata. Bă, ce e ăsta? De când e ăsta aici, Alice? Mă, ce? Bă, ce? Dă-mi puțin. Alice, dă discul ăla. Că mai întâi trebuie să spargem asta. Alice, dă-mi discul ăla puțin, că vreau să încerc ceva, așa. Acum, foarte frumos, gata, m-am dus pe muzică să trezesc pe toată lumea, Alice. Acum mă duc foarte frumos, ia uite, pac muzica aici, totul, toate minunate, uite aici, petrecere, Alice, îți place? De fapt, asta chiar îmi place, muzica preferată. Ok, deci dacă îți place, bă, eu am zis că trebuie să enervez, dar
de fapt ei îi place. Am înțeles ce se întâmplă acum. Da, Alex. Ce? Și Alex, n-ai observat nimic? N-ai observat nimic acolo sus? Ce? Bă, ce-ai făcut, mă? N-am făcut nimic, n-am făcut nimic. Ce? N-ai nimic de observat, n-ai nimic de observat, Alex. Ce? Nu e nimic. Ia uite, chiar nu e nimic. În momentul ăsta îmi dai, acum îmi dai ăla de muzică. Și ăla de muzică? Uite discul, gata, ți-am dat discul, gata, perfect, așa. Nu discul, bă, aparatul de muzică. Pe ce aparat de muzică? Nu e la mine, ce să fac eu? De cum să fie la mine? Rafael. Ce? E foarte bine ce se întâmplă când mă enervezi. Hai, bine, gata, deci te enervezi, te enervezi. Ok, mă, e bine că s-a enervat acum, stai puțin. Alice, fii atent, hai să mergem și noi, să plecăm aici, hai să vedem, să mergem puțin pe la dar să vedem ce facem, o să ne luăm așa de el, că până la urmă, te iei de el, mă, te iei de el, că mă lasă pe mine pe aici singur, nu mă mai lasă în casă. Hai peste el, ia mă, dar cine te crezi, bă? Ok, uitați-vă puțin la Alice, deci eu nu înțeleg ce face, sincer, la modul cel mai frumos, acum merg, mă, Alice, așteaptă-mă și pe mine, mă, ce faci? Ok, deci Alice se pare că mă enervează pe mine, nu o enervez eu pe Alice, se pare că astăzi ea mă enervează pe mine, hai să vedem, bă, dar unde s-a dus, mă, Alice, bă, s-a dus prin spate, ok, bă, dar sele, ia vină puțin așa, să-ți arăt și eu ceva, mă. Mă, unde ești? Ia zi mai rapid, că acum vin și îți dau două peste cap. Mă, s-a enervat Alice, mă, de ce le-a pădat răzul? Bă, dar unde e, mă, ăsta? Bă, dar răzul, unde ești, mă? Bă, Alice, ăsta iar a plecat acasă, mă, nu-mi vine să cred așa ceva. A, pentru asta, Alice, mă ajungi pe mine să car astea de calculatoră și cu astea de aici? Mă ajuți? Da, te ajut, mai acuși. A, pe ajută, mă, vină, Alice, vină puțin, Alice, așteaptă. Bă, doamne, deci mă enervează pe mine, nu enervează pe ea, mă enervează ea pe mine. Ok, lasă-l acolo, că n-am ce să fac cu el. Bă, Alice, fii atentă, mă, ce faci, mă, aici? Ce faci, mă? Bă, ai furat cumva stalul, dar să-l frigiderul? N-ai văzut nimic. A, nu, n-am văzut nimic. Ok, hai, Alice, să mergem pe undeva prin oraș. Ia, vină cu mine, fii atentă, Alice, fii atentă, deci vreau să... Ok, unde e mașina ta? Ia, stai, bă, ia lasă-mă pe mine, ia să-mi lasă-mă pe mine să conduc eu mașina ta, mă. Ia, dă-te, mă, la o parte, Alice, ia lasă-mă pe mine, să-ți arăt o schemă. Ia, să-mi conduci mie mașina, bă, ia, hai că mă enervezi și tu, hai, mai rapid. Bă, lasă-mă pe mine să conduc eu mașina, să te duc într-un loc secret, Alice, să te duc într-un loc șmecher, așa, fii atent, hai, urcă, că plec, Alice, așa, fii atent, Alice, am o surpriză pentru tine, Alice, închide ochii, poți să închizi ochii, ia că mă uit la tine, poți să închizi ochii, închide ochii, uite-te în jos, așa, uite-te în jos, mama, acum o să vreau să iarăg mașina înapoi, să nu-ți dea seama, așa, Alice, gata, te uiți în jos, gata? Da, eu mă uit în jos, de ce? Te uiți în jos? Da, ești pregătită, zi dacă ești pregătită, 3, 2, 1, și, mamă, stai, ce, nimic, nu, doamne, ce prost am, n-am vrut să-ți arunc nimic, Alice, unde mi-e mașina? Da, uitați-vă puțin. Deci, eu vreau să enervez pe Alice pentru 24 de ore astăzi, dar se pare că eu mă enervez singur, practic, până la urmă. Adică mă enervează și ea, mă enervez și eu singur, pentru că nu mi iese absolut nimic. Nici nu știu unde s-a dus acum, sincer, nu știu ce să mai fac. După unde mai era chestii de astea, vreau să iau niște chestii, să punem aici, să se blocheze. Bă, dar n-am nimic prin inventar. Nu, no, n-am nimic să închid ușa. Ok, Alice, unde mi-e mașina? Să zicem că am abandonat-o pe autostradă. Ah, ok, bine, Alice, perfect, așa. Acum fii atentă, vreau să mergem undeva. Ce? Nu, n-am făcut nimic. Vino, hai să ne șcăm pe calculator. Vino după mine. Ce? Rafael, ce? Acum mi-o dai. Acum. Ce să-ți dau? Mașina mi-o dai în momentul ăsta. Pe ce crezi că am eu super puteri să iau mașina, să o bag în buzunar sau ce? Tu mi-o dai acum, tu nu înțelegi, Aolo, bine, mă, Alice, ia mașina, înapoi mai prins, gata, pune acolo, bă, nu vine să cred, bă, nu pot să fac nimic, bă, dar e bine că se enervează totuși, e bine că se enervează, mă mai enervez și eu pentru că nu-mi ies toate chestiile pe care vreau să le fac, dar se enervează și acum mă duc repede aici la ea pe calculator, o să stau aici pe calculator, poate o să vină ea aici, să vedem ce o să-mi zic când ajung eu aici, să vedem, poate pune alea pe acolo, nu știu ce face, așa, mă juc aici, dai, Ioane, hai, Ioane, bă, Darusel, să nu-l mai lași pe Darusel, așa, foarte bine, mă, ce faci, mă, mi-e scaunul de sub picioare? Păi da, bă, dacă ești ultimul de simț, fii așa și intri peste mine, cum adică? Cum adică am intrat peste tine? Că tu erai, eu eram aici, tu erai afară cu mașina, că ai zis că ți-am furat mașina. Ce e vina mea? Mă, păi da și mi-ai dat voie să joci aici. A, păi cum adică să-ți dau eu ție voie? Păi nu te jucai tu, mă joc eu. Da, clar, mă joc eu, nu trebuie să-ți dau. Păi da, ce mai vrei? Stai jos, cum adică? Nu te pui tu așa. Hai să mergem de aici, hai. Unde vrei să mă duci, Alex? Unde vrei să mă duci? Mergem afară, mergem în parc? Unde vrei să mergem? La mall? Unde mergem? Mergem la parc de distracție? Unde vrei să mă duci? Mă, păi mergem unde vrei, nu contează. Ah, ok, mergem unde vreau eu, perfect, așa, urcă, așa, bravo, merg, mă duc peste tot, Alice, te duc pe aici, bă, Alice, spune-mi unde vrei tu să mergem, că fix acolo nu o să mergem, adică nu o să vreau să merg după tine, pentru că tu nu știi niciun loc, Alice, tu habar n-ai de absolut nimic, Alice, pe bune, tu crezi că, da, Alice... Bine, vreau să nu mergem la mall, te rog eu mult. Ah, nu vrei să mergi la mall? Bine, înseamnă că atunci, nu, tu îmi faci niște scheme, tu vrei să mergi de fapt la mall, așa că nu o să te duc la mall, fii atentă, vreau să te duc
într-un loc unde mă jucam cu Daruse la bowling. Vreau să ne jucăm bowling. Bă, alo, bă, ce fai, mă? Ok, mă duc să-ți arunc mașina în apă. Foarte frumos pe aici. Mă duc așa. Bă, da, aia vine după mine. Mă, ce faci? Bă, alo, nu furau mașina la oameni. Uitați-vă puțin la Alex. Adică, nu. Eu nu vreau să o enervez, dar să pare că nu pot să fac absolut nimic, sincer. Da, trebuie să mă duc după ea. Mă, Alex, așteaptă, urcă sus, Alex, nu te duci. Alex, mă, ce faci? Mă, ce? Alex, bă, Alex, ce e cu mașina oamenilor? Alex, ce? Poți să-mi spui și mie ce e cu mașina oamenilor? Păi dacă vezi, am furat o mașină și am aruncat-o în apă. Și asta, basta. Dar nu ai fi așa nervos, Alex, că ce, bă, ce faci, mă, să arunci și ție mașina acum? Am înțeles, Alex, bravo. Uitați-vă puțin la ea. Bă, eu nu înțeleg ce faci, sincer. Bă, dar am rămas aici. Mă, Alex, așteaptă-mă și pe mine, bă. Alex. Da, se pare că mă enervez singur. Așa, mă, Alex, gata, ai venit în sfârșit, credeam că mă lași pe mine aici. Hai să mergem, fii atentă. Știi unde e ăla de bowling? Vreau să ne jucăm bowling, Alex. Vreau să mă joc cu tine bowling. Fii atentă, dreapta. Uite acolo. Așa, lasă-mă pe mine să conduc. Foarte bine, uite aici e Alex. Bă, dar ce vă cu mașina săracului om, bă, Alex? Nu se rușine așa puțin? Mă, pe bune. Dacă le iau și pe astea. Wow. Foarte amuzant ești tu, Alex. Poate eu și pata. Hai să ne jucăm bowling. Lasă toate prostiile astea pe aici, Alex. Nu mai fura mașinile. Ce le faci? Mă, ce e acolo? Mă, ce sunt? Alex, ce sunt astea? Sunt niște resturi, știi? Sunt niște resturi, niște cuțite, niște chestii. Ok, ia că le fur eu de aici, le fur repede, si le fur, mă duc așa foarte frumos cu ele. Mă, Alex, bă, ce, bă, de unde ai, mă, toate astea aici, mă, că nu vine să cred așa ceva, mă, Alex. Hai, mă, să ne jucăm, bă, unde? Ok, deci se pare că nici eu nu mai știu să mai fac aici chestiile astea. Mă, unde s-a dus, mă, Alex? Mă, deci mă enervează pe mine, sincer, la culme, mă. Alex, ce faci, mă? Bă, nu mai da, mă, de astea, Alex, nu strica astea, Alex, mă, ce faci? Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Da, bine. Bă, Alex, nu mai. Gata, Alex, strici astea pe aici, bă, bune, strici astea și după nu mai știm cum mai erau puse, Alex, și ne dau ăștia afară de pe tot, se dă din oraș, ne dau afară, Alex, nu le scoate, Alex, te rog eu, nu le. Bă, ce faci, mă? Gata, mă, Alex, fii atentă, nu mai lua astea, lasă-le acolo așa, bine că ai pus-o la înapoi. Fii atentă, vreau să ne jucăm bowling. Te-ai mai jucat în viața ta bowling? Păi, mama, știu să arunc în oameni, nu în popice. Bă, cum adică eu să arunc în oameni? Cu ce să arunc în oameni? Bă, Alex, ai nebunii, fii atent, hai să cumpărăm de aici. Domnul, dați-ne și nouă niște mici de bowling, așa foarte frumos. Una de fiecare, de fapt, dați-ne două de fiecare. Deci fii atent, Alex. Am aici două pentru tine și două pentru mine și toate acestea, dar Alex, o să ne jucăm aici pe rând. Prima oară o să dau eu, Alex, și o să dau aici foarte frumos și hai să vedem. 3, 2, 1 și să vedem strike. Mai am două, Alex, ce părere ai? E nasol ești. Cum adică sunt nasol? Păi, bă, stai puțin că mai am eu, bă, nu, Alex, nu le pune tu. Lasă-o pe mine, să vedem. Opa, mai rămas una. Opa, mamă, Alex, ia să te văd că una a rămas. Ia să te văd pe tine acum, Alex, ia să te văd cât de bună ești tu, bine, că nu o să faci absolut nimic, sincer, dar asta e partea a doua. Ia să te vedem. 3, 2, 1. Alex, tu nu știi să dai cu. Stai, mă, joc eu aici, nu te joci tu. Mă, până în ultimul hal. Păi, da, ok, deci ai enervat, Alex, stai să mai dau stai. Mamă, strike, bă, gata, bine, nu strike, n-a fost din prima, dar bă, dar unde s-a dus, mă, Alex, bă, dar nu știe să se joace absolut nimic, nu știe să fac absolut, bă, Alex, ok, deci Alex a plecat, trebuie să mă duc singur pe jos până acasă foarte, foarte tare, adică, bine, să sperăm că nu mă dă afară din casă, adică, bine, poate m-ar da afară din casă, ar fi genial să mă dea pe mine afară din casă, pentru ca să vedem așa cât de mult mă suportă ea pe mine, cât de mult mă acceptă toate astea, pentru că eu până la urmă am acceptat-o cu Daruse la noi în casă, chiar dacă ne făcea toate chestiile de pe lume, când s-a uitat după noi, ne spionea, făcea toate chestiile astea, dar chiar mă, vreau să spionez acum, că tot a venit vorba de spionat, vreau să mă duc acum repede acasă, vedeți că merg pe jos, mai am foarte mult, dar nu-i nimic, o să mă duc, o să spionez și să vedem ce o să fac Alex, dacă o să mă dea afară din casă sau nu. Aolo, s-a făcut și noaptea afară, uitați-vă puțin, cât am avut eu de mers pe jos, sincer, pentru că Alex m-a lăsat, ok, m-a lăsat, ia să zicem dacă totuși a ajuns acasă, adică nu cred că s-ar fi, da, deci a ajuns acasă, a lăsat mașina aici, este foarte, foarte bine, acum vreau să spionez, vreau să văd pe unde o fi, care e treaba cu ea, să vedem ce o să facă ea, ia să vedem oare e prin partea aceasta. Mă, uitați-vă la ea, mamă, e la ea, mă, chestii, mă, ce face, mă, Alex, oare să ce, să pregătește, să se întâlnească cu iubitul ei, da, mamă, stai să tinga, că mă, o să iau, vreau să o enervez foarte, foarte rău, vreau să fac mișto de ea, deci mă duc acum repede înăuntru, la, o să mă duc acum repede să mă joc pe calculator aici, sus, pentru că Alex nu e acasă, foarte, foarte bine, mă joc foarte frumos aici, tu de unde ai apărut, Alex? Mă, păi cum adică, mă, că am fost jos, dar stai așa, e jos și tu în sfârșit acasă, ia zi, ai mers pe jos, nu? Pe normal, mersi, Alex, că m-ai lăsat pe jos, ia, du-te, mă, de aici, rămâi aici, închis, ok, ia să mă duc așa frumos, mă, tu unde erai, mă, Alex, dar chiar, bă, pe bune, Alex, unde erai tu? Mă, cum adică, bă, ești chiar aici eram. Era aici, și tu ce faci aici, Alex, ce faci și tu aici? Eu mă spălam. Te spălai, la asta la machiaj, deci te spălai, tu n-ai apă și te speli la bec, cum ar veni la lumina becului. Am înțeles, Alex, da, deci care este faza cu tine, unde ai vreun drum în seara asta, ce planuri ai tu de făcut? Bă, cum adică, nu, n-am nimic ce să am. Și tu te machiezi așa, nu în
sau ce faci tu aici? Mă spălam. A, te spălai, nu? Aici te speli tu. Am înțeles, mă, Alice, tu te speli. Ia las tocmai asta, lasă închis aici, Alice, că am nevoie de, n-am nevoie de lumină aici prin casă. S-a făcut noapte, Alice. Mă, tu unde te duci, mă? Alice, eu puțin. Ia stai puțin. Ia stai puțin, Alice. Tu cumva te duci la întâlnire cu băiatul acela David? Mă, cine e, mă, David, mă? Păi, dar cum adică cine e David? Că ziceai în continuu numele David. Da, David, prietenul ăla lui Darusel. Da, prietenul Darusel și prietenul tău, nu? Cum adică? Dar eu nici nu l-am întâlnit. Ah, ok, după du-te și întâlnește-l acum, pleacă, du-te, du-te, Alice, că rămân eu acasă aici foarte, foarte frumos, Alice, gata, că mă și enervez, pe bune, adică du-te, că... Păi de aici, cum adică? Și de ce dai în mine, mă? Vezi, poate te dau afară și te duc la Tomberon acolo. Ah, mă lasă doar cu Tomberon, ok? De ce să-mi cumpăr acasă și tu mă lasă doar la Tomberon, ok? Păi, da, dacă mă enervezi atâta, bă, ia lasă-mă, hai, stai aici. Bine, gata, gata, te las, ok, mă, unde s-a dus sus, mamă, este totul perfect. Vedem când, de fapt, nu m-a dat afară, am crezut chiar că mă dă afară. Ok, nu m-a dat afară, dar vreau să facem un fel următor. Vreau mai ales acum s-a făcut și noapte, vedem că ea pleacă de acasă. Nu știu unde să ducea, că cred că s-o ce la întâlnire cu băiatul. Mă, ce, mă, ce cauți, mă, bă, Alice, ce faci aici? A, uitați-vă puțin la ea, care este faza cu ea, nu înțeleg, mă, ia, nu, no, nu, trebuie să ies afară din casă de aici, să vedem că vreau să vorbesc eu singur ca să nu mai aud Alice, pentru că fiți atenți. Acum s-a făcut noapte, Alice vrea să plece ea undeva, nu știu unde să se ducă, dar știți care este faza? Vreau ca data viitoare, mâine, să vedem, într-un final, bă, trebuie să fac neapărat să mă dea afară din casă, deci dacă nu mă dă afară din casă, eu practic nu mi-am îndeplinit challenge-ul. Bine, dacă mă tot ține, înseamnă că e o prietenă adevărată și indiferent de ce s-ar întâmpla, ea ar fi alături de mine, chiar dacă o enervez, chiar dacă toate astea. Dar scrieți voi acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice m-a, ce faci, mă, Alice? Deci, voi să scrieți acolo în comentarii tot ce vreți, iar eu acum am să mă ocup de Rafael. Bă, lasă-mă, da, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice mă va păstra la ea în casă sau dacă mă va da afară. Sincer, eu aș vrea într-un fel ambele, adică nu, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla și o să vedem în episodul următor. O nouă zi, se pare că încă suntem la Alice în casă. Alice, este foarte bine că încă ne-a lăsat să stăm cu ea în casă, asta îmi place foarte, foarte mult. O să-i spun la un moment dat dacă ea tot mă ține și nu o să mă dea afară din casă, ceea ce este bine totuși că înseamnă că este o prietenă adevărată. O să-i spun că, bă, Alice a fost un experiment, pentru că chestia aceasta ce o să fac eu, ce fac eu cu Darusel, este un experiment. Dacă încă nu știți, dacă încă n-ați văzut videoclipurile din trecut, vă recomand să le vedeți înainte de acesta, deoarece așa o să vă dați seama cam cum stă treaba cu toate astea. Bă, dar chiar acum chiar sunt curios ce o să facă și Alice, sincer. Adică trebuie să mă duc repede la ea, să o întreb așa, ce mai faci? Ea nu știu, trebuie să fac într-un fel să mă enervez, să mă... Bă, ce... bă, de unde ești? Alice, mă... Bă, ce faci, mă, Alice, mă? Bă, iar sar, mă, pe geamuri, iar stai pe la geamuri. Ce faci, Alice? De unde ai venit? Nu, bă, nu, Rafael, stăteam și un pat, dormeam și dintr-o dată am căzut din pat. Mai stai puțin, tu ai patul în partea asta, ceva de genul și geamul l-ai prin partea asta. Cum ai putea să cazi din pat și să pici așa, gen pe jos, afară, pe geam, să pici de pe geam? Bă, nu știu, mă, nu știu, dar am căzut din pat. Stai așa, să punem aici la loc. Ok, Alice, am înțeles, nu știu, adică foarte ciudat ceea ce se întâmplă cu tine, sincer, dar mă rog, sincer, ce faci tu astăzi? Ce ai pățit? Ce mi-ai făcut astăzi? Cum adică ce-am făcut? Băi, uite, am căzut din pat, acum m-am trezit, ce crezi că poți fac? Ah, clar, da, băi, da, mi-ai zis că ai căzut, eu nu înțeleg, Alice, cum ai putut tu să cazi din pat și să te trezești, adică, pe bune, n-am mai văzut în viața mea, spuneți-mi mie dacă ai mai văzut pe cineva, Alice, bă, Alice, bă, ce cauți, mă, aici, mă, tu-ți permis să intri peste noi în casă, mă, după ce că m-ai dat afară, mă, ce vrei, mă, ce vrei, de ce ai venit aici? Nervează asta, dar e că pe bune, după ce că mă dai... Nu, pleacă-mă, hai mai rapid, hai, pleacă! Așa, mă, Alice, bravo, mă, dar uite-te la el. Bă, Alice, n-am putut să te dau de gol, că știi că tu ai făcut asta ieri, știi că s-a întâmplat treaba asta ieri. Bă, taci, că poate pe aici. Uite-te puțin la el. Bă, s-a mis să pleci, du-te acasă, bă, ești nesimțit, bă, Alice, da. vine după mine, hai sus, că sunt, da. Ne poate vedea, adică hai să vorbim și noi, serios. Da. Stai, eu mă duc să mă joc la calculator, tu nu știu ce faci, da? Nici nu vrei să mai vorbești cu mine, ok, deci se comportă foarte ciudat, dar este bine că ai zis că sunt ce la calculator. Bă, Darusele, unde ești, bă, că vreau să vorbesc cu tine, bă, Darusele, bă, vino repede, să nu ne vadă Alex, vino aici, să nu ne vadă Alex, bă, deci fii atent, bă, Darusele, bă, ce ai zis tu, că ți s-a furat frigiderul, nu? Bă, Rafi, da!
dar și tu ești bă nesimțit, bă, hai mă ajut, bă, mă ajut. Cum, de ce să fie mă nesimțit, dar Axele? Uite, brafele, mă, dai afară de față, că hai, ajută, mă, ajută, bă, mă, bă, stai, bă, 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 tu, doamne, doamne, dar Axele, tu ai uitat ce facem aici, că facem experimentul, adică tu m-ai certat cum ar fi primit, m-ai dat afară din casă și m-am mutat cu Alice în casă, adică normal că te dau afară, cum vrei să reacționezi, dar Axele, vrei să-și dea seama? A, da, bă, hai, dar și nu mi-a furat, bă, frigiderul, bă, că nu m-am băbut, ăsta ultimul meu burger. Nu, mă, bă, deci fii atent, dar Axele, ți-a furat frigiderul, dar fii atent care este faza, ieri, bă, dar chiar tu unde ai fost ieri, dar Axele, când ai fost acasă? Păi, bă, Rafale, eu ieri am fost la bunica. La ce bunica ai fost, mă, tu, dar Axele, ia vorbește mai tare, că nu prea te aud. Am fost la bunica, uite acolo, bă, acolo am fost, la bunica. A, toată ziua ai fost la bunica, mă, și ce ai făcut tu la bunica, dar Axele? M-am jucat cu bunica, bă, de ea am făcut burger, ea mi-a făcut burger, ne-am jucat cu mingea, ne-am uitat la filme. A, ok, ea ți-a făcut burger, ea ai făcut burger, am înțeles, dar Axele, deși ia timp, dar Axele, ca să spun mai drept, deși fii atent, dar Axele, ce s-a întâmplat de fapt. Înainte să zic de chestia asta cu frigiderul, bă, ce faci, mă, dar Axele, mă bagi în seama, mai vrei să afli răspunsul sau nu? Da, zi. Deși fii atent, dar Axele, în primul rând, Alice, fii atent, ieri că tu ai fost plecat, dar Axele, am încercat să o enervez pe Alice pentru 24 de ore, dar Axele, pentru 24 de ore, dar Axele, eu am încercat să o enervez toată ziua ieri că tu ai fost plecat. Și fii atent, dar Axele, am ajuns acasă la noi, cum ar veni să venim la tine să vedem, nu știu ce, să mai iau niște lucruri, să mai iau niște, dar stai, fii atent, dar Axele. A venit ea și ea că era nervoasă, că am enervat eu, ți-a furat frigiderul. Ia ți-l-a furat, dar să nu-i spui, bă, să nu te iei de ea, că fii atent, dar Axele. Nu trebuie să-și dea seama, nu trebuie să audă că am zis eu asta la tine, că după poate mă dă afară din casă, pentru că fii atent, dar Axele. Adică nu vreau să mă dea afară din casă, până la urmă o să-i spunem că a fost o farsă, că a fost un experiment social, ca să vedem dacă ea e prietenoasă cu mine sau nu, dacă e prietenă, dacă mi-e alături în momentele astea grele, dar Axele, cum am fost și eu, când știi că s-a mutat cu noi în casă, mai știi? Ia, da, hai, vă plec, mă, de aici. Da, ne simțiți, vii la noi aici, așa, da, uite, să puțin la dar Axele, cum stă cu oalea, adică, Alice, uite-te unde, dar Axele, aici, cum stă cu oalea, în picioare, bă, dar Axele, vină, că a plecat, bă, așa, bă, deci fii atent, dar Axele, până la urmă, o să-i zicem noi la un moment dat că a fost o fază și așa, adică, ea m-a lăsat în casă, chiar dacă m-a enervat și toate astea, bă, uite-te la ea. Stai că nu vine, bă, dar Axele, dar ce să mai fac, mă, mai încerc, mă, să o mai enervez așa, să mă dea afară din casă sau ce crezi, mă dă afară sau nu? Bă, bă, Doamne, Alice, ăsta și mai și permite, sincer, adică uite-te cât de nesimțit e, ci că vine aici cu frigiderul, că nu știu ce e, după ce că el m-a dat afară din casă, Alice, și permite să vină aici să fac el legea și la tine în casă, Alice, tu ți se pare normal? Da, mă, bă, da, nu știu ce-i că, da, ai dreptate. Da, e cam nesimțit, sincer, adică nu știu de ce faci așa, adică eu voiam să fiu prieten cu el și el m-a dat afară din casă și acum mai văd cum să te apă aici, nu vrea să mai plece, nu știu care este faza cu el, ce vrea bă, el să facă, ce? Ce? Pleacă, bă, hai să nu te mai văd în curtea la mine, pleacă acum. Bă, unde e, mă, bă, iar e dar aici? Da, mă, a fost la geam, ok. Da, Alice, nu știu, n-am ce să mai zic, sincer, dar, da, bă, da, bă, dar Axele, ia vină, mă, puțin, ia vină aici, dar Axele, că deja ne enervez, bă, bune, la modul cel mai serios, dar Axele, ia, arată-te pe aici, clasic, nici nu vrea să arată, da, uitați-vă puțin, gen, și Alice și dar Axele să, ok, nu mai am nimic de zis. Mă, Alice, fii atentă, a venit dar Axele aici, bine că ați venit și nu mai faceți toate tâmpilile astea, că deja mă enervați, ok, Alice, fii atentă, ce am făcut eu cu dar Axele, ce ți-am plănuit, Alice, ți-am plănuit să facem în felul următor, am vrut să facem un experiment ca și cum dar Axele mă dă afară din casă, de fapt, dar Axele nu m-a dat afară din casă și el, adică am vrut să facem un experiment să vedem dacă tu mă primești, dacă ești primitoare, dacă ești prietena noastră, dacă ești amabilă cu noi și toate chestiile de genul, dar Axele a fost complice, nu s-a întâmplat nimic, dar Alice, ceea ce ai făcut tu cu frigiderul nu prea e bine, sincer. Da, Alice, ești chiar nesimțită. Bă, dar Axele, lasă-mă să abia, ce cum adică, Alice, nu, ce cum adică? Păi, da, cum adică, deci stai așa, voi mi-ați făcut mie experimente? Da, Alice, ca da. Să vedem dacă ești prietenoasă, cum adică, ce, mă, ce faci, mă, te îmbraci în polițist, ce bă? Alo, ce faci, doamna? Bă, lasă, pleacă, mă, de aici, dă-te-mă de aici, Alice, pleacă, lasă-mă în pace, bă, mă lași, Alice, ce vrei să-mi faci, ia, îmi pui tu cătușe, ia, stai, bă, ce cătușe, îmi pui, nici nu știi să pui cătușele, Alice, adică la modul cel mai serios, sau bar n-ai să pui o cătușe. Bine, haideți, vă rog frumos să urcați în mașină. A, da, uite-te ce ai făcut aici.
Ce-am făcut? Oh, ups. Nu, că are defecte uneori. Ia uite, mă, a venit și Darcele. Bă, stai mă puțin, stați puțin, hai să mai vorbim și noi ceva. A venit super erou, a venit super erou. Hai, Rafale, urcă, stai, așa. M-am ajuns în lumea super eroi, eu sunt adoptat de super eroi aici, sau ce se întâmplă? Da, hai, Rafale, Rafa, urcă, hai, unde să urmă, mă, Darcele, bă, ce aveți, mă, bă, voi ați nebunit de tot, adică la modul cel... Mă, unde să fugi, mă, ce, mă, Darcele, bă, ai nebunit? Taci, fugi, a fost că ne urmește poliția, ne urmește poliția! Doamne, bă, gata, că deja, doamne, ia, ce, eu... Stai, ha, da, asta chiar e nebun, asta chiar e prost. Adică la modul cel mai serios chiar e prost. Cred că chiar nu mi-aș mai dori să mai stau cu el în casă. Mai ales, dar ce părere ai avut așa? Adică, gen, nu te-ai supărat pe mine zilele astea? Adică, nu știu, gen, mai fi primit în casă? Mai voiai să mai stau cu tine? Sau cum reacționai tu? Stai cam că am să mă răspund. De fapt, hai să mă răspund acum pe tine. Mă, de ce să te răspund? Mă, stai puțin, Alice, așteaptă-mă să zic ceva. Mă, Alice, bă, de ce să te răspund? Ah, ok, uitați-vă puțin. Adică noi am făcut un experiment să vedem dacă ne este prieten. Acum ea să răzbună, practic, nu i-am făcut niciun prank, dar să răzbună, mă. Dar se, da, uitați-vă puțin. Deci chiar sunt cu nebune, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă mai merită să mă... Rafa, fură mașina! Hai-a! Da. Nu, Alice, nu! Mamă, Rafale, nu, Alice! Ok, deci din păcate nici nu pot să vorbesc. Spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă mai merită să mai stau în oraș cu copiii ăștia. Adică uitați-vă puțin, eu nu mă regăsesc cu ei. Uitați-vă cât de nebun. Bă, Darcele. Rafa, vino, Rafa, bă, Rafale, bă. Da, ce ziceam? Mă, ce aveți de împărțit unul cu altul? Ce ați pățit? De ce sunteți așa nebuni? Bă, dar nu, că n-avem nimica, nu e așa? Nu e așa, mă, că n-avem nimica. Da, nu-i nimica. Bă, doamne, bă, dar puteți să vorbiți și voi, că la mea, că eu nu vă aud, bă, eu nu vă înțeleg ce vorbiți. Bă, ce, mă, da, ce? Bă, tu dai și mână, fraiere, așa, Alice. Poate vă dau afară din oraș pe amândoi. A, da, Alice, Alice, fii atentă, dar să-l, ce vrea, Alice vrea să ne facă un prank, bă, Alice, noi ți-am făcut un experiment, nu ți-am făcut niciun prank, nu trebuie să ți-ai revanșa, pentru ce să ți-ai revanșa? Noi am vrut să vedem dacă ești o prietenă cu noi și atât, n-am vrut să facem ceva mai mult de atât. Atunci îmi pare rău pentru mașina ta. Cum adică, ce ai făcut? Bă, Alice, bă, du-te, mă, Rafa, de aici, tu te... Vino, uite, Rafa, vino! Mă, unde să vii, mă, ce a făcut? Wow, foarte amuzant, Alice, pentru treaba asta trebuie să-mi cumpere o mașină nouă, nu-i așa? Bă, Rafa, mergi, bă, Rafa! Mamă, bă, Rafa, e un toleac, ia, uite, Wow, foarte amuzant. Bă, nu mă băgam la apă mare, băi, ești nesimțit, dar să le, bă, dar ce am, dar să iar folosește hecuri de alea. Ai, deja, cred că mă mut din orașul acesta, nu vreau să mai stau cu ăștia, că deja, uitați-vă, puțin ce se întâmplă aici. Toate ca toate, dar frigiderul când mi l-a adus, ce a zis? Dar plin cu burgeri vreau, plin cu burgeri. Ce mă, ce frigider visezi? Crezi că îți mai dau eu ție la înapoi? Dar vezi că eu ți-am făcut un bine, mă, că tu și așa, uite-te la tine, mai bine nu mănânci. Ce? Eu zic să-l bagi mari până nu-ți bag eu sabia asta în tine. Bă, ce bine, mă, Darcele, bă, Darcele, ai nebunit, mă, ce, ia, uite că îți bagă frigiderul înapoi, Darcele, tu trebuie să decurgi așa repede la violență, nu-i așa, Darcele? Bă, ce faci? Bă, băi, ce fac? Eu nu fac nimic, uite frigiderul. Mă, da, Darcele, ăsta era frigiderul tău cumva? Nu! Alice, frigiderul lui Darcele vrea, schimbă-i culoare. Dar ce culoare avea? Nu mai știu, schimbă-i culoarea și o să zic că Darcele ce culoare avea, adică, pe bune, îți bagi joc așa de el la modul ce mai serios. Da, asta de fel de Andrei, asta chiar ăla e, că ăla e, ăla era. Asta era, bă, Rafale, dacă nu taci. Bine, gata, șeful. Eu sunt șeful și voi sunteți sclavii mei. Mă, du-te-mă de aici, bă, dar noi ce facem, adică, pe bune, ok, ți-a pus ăsta, așa, roz de fetițe, pentru că ăsta e potrivit pentru tine, dar ia să lași, mă, pe care mi-a pus roz de fetițe? Hai să mergem în parc, bă, hai. Mă, unde pleacă? Bă, voi puteți să vorbiți, bă, deja, nu, că ăștia mă enervează, eu nu înțeleg ce vorbesc ăștia, nu știu, adică, bă, vă știți să vorbiți întreg, să vorbiți până la capăt întreaga propoziție, că eu nu înțeleg ce vorbiți, să vorbiți pe rând, bă, nu să fugiți așa, stați unul lângă altul și răspundeți la întrebări, nu mai evitați răspunsurile. Bă, fraieri, hai, parc odată, hai, taci, bro! Ok, deci mergem în parc acum, super, foarte, foarte amuzant, chiar sunt curios ce se va întâmpla și acolo cu nebunii ăștia. Și eu nu mai am mașină, și acum ce fac? Tu te duci singur, pa! Wow, mai lasă că ți-a zis mașina, în fine, nu mă mai interesează asta. Bă, de fapt, nu, eu chiar nu mai supăr, sincer, nu știu cât o să mai rezist cu copiii ăștia aici în oraș, adică, da, uitați-vă puțin, adică, ce ziceam eu până acum, uitați-vă și la Alice, dar nu știu unde a plecat, sincer, da, a dat și în ăsta lua, da, nu mai am nimic de zis, sincer, pa.
apa. Alex, ia-mă și pe mine, mă, ia-mă și pe... Ale... Mă, ale... Mă, ce... Mă... Doamne... ok, m-ați adus aici la ăsta, m-ați adus în parcul de distracție. Și ce o să facem noi aici în parcul de distracție, oare? Adică, ne jucăm, bun... Ne jucăm, ne jucăm, ne jucăm! Ne jucăm, băi, Alex, unu, hai, hai și doi! Pleacă, pleacă! Ați venit să distrugeți astea pe aici, bă, nu, bă, ne rușinați-le, bă, doresile, bă, doresile, bă, dar chiar ne simți pe bune. Veniți aici să vă jucați să distrugeți astea pe aici. Bravo, mă, wow, ce v-a jucat, băi. Hai la alt joc, la alt joc, că deja nici nu știți să vă jucați. Veniți pe aici, hai, dați-vă, dați. Ia, mă, ia, veniți aici, mă, dați cu pumnul, dați cu pumnul. Hai, Alice și Darusel, dați cu pumnul. Prima oară vreau să vreau să-l văd pe Darusel și după Alice, veniți, mă. Hai, 3, 2, 1 și hai, Darusel, 3, 2, 1 și... Dar să ai spart și ăsta, bine. Bine, dar să le. Ok. Hai, următorul joc. Hai să vedem, dar să le. Hai să dăm la ăsta cu. Uite, uite. A, l-ai reparat, gata, gata. Păi dar nu mai spartem așa. Păi ce fac? Mamă. Alex, rândul tău. Hai, Alex, hai să auzim sunetele de război. Alex, de la tine, 3 2 1 și ia să vedem. Mă, încă o dată, Alex, încă o dată că nu Alex n-a fost nimeni atent. Încă o dată. Hai, 3 2 1 și. Mamă, i-am dat de somn verzit. Uite, ghidat 200 HG, frate. Hai, Rafale, rândul, Rafale, e rândul tău. Gata, rândul meu, acum rândul meu. Hai, 3, 2, 1 și bam, 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 bam. Ai dat 1. Ce 1, mă, bă, bă, ce 1, mă, dar să-l dacă îmi pui fie, adică ia, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Fii atent aici, 999, 3, 2, 1 și ia să ne iasă. Mamă, mamă, opa, opa. 300 HG, frate, ce 300. Ce 9, na, bă, e prea prost, dar să-l iei prea. Bă, Alex, bă, ce... Mamă, Alex, ce forțoasă ești, ai spart și eu ăsta, în fine, lasă-l așa, lasă-l așa. Hai, să-i dăm așa. Hai, 3, 2, 1, și... Ia să-i dăm, ia să-i dăm. Cât de fraier ești. Alex, acum rândul tău, hai, 3, 2, Alex, 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 hai, rândul tău, gata, gata, hai să-i dăm. Egalitate. Bă, fraierilor, amântează la fie, fiți atenți aici cum să dă real, pe bune, adică până sus de tot, până sus de tot, până... Ia stai, hai, și bam! Bă, dar tu suntem la fel de pro, mamă! Bine, hai, de bine! Alex, ești obligat, ești obligat, acum e rândul tău, Alex. Dacă nu dai 100%, Alex, ai ieșit din joc. Dacă nu dai 100%, ai ieșit din joc. Acum este rândul tău, Alex, mă, ce... Uite-te, dar să le... Vezi că asta scanează cu atenție. Ia, ai ieșit din joc. Dar să le, acum dai tu, dai, dai tu din nou, că mă obligi. Trebuie să mă obligi, dar să le... Hai, 3, 2... 3, 2, 1, și... Ia, fii atent, 3, 2, 1, și... Dar să le, ești obligat, ești obligat, dar să le... Dacă nu o să dai, dacă nu o să dai până sute, dar să le, ai pierdut, gata, hai. Și dai! Ia și... Stai! Da, foarte amuzat, dar în serie, chiar așa a fost, în fine, mă, ok. Deci, ia stai, hai să luăm și noi puțin loc aici, hai să stăm și noi puțin de vorbă, că vreau să mai vorbesc ceva cu voi. Puteți-vă aici, mă, dar să le, mi se pare că Alex se comportă prea ciudat, sincer, dar atunci dacă l-am tenit... Hai o dată, Elice, hai, mișcă, mișcă! Nu, scuze, m-a sunat cineva de aia, de aia. A, te-a sunat Gagicu David, nu-i așa? Ce, mă, bă, duceți-vă, nu, eu că eu plec, pa. A, pleacă, așa, bă, lasă-l, dar să le, mă, dar să le, bă, dar asta chiar are un Gagicu, uite-te, bă, dar să le, dar nu se pare că de când l-am întâlnit pe băiatul ăsta se comportă foarte ciudat în ultimul timp? A, bă, adevărat, true, it's very true, it's very true, it's very true. Ai luat d-astea pentru engleză, nu? Ai luat cursuri d-astea pentru engleză, nu? Ești profesionist, cum ar veni tu, nu? Da, bă, Rafale, ies, Rafael J.K. Bă, dar să le, la modul cel mai serios, trebuie să mergem după Alice, că nu știu unde s-a dus, mă, asta chiar a plecat acasă, mă, ce-o face, mă, Alice, sau unde-o fi, mă, Alice, bă, că deja mă și nervează, sincer, mă, unde-o fi, mă, Alice, mă, pe bune, adică nu e nică... Mă, ce? Ce? Dar să le, tu ai auzit-o. Hai, hai. Zombie! Cine e, mă? Nu e nimeni, bă, doamne, ai nebunii, mă, dar doamne, bă, uitați-vă puțin. Rafa, vino! Rafa, vino, e zombie! Mă, e o jucărie ăsta, ce e zombie? Ia stai, dar du-te lângă el! Da, mă duc, da, mi-ai dat tu, wow, dar să le dai tu, wow, cât de amuzant ești, dar să le, că e o jucărie. Wow, mamă, cât de amuzant e, în fine, ce se întâmplă aici? Bă, ce sunt cu... Alice, unde ești? Alice, uite-te puțin ce e aici. Bă, dar să le-am crezut că glumeai. Bă, ce se află cu zombii ăștia în apă? Bă, ce faci? Bă, Alice, nu sparge! Alice, nu sparge!
Ia bagă-o pe Alice, ia bagă-o acolo înăuntru. Ia să intre mă, Alice, stai cu mine, ia să se bate cu zonă. Ok, da, deci de asta se pare că sunt aici cu nebunii. Ceea ce este foarte bine că Alice, până la urmă, totuși m-a lăsat să stau cu ea în casă. Până la urmă, nu m-a dat afară din casă, dar într-un fel nu o să mai stau, pentru că deja i-am zis lui Alice că a fost un experiment. Până la urmă, ea a spus că nu știu ce, că a fost o... că practic a crezut că i-am făcut un prank, i-am făcut... Mă, ce vrei, mă, dar... Da, foarte amuzant. Dar Rusel, până la urmă, ceea ce voiam eu să spun, uite că vin și ăștia. Dar Rusel, uite mă, i-ai băgat aici să vină la astea, la curse în fire, nu mă mai interesează asta. Mă, dar Rusel, ok, gata, ok. Acum te... Mă, ce faci? Mă, ce... Da. Dar să, mă, dar să le vreau să te întreb câte magii mai înveți și tu. Ok, deci deja se pare că dar să le mă și enervează la modul cel mai serios, dar să le poți să mă arăți puțin în pace că vreau să vorbesc și eu cu lumea. Adică, wow, Alice, mă ce da, nu mai am nimic de zis, dați acolo un like, deja mă și enervează copiii ăștia. Alice, ai ceva de zis de final? Da, am de zis, vreau să nu mai spune nimeni de David, da? Pa! Ok, toată lumea să scrie în comentarii Alice plus David. Darusel? Așa! Bă, Darusel, uite un burger în apă, fugi după el, repede, burger în apă, Darusel! Darusel! Acolo, bă, nu, nu, nu! Burger, burger, stai, stai! Acum tu ești burgerul meu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.